Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Nimeni nu deblochează un buget care unor e 10.000 de euro sau 15.000 de euro ca să trimită niște jurnaliști să facă ceva dacă nu are mize. Și atunci asta însemna că lucram pe subiecte grele. Grele însemnând droguri, crime, prostituție. E frumos jurnalismul, să știți. Adică orice v-ar spune altcineva. Da. Eu e o meserie care te răsplătește frumos. Dar e foarte frumos să suni oamenii dimineață să vezi pe unde îi prinzi. Sigur că și aici există o mică regie. Mi-a spus că să-l sun când am citit absolut toate cărțile și mi-a închis. Și mi-a spus, dumneavoastră aveți capacitatea de a citi inconștientul celuilalt. Ai dat interviuri în scris? Da, de astea, da. Păi, dar nu se leagă lucrurile, că tu răspunzi ca la oracol, la o listă de întrebări, nu pot. Dacă ar fi să spun care interviuri sunt mai dificil de făcut pentru mine, aș spune că întotdeauna e mai complicat să lucrez cu actorii și tot 10 ani am făcut reportaj de la TIF. Așa. Și parcă m-aș cam opri. Mai avusesem experiențe neplăcute cu postul public și până la urmă atât m-au rugat că am zis bine, în regulă, vin. Deci ai dus la interviu, te-au rugat, nu știu ce, doamna a luat interviu, a venit cineva, a zis, bă, nu, domnul n-are ce căuta aici. Preocuparea pentru client e mai mare cu cât folosești mai multe cuvinte diminutivale. Bine, dar eu nu rămân cu gândul de a-l răcâi pe Radu, da? A, nu, aici sunt nerăcâibil. Hai să spun un banc de care nu o să mai ai parte. Nu râde, de ce râs? Nici n-am apucat să zic. Început abrupt, da. Și că, știi, să-ți fie rușine mitică că iar ai venit beat acasă, știi? Așa. La care mitică spune, în fapt, m-au adus niște prieteni. Ok. A rezolvat simplu. Deci n-ar trebui să fie chiar atât de rușine. Da. Da. Să dau și unul. Da. Păi... Un profesor universitar ajunge ministru al educației și aduce într-un magazin de ăsta mai mușel așa și a niște cravate. Îl ajută vânzătorul și care îl recunoaște normal și la sfârșit ministrul vrea să-i dea ceva pentru străduință, pentru amabilitate și vânzătorul spune nu, ministru, am fost eu, țineți-vă bani, am fost și eu profesor universitar, știu ce greu e. Okay. Se duce la raionul următorul și ia cămăși. Și acolo un om amabil, nu știu ce, vrea să-i dea lui ceva pentru amabilitate. Ăla îi spune la fel, domnule ministru, țineți-vă banii că am fost și eu profesor universitar, știu că e foarte complicat. Bun, își ia el ce mai e de luat, iese și vede un cerșetor. Și vrea să-i dea lui niște bani și îi spune să nu-mi spui că și tu ai fost profesor universitar. Cerșetorul zice, nu, eu sunt profesor universitar, dar am o fereastră. Dar asta e un banc vechi. Acum e vechi, s-a mai dres un pic. S-a mai dres, nu peste tot. N-ai vrut să fii profesor universitar de-a lungul vieții tale? Nu, niciodată. De ce? Niciodată, nu știu, nu mi-ar fi stat bine, nu. Domn profesor, de unde știi că nu ți-ar fi stat bine? Păi am fost profesor la gimnaziu și liceu 4 ani. Da. Ceea ce am vrut să fiu. Ai vrut să fii acolo, da? Da. Bine, n-aș fi vrut să fiu, adică dacă aș fi putut alege, n-aș fi ales neapărat un loc la 500 de km de casă. Dar universitar n-am vrut pentru că nu mi s-a părut că mi s-ar potrivi sau că aș fi eu la nivelul acela. Acum vorbesc foarte serios. Mie mi se părea că îți trebuie o armătură culturală cu totul aparte ca să ajungi acolo. Și sigur că face parte din obiceiul meu de a înălța pe podium oameni sau instituții care nu merită neapărat să stea acolo. La fel, înainte să ajung profesor la Făget, înainte să ajung student, de fapt, nu mă imaginam în ipostaza studentului. Mi se părea ceva neverosimil pentru unul ca mine. Adică studenții mi se păreau ceva între pământ și cer, dar mai aproape de cer decât de pământ și nu credeam că o să ajung vreodată acolo. Îi idealizam, îi hiperbolizam, îi transformam în niște creaturi cu care nu prea aveai cum să te compari. Da. Dar universitar n-am avut ambiția niciodată. Chiar nu puteai să-ți găsești cum era atunci, în anii 90, să-ți găsești un post de asistent acolo, preparator? Nu-mi dau seama. Mă, nefăcând niciun efort în sensul ăsta, habar n-am dacă ar fi putut sau nu. Da, am mai povestit că la sfârșitul 89, începutul 90, m-am bucurat că s-a primenit
educația, a venit un ministru cu deschidere europeană, Mihai Șora, nimeni altul, și domnul Șora a spus că se termină cu dosarele și se va lucra în orizontul competenței, ceea ce pe mine m-a bucurat. După care am aflat că orizontul competenței era tot un fel de dosar în care eu, la vârsta aceea și cu încadrările didactice aferente vârstei, nu aveam nicio șansă din plecare. Am mai povestit, cred. Dacă aveai gradul 2, aveai 25 de puncte. Dacă aveai gradul 1, zic așa la nimereală, aveai 35 de puncte. Dacă aveai definitivatul, aveai 15 puncte. Eu, la vârsta aceea, nu puteam să am altceva decât definitivatul, pentru că trebuia să treacă 5 ani sau 4 la excepțional ca să poți da gradul următor. Pe urmă, dacă aveai un părinte suferind sau în întreținere, bolnav, sau un copil cu handicap sau alte lucruri de genul ăsta, aveai nu știu câte puncte. Dacă nu aveai, aveai 0 puncte. Eu n-aveam copil deloc. Iar ei mei erau buni zdrabeni. Prin urmare, dacă stai la concursul de competență, n-aveam nicio șansă și m-a vizitat destul de fugar ideea de a reveni în învățământ, pentru că reveneam în ceva care deja nu mai semăna cu ce fusese odată, nu că aș fi regretat timpurile de dinainte, dar îmi dădeam seama că ar fi complicat și că mi-ar lua mai mult timp decât îmi luaseră cei 4 ani și ceva de la Făget, și între timp eu mă îndreptam deja spre direcția asta de om care traduce și cochetam și cu scrisul încet, încet. Dar, da, știi cum e, competența aveți? Da, ia să văd dosarul. Cam duceți așa, da. Un dosar. Hai să zic unul care ți s-a întâmplat, sigur, știi? Cu generalul care vine în inspecție la corpul de armată, în unitate. Cu prezentați acolo. Arma? Nu, cu... Ia să văd cât de curat e pe aici, nu știu. Pe ăsta, cum se cheamă, de adunare, pe care o de adunare? Pe platou, de adunare, așa, și... la un moment dat vede un chiștoc de țigară la care generalul, foarte nervos, se duce spre el, arată cu degetul în șoș și zice: un chiștoc de țigară, ăsta al cui e? Care sergentul, caporalul ce era acolo, să pleacă, să uită așa cu ochii mari la el, zice: să trăiți, ăsta e al nimănui, puteți să luați dumneavoastră. Încerc să-mi închipui ce-a urmat. Da. Să bănuiesc că vine din vechea armată când n-aveau țigări, nu? Posibil. Ei, uite să știi că eu am făcut vechea armată. Știu că de asta zic, că tu ziceai că te-a obligat să te apuci. Eu m-am apucat din greșeală, da. Adică am luat în serios și la propriu un îndemn cu iz de ordin al unui plutonier. Că eram în prima sau a doua zi de armată, abia venisem acolo. Și ni s-a spus... Stați pe bancuți și fumați o țigară. Da. Zis, asta e. Da, să știi că erau țigări, deci la, cred că și asta știu, mai povestit. Știu, mi-ai zis că erau țigări la Constanța, tipuri. Da. În chioșcu unității? Da. Nu la Constanța. În chioșcu unității erau țigări bulgărești, coreene, albaneze, patru voi feluri. Voi erați privilegiați așa, știi că... Privilegiul ăsta să-i vezi pe alții cum se duc la mare și tu stai închis la copcă... De acolo s-a născut și cântecul: stau închis în unitate, fac târâși pe coate. Da, nu mai știu că de acolo. Fac sectoare și plantoane, da. Până la liberare. Da. Formația generic, 1980. Da, exact ceva. Când am ieșit eu din armată. Era pentru voi ăștia, teriști. Da. Dar așa, pe vremuri... Știți, eu sunt de la termen redus. Lasă că mai redus ca mine nu ești. Pe vremuri era greu cu țigările astea străine înainte de 80. Da. Să găseau... Da. Era valută, da. Snagov. Știu, Amiral. Golf. Amiral. Da. Mă trimiteau ăștia mai mari să cumpăr țigările. Mai erau unele care... Kentul românesc, Cismigiu. Erau albe și lungi, așa. Cismigiu, da. Mărășești era, da. Mărășești era pentru heavy smokers. Heavy smokers, da. Era și Carpați, da. Era. Carpați, pachet alb cu verde, Mărășești, de Sfântul pachet... Gheorghe, ăla era recomandat. Ăla era important. Carpați de Sfântul Gheorghe, că nu luai orice Carpați. Cred că Moțu Pitiș, după 90, a fost reclama ambulantă a Carpaților de Sfântul Gheorghe, pentru că el fuma Carpați și spunea: bă, de Sfântul Gheorghe să fie. Da. Și Maraseti. Adică Mărășești. Așa scria pe ea? Noi așa le spuneam. La Maraseti? Da. Eram și noi cosmopoliți în felul nostru. Bine, atunci nu fumam. Da. Dar, și am avut pauze mari. Astea erau fără filtru, să spunem. Mărășești, da, și cred că și naționale. Da.
Da. Și mai existau naționale, da? Existau atunci, da. La un moment dat au reapărut, parcă, după 90, că am văzut pe la mine, pe la editură, am văzut pe cineva, dacă nu cumva așa? Au tot nălucire, fumând plugar. Plugar, așa mi se pare, plugar. Da, după plugar. Da. Da. Dar profesorul cu care am făcut eu română, meditații la română, înainte să dau la matematică, a fost rugbyist, Mircea Brătucu, tip absolut splendid, așa, pufăia numai naționale. Serios? Da. Este așa? Și fuma în lanț. A trebuit să vă închipuiți. Cum... Erau, iartă-mă, un birou ăsta tapetat cu cărți, cu ediții din fundațiile regale și în penumbră era o veioză a plecat asupra biroului unde stăteam noi față în față, în rest era întuneric. Și toate exemplele lui erau cu Georgescu. Gabi Masaci, cu care am fost ulterior coleg de an în facultate și care a făcut tot cu domnul Brătucu, când ne-am cunoscut și ne-am dat seama că am avut același profesor, mi-a spus chiar Georgescu. Deci asta era un fel de parolă. Da. Toate exemplele au cu Georgescu. Nu știu de ce îi plăcea numele ăsta. Da. Ții minte cum stătea fumul de țigară în anii 80-90 în ambientul nostru? Adică da, era peste tot să fuma... Sigur. Fuma în avion. Fuma în avion în vagonul de tren. A, da. Nu în cușeta respectivă, dar în vagon pe hol, trebuia să ieși. Trebuia să ieși, da. Iar bine, acum, în anii 2005-2010, afară, e adevărat, în Cehia, Austria, erau vagoane de fumători în continuare. Da. Să știi că am repetat experiența, deci după 2010, în China, tot așa, ai numai anumite camere în care faci așa, chestiunea asta pe aeroport, de exemplu, și te duceai la camera de fumat și mergeai așa prin aeroport și intrai în camera aia unde se schimba aerul. Evident, da. Mulți chinezi, ce să fie. Ciudat. Așa. Măi, era un fum, mi-aduc aminte și acum, dar nu e... Și după asta ieșeai de acolo, nici nu era nevoie să fumezi. Erai, luai o gură, inhalai și plecai. Și da, cluburi... niște acvarii punitive, așa, oare, ca și cum te duce să îi spășești. Cred că mai sunt și acum. Sunt și la noi, da? Da. Eu nici măcar nu mai văd. Nu, ele văd, dar ne mai fumând. N-am treabă cu ele, nici înainte, când eram în aeroport, ori fumam afară, ori mă abțineam, dar în acvariile acelea unde nu mai avea aer, era un substitut, era bioxid de carbon, de fapt, n-aveam curaj să intru. Am fost la o întâlnire, cred că am povestit la un moment dat, cu un jurnalist american venit aici la București și oamenii se tot ridicau de la masă, era o masă mare, ți-am povestit? Era o masă mare cu mulți jurnaliști de-ai noștri și cetățeanul american, cel de la Boston Globe, care a făcut Spotlight, după care a ieșit filmul. Și omul tău a întrebat la un moment dat, după vreo oră, când toți se ridicau pe rând și plecau, dispăreau de la masă, a întrebat unde să duc colegii. Și i-am spus, colegii să duc să fumeze. Să fumeze! Ce mai există? Ce arhaism, N-am mai văzut oameni fumând. Spune el, unde a devenit un gest în America de te scoate în afara civilizației și a spus, băi, eu vin dintr-o lume în care în redacție, să dai seama că arăta o redacție americană, el e un om de aproape 80 de ani. Okay. Deci a luat jurnalismul de acum 60 de ani, cum putea să arate o redacție... Da. Pe vremea Watergate-ului. Da, exact. Woodward. Exact, acolo era numai fum. Asta voiam să salut, că e o mare victorie a societății noastre și înțeleg că acum și tutunul încălzit, adică vape-ul, va fi scos din restaurant, adică nu mai poți. Vezi că sunt oameni care fumează vape în restaurant, că nu se consideră. Știu. Și la miroase îngrozitoriu. Da, nici pe mine nu mă încântă. Acum, eu decât să practic așa ceva, mai bine mă abțin cu demnitate. Da, acum nici nu aș mai avea voie, adică asta mi-ar trebui să mă reapuc. Da. Dar nu sunt tentat deloc. Nu. Mi-am făcut plinul. Da, m-am visat acum câteva nou sfumând, nu știu de ce. După atâția ani. Da, dar stai tu, de când te-ai lăsat? De 11 ani. Tot 11 ani? Da. Și eu. Da. Am fi fost vorbiți. Am fi fost vorbitorinci înainte de a ști. Da. Păi da, am început lung, cum ne este obiceiul, și o să continuăm pe parcurs. Haideți să începem acest podcast. Salutare, prieteni vorbitorinci! Salutare, Radu Paraschivescu! Te salut, Cătălin Striblea! Bine ați revenit la Vorbitorinci, ediția numărul 79. Dacă... Troleibuzul.
unde duce? Ca troleibuz. Se plimbă pe la mine pe acolo, prin Titan. La tine, da. Da, și deci pe partea de est. Da. Face legătura dintre est și centru. Dacă puteți să ne dați, că trebuie să spun asta mai des, dacă puteți să dați like-uri, share-uri și subscribe la ceea ce facem noi, ne-ar ajuta foarte tare pentru că văd și alți oameni, micuța noastră comunitate culturală. Căci asta întreprindem aici. A fost Paul Angelescu de la ProTV la emisiune la România în direct și mi-a zis că ne ascultă pe baze culturale. Ascultat episodul cu Dumitru Gorzo și am fost foarte bucuros așa, știi? Da. Și uite că mă bucur că le introducem oamenilor diverse idei în viață, le prezentăm oameni, că facem o manifestare culturală din asta și că putem să povestim toate lucrurile bune și mai triste care ni se întâmplă. Da. Și să suscităm reacții de tot felul, să nu înțelegem că am culege doar elogii, nu? Nu, vorbă, nu, ce, poate să... Dar primim propuneri, unele dintre ele chiar bune, chiar interesante, și idei și propuneri de nume, de invitații aici. Mai primim și cât un bobârnac din când în când. Da? Ți s-a întâmplat? Nu, mă uit la comentariile de pe YouTube. Adică... Nu vrei să ne iubească toată lumea. Am fi smintit să credem așa ceva, dar mă gândesc care e argumentul pentru care unii oameni formulează judecățile pe care le formulează. Sigur, sunt criteriile lor, sunt impresiile lor. Noi suntem supuși judecății publice, însă câteodată recunosc că mă cam întristez. Am trecut repede, adevărat. M-am întristat, de exemplu, când, după ce am recomandat cu tot entuziasmul o carte aportată la Curtea Veche, nici măcar la Humanitas, domnul președinte al lui Miguel Ángel Asturias, cineva ne-a scris că îmi plac dictatorii. Așa ți-a zis? Da. Adică, nu, mie mi-a plăcut cartea aia care este a unui autor de Nobel și care era o carte care fotografia exact spațiu dictatorial și beneficia de o traducere nouă, absolut splendidă. Că țin minte că m-a marcat traducerea de la prima frază, este diamant pur. Dacă tu din asta înțelegi că mie îmi plac dictatorii, tu știi că, distanța e un pic cam mare. Da. Lumea e diversă și nu trebuie neapărat să le iei pe toate. Nu, că nu le pun la suflet. Le iei și răspuns? A, nu. Mă mir. Nu mai fac de asta. Am primit altele ceva mai aspre. Și mi-am văzut de treabă, nu că mi-am dat seama. Asta e un nou nivel. Să știi. Astăzi la Vorbitorinci vom vorbi despre toate cele pe care le știți. Așa. Adică avem și fotbal și Aleșul Cel, avem și cărți și neașteptări, poate un pic de îngrijorări sănătoase. Și o să vină Dia Radu, jurnalistă și scriitoare, care o să vorbească despre întâlnirile și experiențele sale în munca asta, pornind uneori chiar și de la o fotografie, să spunem, povestea asta. Dintre minunații noștri intervievatori. Sunt câțiva. Din fericire, nu atât de puțin cum credeam eu cu niște ani în urmă, dar pe măsură ce îi descoperi și îi vezi și îi citești, îți dai seama că specia asta are câțiva oameni de elită la noi, indiferent că e vorba de jurnalism cultural, de jurnalism politic, sunt oameni care stăpânesc tehnica interviului, care știu să nu fie bățoși și care, foarte important, știu să asculte. Și nu vin, sau mă rog, vin cu un set de întrebări, dar în momentul în care discuția pleacă într-o direcție, ei nu se țin de setul lor de întrebări. Nu se țin Gaia Mațu. Exact. Se duc cu invitatul și sondează mai departe și preiau de la el un răspuns și transform și găsesc o nouă întrebare. Pentru că știu și genul ăsta de oameni care și-au făcut 15 întrebări și... Invitatul răspunde la a doua întrebare, care nu are nicio legătură cu a treia întrebare, răspunsul, dar el continuă cu întrebarea a treia pentru că așa are pe listă. Asta nu e un interviu și rezultatul e discutabil. O să ne auzim cu Dia Radu ceva mai acuș, dacă pot să spun asta. Da. Să trecem expresia asta la explicații, explicăm mai încolo, a se ține Gaia Mațu? Nu știu de unde vine, știu că sau o ține Langa. Acolo. Traducere, da. Eu să mă duc eu la fiul meu să spun, știi mă ce înseamnă Gaia Mațu? Ține langa. Da, era langa. Sună mi-a sfințit langa. De la pășune tacticoasă.
Asta a fost un sketch memorabil al anilor 90, mm-hmm. Oare s-o mai găsit pe undeva? Păi cred că da, din moment ce se găsește și sketch-ul cu Caragiu și Diaconul, cu Viața e sursa, cu fabulistul, Diaconul era fabulist și angajat la întreprindere și el satiriza, ironiza într-o fabulă chiar pe director, care era Caragiu. Și e un monument de interpretare. Și rolul lui Diaconul e bine jucat. Adică poți avea obiecții față de el ca, știu eu, prestație politică, însă ca actor, bun. Bun, mai zic de Caragiu. Caragiu a fost unul dintre oamenii cei mai dragi. Eu l-am văzut și la Ploiești. L-am văzut în Tachi Iancheș Cadăr la ai Ploiești. Ai fost la Ploiești, mic, da? Da, ai mei aveau niște prieteni acolo și am fost și l-am văzut pe Caragiu jucându-l pe Ianche, care e rolul cel mai complicat din piesă. O minune. Da. Uite, eu am fost și l-am văzut pe domnul Iureș zilele astea. L-am văzut și mai de mult în ce spui la tu. Act, la Rosto. Ți-a plăcut Rosto? Da. Excelent jucat. Și are doi parteneri, Dan Rădulescu și Ionuț Toader, absolut minunați, cu o mobilitate fantastică, au jucat mai multe personaje. Bine, cum spunea stimata Popeasca, ceva să vină la noi în program, domnul Iureș e un semizeu, așa, știi, și plutește. Și semizeu fiind, te-a convins printr-o formă de hipnoză să cobori în subsolul de la act. Andy Vasluianu m-a convins. Știu, da. Așa. Acum, da, pentru că mie mi-e frică de... De subsolul. Și când fac daruri. Deci, lucram la un radio în Vaslui acum 30 de ani, care era, cum se făcea, în vârful unui bloc tur. Așa, da. La data respectivă, ca să fie mai aproape de antenă. Și ca să vii la radio, trebuia să urci cele 13 etaje, fie pe jos, fie cu un lift amărât din anul 1992-93, ca să urci acolo. Și liftul ăla, din când în când, avea un defect care te cobora la subsol, subsolul acelui bloc, care pentru mine era o chestiune îngrozitoare. Înțeleg că acolo erau oameni care își puneau ei murături, chestii, nu știu ce, dar erau locatari care probabil știau. Și de câteva ori, liftul m-a coborât. În loc să te urce. În loc să mă urce, sau când cobora, nu s-o oprea drept la parter. Se ducea într-un subsol foarte adânc, așa. Nu există experiență și știam că mă duc acolo, trebuia să deschid ușile, că vedeam că trece de locul cu pricina, trebuia să deschid ușile, acolo era un întuneric negru, așa, și trebuia să le închid la loc ca să pot să pornesc din nou. Băi, era ceva absolut traumatizant. Ăștia toți râdeau de mine, dar pentru mine ideea de a coborâ cu liftul în chestia aia, și oamenii îmi spuneau, bă, aici e un subsol, înțelegi, unde, nu știu. Puteai să cobori pe jos, că e mai ușor decât la urcat. Ca să scap de spaima asta. Bună observație. O să mă gândesc de ce n-am făcut-o. Nu ce apă în cap. Probabil că de uneori am și coborât. Da. E o altă țăcăneală. O aveam. Am avut-o cam, nu știu, jumătate de an, ceva de genul ăsta. Aveam sentimentul ca să vezi cum poți să o iei razna fără nimic care să provoace așa ceva. Am avut uneori ideea proastă că liftul ăla scapă de sub control, eu apăs pe etajul 3 sau 5 sau așa și el iese din bloc. Destrăpunge tot și se duce undeva. Da, nu se știe unde și nu se știe ce se întâmplă când ajunge în punctul de unde pică. Precum vehiculul spațial al lui Musk. Ăsta o fi, nu știu, eu nu mă ocup. Nu, sunt virgin la capitolul Musk. Da, așa. Dar aveam această scenă de SF distopic și care mare ca protagonist. Adică urcam în lift cu minte, fără bagaj. Așa. Mm-hmm. Apăsam tot cu minte pe un buton și liftul se ducea unde voia el. Plecasem de la domnul Iureș. Da. Admirabil. Și bine că n-am lift. Admirabil în piesa sa. Piesa e un caragiale. Sigur, adus un pic la zi. Adus un pic la zi, de Alexandru Dabija. Rosto, să spunem că e Mariu Chicoș Rostogan. Rostogan, da. Pedagog de școală, nu? Așa. Și se adună mai multe personaje acolo și cred că sunt cam toate schițele lui Caragiale despre educație, nu? Cam asta ar fi, care sunt puse cap la cap și rezultă o poveste. Cu o scenografie
foarte ingenioasă. Asta e, cred că ăsta e cuvântul, făcută tot de Alexandru Dabija, înțeleg. Și acum am să zic, e minunat pentru că e Marcel Iure și știi cum e acolo. Stai la un metru la de intim, el. Exact, exact, exact. Deci am avut, n-am mai povestit asta, cu ei fi povestit. Bine invitatul? Da, 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 dar tu povestește, că eu îi dau mesaj. Da. Nu mai trebuie să vii. Da, în care eu am venit la ACT și înainte de asta am mâncat ceva cu usturoi. Am uitat că spațiul ăla e intim și că poți să te trezești la jumătate de metru de Iureș, ceea ce s-a și întâmplat acum eu cu Marcel. Ne cunoaștem, da. Marcel. Și a trebuit să-mi țin respirația sau să nu știu, să fac cumva, să camuflez cumva efectul odorific. Ca să știm, nu și mai noi știu. Sfaturi pentru alte situații nu de mai viață. În orice caz, bine, eu mă gândeam, zic, o să, în timp ce vorbește, o să se uite la mine, o să strâmbe din nas, o să-mi facă cu ochiul. No, evident, el era în rol, eu puteam să mă dezbrac acolo sau să chiui, pentru că nu s-ar fi întâmplat nimic. Da, știu că mi-a plăcut, într-adevăr, mi-a plăcut rostul. Eu am văzut destule piese acolo la ACT și sper să mai ajung cât de repede. Da. Am fost la Tiger Lilies, în schimb, care nu e la subsol, e la Hard Rock Cafe. A fost pe 10 martie. Da? Mm-hmm. Minunat. Cum? Povestește-mi. Asta e o trupă pe care tu ai așteptat-o. Pentru Thousand Violins și n-a cântat-o. N-au cântat-o. Ai spus, bă, veniți aici fără să... Da, au cântat lucruri foarte, foarte bune, foarte dure, unele dintre ele blasfematoare. Blasfemator, cel puțin unul dintre cântece, care se cheamă Banging in the Nails și care cred că a fost compus și cântat prima dată într-o stare departe de firesc. Da? Pentru că primul vers este I'm crucifying Jesus. I'm banging in the nails. Greu să accepți așa ceva, dar ei fiind englezi și fiind excentrici și fiind în răspărul tuturor modelor muzicale, au reușit să reziste cu cântecul ăsta și cu multe altele. Sunt unele cântece teribil de sensibile și care îți merg la pit palac. Asta ți s-a părut un tip de blasfemie. Atunci trebuie să vezi ăsta, începutul stand-up-ului lui ăsta celebru, lui C.K. la București. Tu știi că eu nu rezist la stand-up. Păcat. N-am organ pentru așa ceva. Nu păcat. Știu, deci, păcat, sunt momente foarte... E pierderea foarte, mea, probabil. Sunt niște momente foarte bune. Dar lui C.K. începe exact cu lucruri din Biblie, cu așa ceva și... Dacă ăsta ți s-a părut, asta e poezie ce face Tiger Lilies. Închipuiesc că lui C.K. a luat-o foarte abrupt când a început. Da. Ori era Jesus, nu mai țin minte dacă era chiar Iisus sau cineva de lângă Iisus, dar așa și-a început numărul de la București. Te înverzești, după aia râzi, după aia te înverzești, după aia râzi, după aia zici... Te uiți în jur să vezi dacă râzi și alții. Auzi că e sala palatului, râde, știi? Bă, asta e convenția, știi? Am venit aici să râdem. Da. Noi nu sunt bigot și nu vreau să par altceva decât sunt, dar mi s-a părut ceva un pic dincolo de granițe, însă spectacolul splendid, au cântat atât de frumos, au stat la autografe, au stat la poze cu toți cei care au vrut să facă poze, a fost un concert de toată isprava. Da, mi-a plăcut și e greu să ții un spectacol între cu vocea aia de castrati soprano pe care o iei, un cabaret, să spunem că e o muzică de rock cabaret, greu de cântat, nici de compus nu cred că e foarte ușor, dar mi-a plăcut. Dacă mai vin aici, la Hard Rock sau în altă parte, mă mai duc să-i văd. Păi să fie bineveniți, zic. Dar unde a fost? La Hard Rock? Au fost? La Hard Rock, da. Și am mai făcut lucruri și tu și cu mine. Pe unul l-am făcut împreună, aveam premieră de lectură. Da. Păi să zicem, ai să carte? Zicem. Nu, n-ai nu, ieșit nu am încă. Că, n-a apărut. Uh-huh. A apărut în schimb altceva, dar am făcut o avantpremieră din Libertatea de depresie, care este o carte care o să apară prin mai și o să aibă o lansare la Bookfest sâmbătă 1 iunie, când e finala Ligii Campionilor, dar nu se suprapun. Din fericire. Ora mea de lansare e undeva între 1 și 3 după amiază. Să-mi trec aici? Da,
Da? E sigur? Îți mai spun, de atunci. Nu, până atunci. Așa, tu ai avut gentilețea să vii să purtăm un dialog despre câteva dintre textele de acolo și despre ce vrea să spună cartea asta de fapt. Ai mai făcut niște lucruri, dar până un alta, până ți-aduci aminte sau până le... Da, eu spun, hai să vorbim despre carte. Bourneville este ultima ta traducere. Da, e o carte care a apărut de câteva zile, 3-4 zile în librării. Este o carte a lui Jonathan Coe, apărută la Polirom, în colecția Biblioteca Polirom, redactată de cel care se ocupă de colecția asta, de prietenul Dan Croitoru. Dacă e să mă laud, spun că e a 8-a carte a lui Cău pe care o traduc. Una e pentru copii, Oglinda Dorințelor. Dar tu îl știi pe el? Ne-am cunoscut. Da? Ne-am cunoscut în 2006 când a fost o lansare la Cărturești, lângă Cinema Patria, lansare a volumului The Close Circle, Cercul Închis. Atunci l-am cunoscut. Și i-am scris odată ca să-l întreb de adresa de mail a agentului lui literar, o doamnă, Caroline Wood. Și, da, i-am scris lui, mi-a răspuns imediat, dear Jonathan, dear Rod. Că de obicei se face invers, adică da, cauți prin agentul literar. Știu, pe aia l-am depus întrebarea agentului, da. Am primit răspuns și de la agent. E un om absolut firesc, adică mai care face tot felul de declarații despre care nu știu dacă sunt în glumă sau nu. Bună oară, la o întâlnire cu cititorii parizieni, a spus că Middle England, pe care tot eu l-am tradus acum, nu știu, 3 ani, a fost scris pentru că i se făcuse dor de personajele din Clubul Putregaiurilor și din Cercul Închis. Și la un moment dat a zis, dar de ce să le îngrop? Da. Nu mai bine le mai pun niște decenii și le readuc aici. Când în Middle aveau England. Atâta treabă. Da. Culmea e că sunt câteva personaje, nu doar din Middle England sau din trilogia aceea, ci și din Expo 58. Asta vreau să întreb. Care asta apar. Asta. Nu, asta e o carte de sine stătătoare. E de sine stătătoare, de da? Sine stătătoare. Bourneville este un cartier din Birmingham, Coe este din Birmingham, la fel ca David Lodge, și este un roman despre Anglia surprinsă în 7 episoade, începând cu Ziua Victoriei din 45, trecând prin finala de Cupă Mondială cu RFG din 66, trecând prin înscăunarea reginei Elisabeta din 53, mi se pare, nunta prințului Charles cu Lady Diana, moartea sau mormântarea și înmormântarea Diana Spencer și oprindu-se în pandemie. Dar e tot așa o carte pe mai multe planuri, cu glisări în timp și în timpul verbal, cu mici apropouri muzicale, pentru că Jonathan Coe e un mare amator de muzică, nu doar de muzică pop-rock, ci ca Nick Hornby, ci și de muzică clasică. Aici sunt niște trimiteri la muzica clasică, după cum e un mare cinefil. Sunt și trimiteri la filme, cam în toate cărțile lui există trimiteri la cinematografie. Aici, întâmplător, pentru că e vorba de Anglia care traversează deceniile, ai niște pagini foarte frumoase despre integrala James Bond, la care nu te aștepți. Dar este o carte minunată, e o splendoare. Eu sunt amorezat de scrisul lui și am promis că nu mai traduc decât dacă... Asta e după ce ai promis? Asta e predată asta vară. Ah, ok. Da, bine, ai fugit așa cu Jonathan Coe, n-am apucat să spunem despre ce ai scris, adică Libertatea de depresie. Libertatea de depresie, o carte de texte, de observație critică, despre ceea ce ne înconjoară și nu sună și nu miroase bine. Sunt 4 părți. În texte despre politici, despre sport, despre mentalități, da. Despre proaste obiceiuri, despre personaje care merită prinse în peniță vreme de 2-3 pagini sau 5-6 minute. Da, despre tot felul de lucruri. O bună parte din texte
nu sunt publicate anterior pe niciun site, prin niciun ziar și pe nicio revistă, sunt scrise pentru acest volum. O secțiune care este secțiunea a treia din carte și care se cheamă Viața mea prin studiouri povestește niște întâmplări ale mele trăite cu diverse la diverse televiziuni. Care nu sunt din alea așa vesele, știu să vă pun ce glumă am făcut eu. Și recunosc că și plimbările noastre prin țară ca vorbitorinci și întâlnirile noastre cu publicul au inspirat trei dintre aceste, dintre textele care există în prima secțiune, Imagini de ieri și de azi. E vorba de întâlnirile de la Galați, de la Iași și de la Timișoara. Am să spun că această carte o să facă știri. Acum că am tușit, știi, mi-am pus o aplicație pe telefon, trebuie să zic asta, fac o paranteză, care am pus-o să înregistreze și sforăi, tu știi că se poate așa ceva? Să spună dacă sforăi, dacă nu sforăi. Și am înregistrat și tuse. Bă, și au ajuns ăștia atât de deștepți și mi-a spus ai tușit la ora 5 și 8 minute. Și mi-a dat, și înregistrarea. Și uite, așa ai tușit. Să vezi cum tușești în somn. Și după asta mi-a dat... Îți folosește la ceva? Stai că-ți spun. Mi-a dat cele 8 sfărăituri pe care le-am avut în intervalul 4 dimineața 8, că nu așa am sfărit. Până la 4 dimineața n-am sfărit. Ce chestie. Poate n-ai dormit. Am dormit, fii sigur că mi-a arătat și asta. Și îți înregistrează și îți spune să-ți asculti sfărăitul și vezi și tu dacă e grav sau nu. Vezi tu ce plângere are Alina, dacă are plângeri, de ce are plângeri. Am încheiat paranteza. Să mai spun că în ziua în care o să apară episodul ăsta, eu o să fiu în drum spre Timișoara, spre Bookfest. E salonul de carte Bookfest, unde o să am iarăși două lansări. Și o lectură, poate. Și o lectură în avantpremieră din Libertatea de depresie, alte texte decât cele citite la București. Eu spun așa, că cel puțin secțiunea aia de dezvăluiri personale, nu știu să le zic dezvăluiri, puneri la punct personale, aia o să facă știri, că aia e cu ceva oameni celebri și din televiziunea română și din alte televiziuni și marchează niște comportamente, știi? Unele puteau să meargă sub pseudonim sau întâmplări de astea fardate la Ghidul Nesimțitului, știi? Știu. Pentru mine uimitor, de eu să spun că acum ai făcut lectură publică, toată lumea zică pe Facebook să vadă. Pentru mine e uimitor când s-a oprit interviul la TVR. Deci ai dus la interviu, te-au rugat, nu știu ce, doamna s-a luat interviu, a venit cineva, a zis, bă, nu, domnul n-are ce căuta aici. S-a ridicat doamna și a dispărut. Deci pentru mine, mintea mea nu poate să cuprindă cum de n-a rămas ea acolo să-ți ia interviul la capăt. Că dacă venea cineva la mine și spunea, bă, și eu, hai pleacă, nu mai fac cu el, făceam interviu cu tine, stăteam de vorbă jumătate de oră, după care spuneam, domnule, stați așa să vedem ce s-a întâmplat. Nu te-a dispărut intervievatorul. M-au rugat cu cerul și pământul să vin. Că eu am mai avusesem experiențe neplăcute cu postul public și până la urmă atât m-au rugat că am zis bine, în regulă, vin. De atunci a mai fost o dată de două ori, mi se pare. O dată am rugat-o pe Mirela Năgâț să filmăm oriunde, dar nu în spațiul acela al televiziunii publice, pentru că îmi dă exeme. Altă dată am cedat, nu foarte de mult, și am participat cu Mădălin Hodor la o emisiune cam din același ciclu despre trecut, unde moderatoare era Irina Luca, acum Irina fiind soția lui Radu Naum și noi cunoscându-l, am zis, hai, să nu fim inflexibil, dar altfel am avut experiențe nu traumatizante, dar absolut stupefiante pentru un post care ține la prestiu, îmi place să cred că ține la ștaif, ține la etichetă, dincolo de episodul absolut colosal în care operatorul care mi-a spus unde să stau a scos guma din gură, a mestecat niște gumă și a întins-o pe jos așa ca pe o râmă și mi-a spus nu treceți de locul ăsta. Păi da, omul își făcuse cadrul unde voi să treci. Te-a deranjat că era guma. Nu, era ceva suprarealist. Să scoată precum Ișvan Covaci un spray din ăla și să zică... Uite, vezi? Și era un hol la subsol, mi se pare. A trecut și o doamnă, o femeie de serviciu, care înjura pisici. Ia-ți bă guma de acolo. Nu, ea avea o treabă cu pisicile, agitând un mop așa și înjurând toate pisicile lumii. Și eu am apucat la interviu, să răspund la prima întrebare și
înainte să-mi fie pusă a doua întrebare, a deschis o ușă, da, te povestesc din, în carte, și a apărut un domn. Și n-am știut ce se întâmplă, adică nici n-am știut că e un domn. Pentru că am auzit niște vorbe murmurate undeva departe, am stat, am așteptat, am văzut că nu se întâmplă nimic și l-am rugat pe operatorul cu guma să vină să-mi decapeze. Ia guma, ia, luați-vă guma de jos. Așa, și da, continuă să amestecați. Și pe drum, omul a fost foarte, cum se cade, pe drum m-a întrebat, ce, sunteți certat cu domnul? Sunteți neamuri și v-ați certat, da? Nu. Zic, dar nu știu cine e. Adică știu doar că n-a venit să dea bună ziua și să se scuze pentru ziua. Zic, habar n-am cine e. Dar de ce? Pentru că a spus, domnul n-are ce să caute aici. Zic, domnul a fost rugat insistent să vină aici, că n-a venit de capul lui. După care pe seara a sunat cineva și mi-a spus că a fost o confuzie. Nu erai tu domnul care n-are ce să caute aici? Nu, că a fost o confuzie legată de bonurile de intrare, că fusese făcut bonul pentru programul 2, care nu mai are producție originală și trebuia făcut pentru programul... Mă rog, o chestie pe care doar pisica mea în ultimele zile de viață ar fi putut să o creadă și nici asta nu-i sigur. Și au mai fost asemenea lucruri. Mă rog, sigur, sunt ca amintirile din armată. Sunt episoade care dor atunci, în momentul în care se întâmplă și care te amuză după 10, hai, 20, 30 de ani. Hai că nu e nimic amuzant acolo. Nu, nu, serios, e, nu. Adică ține, bine, ține e scris, de niște cusururi caracteriale. E scris amuzant, adică da, că râzi din scriitură, da. Dar nu e nimic amuzant acolo, scuză-mă. Adică, știu. Da, adică, și dacă te uiți în urmă, e științifico-fantastic pe alocuri. Mm-hmm. Deci, încă o dată, te duci și continui interviul ăla, în ciuda vicisitudinilor. Da. Plus că să fii acuzat că faci propagandă pentru o editură, când ai o rubrică de carte și când tu în 7 ediții, primele 7 ediții, mm-hmm, prezinti 7 cărți de la 7 edituri. Asta e cu cealaltă televiziune. La altă televiziune. Da, da. Îmi se pare siderant. Adică medusant, cum zic francezi. Cum adică? Să n-ai arhiva, cum te poți uita? Nu, că mi-a spus cineva, bun, ok, bă, nu e și cine, da. Cum ai, mi-a scris? Ai scris în timp ce, că astăzi am o zi, știi, așa, alea zici că e marți, așa, pac, îmi scrie cineva, da, nu sunt pe multitasking, sunt nervos. Mi-a scris cineva, știi că eu cum primesc de asta, de la emisiune, oameni din spațiu public. Așa. Ai zis cu tare lucruri la emisiune. Aha. Și am scris un prieten, ai zis cu tare lucruri la emisiune. N-am zis. Deci chiar n-am zis, n-am niciodată. Și am dat un răspuns foarte vârtos înapoi și am zis, băi, dar ce vorbim noi acolo și ce ascultă oamenii aia și ce transmit, parcă suntem în telefoanele alea fără fir din copilărie. Da. Cum era, da, exact, de povestea s-auzea de pe vremuri, se strigau jos fasciștii și în ultimele rânduri se striga jos farmaciștii, că ei asta auziseră. Este un joc spaniol, era un joc la o televiziune spaniolă în care câțiva spanioli erau încadrați de doi români, îl știi? L-ai văzut pe YouTube? Nu. Și ăsta, primul român, le spunea ceva la ureche în limba română spaniolilor, așa, după care ei jucau telefonul fără fir și trebuia să ajungă la ultimul. Da. Deci exact aici suntem. Okay. Am trecut prin multe creiere. Cred că ar trebui să continuăm acest podcast. Să nu uităm să spunem că această carte va merge și către voi. Da. Adică către membrii Vorbitorinci și membrii plătitori, așa cum facem aproape în fiecare săptămână, ne străduim. Mm-hmm. Numai ce a plecat o nouă ediție din Ataturk, apărută la editura lui Stejerel Olaru, pentru că cineva nu și-a revendicat premiul de data trecută. Și o să avem acest Jonathan Coe, Bourneville, pe care vi-l trimitem. O să fie și, să nu uit asta, și 3 exemplare din Maria Ressa, pentru că Alexandra Rusu ne-a dat 3 exemplare pentru publicul nostru. O să vă povestesc ceva mai târziu despre această carte. Deci o să distribuim cărți în continuare și știți foarte bine că cine e membru plătitor a avut prioritate și o să aibă, că așa umblă zvonul, că o să facem mai multe conferințe, la, de exemplu, întâlnirea cu Cristina Neagu. Și ne-am bucurat că oamenii au putut să vină pe bază de invitații, că așa vor fi acele întâlniri, pe bază de invitații să vină la noi. Vă mulțumim încă o dată pentru contribuțiile voastre, ne ajută să dezvoltăm toate lucrurile de aici. Tot membrii plătitori primesc newsletterul cultural,
cu participarea noastră sau fără participarea noastră, în fiecare săptămână au diverse lucruri pe care să le facă, la care să meargă, să le citească și așa mai departe. Și tot contribuțiile voastre ne ajută să dăm drumul site-ului care va apărea în curând, la care se lucrează și o să vedeți și mici scrieri de Radu Paraschivescu, de exemplu. Serios? Da. Ok. Dar mici, așa câte un cuvânt. Aha, cum este, câte un cuvânt. Da. Și scurt. Cel mai scurt cuvânt. Monosilabic. Da. Cel mai scurt cuvânt. Deci trebuie să știți toate lucrurile astea. Deci că între timp am fost la Art Safari. Așa. Da. Sunt câteva lucruri foarte interesante acolo. Mie mi-a plăcut și expoziția, nu știu cum să spun, deci opera strânsă de, sau opere strânse de Ruxandra Garofeanu, fost realizatoare la televiziunea română, cu ani în urmă. Nu știam că are o înclinație către artă, o colecție personală care acum are părți din ea, sunt expuse acolo. E o colecție cum și-o face orice om care are posibilitatea asta, dar cu oameni, cum să zic, cu pictori importanți din România, anilor 50, 60, 70. Okay. E chiar o experiență să vezi ce poate aduna cineva acasă. Și mici opere de sculptură. Avem acolo Muzeul Secret, pe care nu știu dacă l-ai văzut vreodată. Eu l-am văzut și faptul că vine la București e ceva extraordinar. Muzeul Secret este muzeul de la Topalu. De lângă Constanța. Da. Unde nu te duci, că nu te gândești că cineva a donat comunei Topalu o imensă colecție de artă, vreo peste 300 de lucrări, care există într-un muzeu acolo și câteva dintre ele, mai bine, câteva zeci dintre ele, își fac loc la București și iarăși e foarte interesant. Și acest pictor despre care nu știam nimic, Eustațiu Stoienescu, iarăși o recuperare a celor de la Art Safari care ne aduc pictori mari români de acum 100 de ani cu niște portrete senzaționale. Da. Foarte frumos. Oricum se întâmplă mult mai multe lucruri decât v-am povestit eu aici și merită o seară petrecut acolo. Nu merită să mâncați pe lângă, de exemplu, pe lângă Art Safari, sunt niște restaurante în centrul vechi. L-am așteptat pe Vladimir acolo. Așa. Știi, așa numitele tourist trap. Da, știu. Dar mi-era care foame. Sunt peste tot în toate capitalele. Da. No way. Adică am intrat tehnic la întâmplare. Ok. Și ai nimerit tehnic prost. Tehnic prost, da. Chiar și practic prost am nimerit, sincer să zic. Nu că nu s-a pus mâncare pe masă, să nu mă înțelegi greșit. Da, asta e viața. Adică mai e și din astea. Centru vechi. Centru vechi, da. Prețuri de centru vechi. Da. Dacă ești turist și ești grăbit și asta, da, e un loc făcut să îți ia banii repede. Ce să zic? Păi, du-te în Piața Navona să vezi. Da. Sigur, e un pic altfel peisajul. Să știi că am nimerit acolo la o chelneriță româncă. Știu, sunt peste și tot. Și doamna a insistat și totuși spunea lui Vladimir că nu are de ce să-și ia supa de ceapă, care la noi nu iese bine. Da. Și pe aia ne-a dirijat ea prin meniu, a zis doamna, așa și pe dincolo. Okay. Da, aici așa. Nu vrei ca înainte de a veni invitata noastră să facem niște îngrijorări sănătoase? Păi hai. Da. Îngrijorări sănătoase. Îngrijorări sănătoase, prieteni, astăzi mi-ai spus așa că ai văzut știrea asta cu faptul că foarte mulți români preiau cetățenia altor state, 100 pe zi era numărul. Textul era, adică textul... Da. Am văzut pe o burtieră, cred că la Digi24, cetățenii români la coadă la alte cetățenii, ceva de genul. Da. Românii la coadă la alte cetățenii. Era un reportaj de la Otopen, de la aeroport, care arăta oameni care plecau, neapărat nu plecau toți să-și alte cetățenii, dar ăsta era materialul ilustrativ
Ceea ce se întâmplă într-adevăr și ceea ce englezul numește the brain drain și căruia noi am spus prețios așa exodul de inteligență, se consumă în continuare fără să fie nevoie, fără să fie vorba neapărat de profesii ultra sofisticate sau pretențioase sau care cer o altă calificare. Pleacă tot felul de oameni cu tot felul de niveluri, de pregătire, de școlarizare, de orizont, da? Cu tot felul de așteptări. Și am stat să mă întreb de ce se întâmplă lucrul ăsta și cred că seamănă destul de bine întrebarea mea cu aceeași întrebare pusă, dacă nu mă înșel, când ne-am întâlnit cu publicul din Iași. De ce aș fi plecat, de ce aș pleca, de ce aș mai fi rămas. Mm-hmm. Cred că sunt cam aceleași motivele. Și unul este o nemulțumire față de felul în care se întâmplă lucrurile acum. Acum, sigur, noi știind cât de cât bine realitatea din jur, proiectăm o imagine idealizantă asupra realității din străinătate, de multe ori. Și există situații în care te duci acolo la un fel de pom lăudat, te duci cu sacul și vin apoi cu coada între picioare sau vin apoi și mai derutat decât ai plecat și în orice caz fără speranță. Dacă aveai o speranță când te-ai suit în avion, la întoarcere speranța aia se înjumătățește, dacă nu mai rău. Și am cunoștințe care au făcut pasul ăsta, s-au dus, unul dintre ele a câștigat loteria vizelor și a venit înapoi decepționat și hotărât să o ia totuși de la capăt aici. Știu și eu pe cineva. Din imposibilitatea de a se adapta, din faptul că visul american în cazul ăsta nu corespunde a realității, din mai multe motive. Și mai avem cunoștințe comune care cochetează cu plecatul. Oameni din radio, oameni din TV, oameni care se gândesc nu așa ca eventualitate îndepărtată, ci se gândesc de adevăratele într-un viitor foarte scurt să plece de aici. Și aici vine unul dintre celelalte motive. Măcar copiii noștri să crească într-o lume bine așezată. Că lumea aia înseamnă spațiu scandinav, înseamnă spațiu iberic, înseamnă alte spații, contează mai puțin, dar ăsta este un argument. Eu, ăsta e citatul, eu am avut parte de multe convulsii, de o viață plină de surprize nu toate plăcute, de un sistem de învățământ plin de găuri, de o țară cu o corupție enormă, de una și de alta, măcar copiii mei. Și nu prea poți să te opui unui asemenea argument. Poți să-ți dau și cifrele. Zice așa, în clasamentul naționalităților care au primit în 2022 calitatea de cetățean european, adică al unei țări din Europa în sensul ăsta, România ocupă locul 4, Marocul are peste 100.000 de persoane, Siria 90.400, Albania 50.000, România are 37.700. Acum, de ce fi Maroc înaintea Siriei? Asta mă întreb. Pentru că probabil e o mare masă de imigrație pe zona de sud, Italia, Spania, Franța, probabil că Franța în principal pentru că limba franceză, și probabil pentru că au niște legături de familie care le permit acolo. Cum mă gândesc că și cifra asta românească e de fapt, cred că mare parte din ea, sau neavând date până la capăt, o reprezintă copiii românilor care trăiesc în străinătate, care automat au cetățenie străină, au automat cetățenie românească, și probabil că vor să integreze în sistem odată cu chestiunea asta. Da. Îți dai seama că asta e tragedia noastră ca nație acum. Este. Și mai e un pe motiv. Decenii, e pe sute de ani, da. Mai e un motiv, acum, pe lângă neîncrederea în politicieni că nu își respectă promisiunile, asta deja e un refren, e un leitmotiv. Există zone profesionale care sunt mult mai bine ilustrate, reprezentate în diverse alte țări decât în România. Deci face o specializare foarte, foarte pretențioasă și nu găsești în România ceva de un nivel care să te mulțumească pe tine, un om, dacă nu supradotat, în orice caz, cu o dotare foarte bună. Dar găsești la Lyon sau găsești, nu știu, la Bruges sau găsești oriunde, la Londra. Și te duci acolo, pentru că tu asta vrei să faci.
Cea mai la mare, nivelul de top. Cea mai mare masă, că știi că vorbeam la conferința de la Iași, cea mai mare masă, deci noi am avut brain drain, adică exod al creierilor, oamenilor învățați, da, 30%, după care am avut o populație foarte săracă, importantă, care a plecat și populația cea mai mică a fost totuși cea de mijloc, meseriași, oameni, oameni medii care au plecat. Mulți, dar extremele sunt cele care au contat foarte tare. Eu știu că e foarte dureros să vorbești despre nația asta care pare că pleacă, migrează, adică la modul propriu, migrează de la deschiderea granițelor. Și una dintre cele mai mari realizări pe care le-a obținut România, și astăzi mă uitam la oameni spunând că, domnule, dar ce s-a ajuns? Adică există o părere de rău a unor oameni legată de plecarea românilor, care e un gest individual, care și-ar fi dorit cumva ca granițele să rămână închise. Adică de ce pleacă ăștia? Păi pleacă, pentru că asta e natura omului, să plece, mai ales din zonele de est ale globului. Și din zonele unde nu-ți convine, unde simți că, că nu-ți duci viața, nu-ți faci viața așa cum ai vrea, în deplină legalitate, să ne înțelegem. Da, ce înseamnă și-ar dori să aibă granițele închise? Adică ele se deschide doar dacă ești turist. Altfel, dacă vrei să pleci definitiv, să rămână închise. Nu prea poți. Ne-am trăit episodul ăsta, așa, știi? Da. Adică noi, înainte de 90, am trăit episodul. Eu nu puneam problema. Eu nu puneam problema. Nu, am plecat din țară în 96 prima dată, că am fost pus în situația să plec. Nu era planul meu. N-aveam nici bani, n-aveam nici pașaport pe vremea aia și a trebuit să-mi fac rost de pașaport că să plec la Frankfurt, la Târgu de Carte, că fusesem solicitat în cadrul unui program de internship al editurilor mari din vest cu parteneri din fostul lagăr comunist. Pentru că altfel n-aș fi plecat. Înainte de asta nici nu știam cum arată un pașaport. Înainte de asta să ne aducem aminte, pașapoartele se țineau la miliție, nu le aveai tu acasă în sertar. Și nu, era cu tot o altă lume. Da? Ori să-ți dorești ca țara ta să rămână sigilată, nu știu dacă are o explicație logică, poate mai degrabă vor anchiune de asta. Știi că este expresia aia că uite ce ne-au făcut, ne-au făcut sclavii Europei și Dar poți să nu te duci. Da. Nu te obligă nimeni să pleci. Da. Și că ne-au dat meseriile mizerabile, grele și așa mai departe. Dar nu la toți. Nu. Da. Și nu doar nouă. Și nu doar nouă, plus că sunt români care au primit meserii de top. Da. Și acolo e și o îngrijorare foarte mare cu oameni foarte bine școliți în România și au găsit drumuri acolo neputând asta ca societate să le oferim ceva. Asta spuneam, nu pot să-l condamn pe cel care vrea să facă nu știu ce specializare ultra sofisticată și n-are aici, nu din reintenție, nu din vicii de sistem, dar pur și simplu nu este coaptă situația pentru așa ceva, pe când în altă țară o are la dispoziție. Noi ar trebui să găsim acele drumuri care să le permită cât mai multor români să facă ceva aici și un tip de societate mult mai așezat, adică mai puțin agresivă. Eu cred că foarte multă lume pleacă și din agresivitatea socială existentă aici, din critica asta permanentă și din faptul că noi ne spunem aici în societate că este rău. Adică dacă spui cumva că în România se întâmplă ceva bine, imediat ți-o iei peste nas că nu. Da. Aici, bă, sau dacă a făcut unul bine ceva, ori avea ceva ascuns, ori mergea, avea el un interes, știi? Cam asta e. Ori societatea din când în când mai trebuie să-și dea să ieși și niște bilete de astea în alb, să se mai păsuiască, să mai vadă lucrurile bune pe care le-a făcut, să nu-și mai spună tot timpul că este o nenorocire. Uite, de exemplu, astăzi colegii de la Mindopoly au constatat ce țară, că obții cazierul fiscal și cazierul juridic în materie de câteva minute. Te duci pe un site și obții. Păi, România. Da. Unde nu se poate nimic, unde aia nu merge, unde nu știu ce, dar uite că e ceva care merge. La fel și internetul merge.
internetul merge, da, merge foarte tare, mai tare ca în alte părți. Culmea aici e un paradox din cauza că nu se aplică legea, știi, că mai vorbim noi. Ăsta s-a tras țevile alea de internet pe unde au vrut ei și după 20 de ani spargem orașul să le băgăm în pământ. Cum spunea un prieten de-ai mei care lucrează în domeniu, zice, ce am făcut în România, nu puteam să facem niciodată la Berlin. Și ți închipui la Berlin cum să dai cablu de pe două blocuri? Și crezi că există așa ceva? Să-l dai așa să zice, domn Paraschivescu, asta cum era pe vremuri la antenă, domn Paraschivescu, luați dumneavoastră cablul ăla, traceți pe la dumneavoastră. Crezi că o să o reparăm vreodată? Adică tu aici ai vreo speranță? Dacă aș căuta un proiect național, aș căuta acel proiect național care să le spună unor oameni, poate să vă gândiți că puteți să rămâneți, sigur nu vă obligă nimeni, sau unii să vă întoarceți. Da, fiecăruia e mai aproape cam așa decât haina și atunci vezi atâta generozitate comunitară sau de grup încât să refuzi să o duci mai bine sau să-ți faci meseria mai bine în Olanda ca să stai aici să pui umărul. Nici nu mă gândeam la asta, nu, oamenii nu funcționează așa. Păi, asta acum 100 de ani, fix 100 și ceva de ani, a existat un fenomen de migrație, de întoarcere, știi când au plecat ardelenii în America, cu miile, și am povestit noi asta, la un moment dat s-au întors, după 1919, a fost un val de întoarcere de mii de oameni, dintr-un motiv foarte simplu. A venit reforma agrară și după primul război mondial oamenii erau împroprietăriți. Da. Și atunci unii dintre ei au ales să vină în România. Deci au venit dintr-o rațiune economică. Da. E, acum nu știu care ar fi rațiunea. Păi, asta e. Când nu să câștigi aici 1500, 2000, 3000 de euro, să zicem, că asta e niște salarii medii europene, și să te descurci mai bine cu banii ăștia în România decât acolo. Pare mai degrabă teoretic demersul. Da. Adică sunt, s-ar putea să existe cazuri izolate, dar nu mai văd o întoarcere, o plecare echivalentă cu un brain drain, mă rog, denumit generic așa, pentru că nu pleacă numai arhitecți și neurochirurgi, pleacă, mai spus, oameni din construcții, din servicii, de tot felul. Eu un dram de speranță am. Nu am speranța că asta se va întâmpla în timpul vieții mele, dar cred că la un moment dat, dacă progresele noastre vor continua și nu văd de ce n-ar continua în afara unei situații cataclismice, a unui conflict, mă rog, mare, la un moment dat se va ajunge și aici. Vom reuși să articulăm aici cadrul optim, așa fel încât să se plece din ce în ce mai puțin. Tot o să plece. Evident că asta e natura umană, da. Dar poate mai puțin decât acum, pentru că acum suntem după Siria și situațiile sunt incomparabile. Adică în Siria este un infern în formă continuată, aici totuși ești într-o situație de calm, măcar relativ, dacă nu absolut, într-o situație de progres economic, într-o situație în care există mici sau mai mari pași înainte în materie de infrastructură. Totul este mentalul românesc și totul este setul de obișnuințe, de deprinderi și de românisme care ne trag în jos, pentru că există și românisme bune, dar cele care ne trag în jos ar trebui cumva retezate și încă n-am nimerit rețeta și chirurgul care să facă așa ceva. Stimate cetățean, îți propun să o cunoaștem pe invitata noastră. Bună idee. De fapt, pe care tu o cunoști și eu voi face cunoștință cu ea în minutele următoare. Dia Radu, doamnelor și domnilor. Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Salutare, prieteni! Vorbitorincii, dacă am trăit într-o lume foarte corect așezată, astăzi am primit, cum să zic, câteva notițe așa despre cum să face interviul, nu? Mm-hmm. Adică așa ar trebui să începem de aici, pentru că invitata noastră este mai expertă decât noi în interviuri. Da, bine, decât mine nici nu-i greu. Eu nefăcând așa ceva, da. Dar tu mai faci. Eu mai fac, da.
Dar nu e principala mea preocupare, ca să zic, să nu zic de așa. Te iubim, da. Zic totuși să nu aveți așteptări chiar așa de mari, nu? Hai să le mai bine să surprindeți cât să dezamăgesc. Ok. Salutare, Dia Radu, bine ai venit. Dia, bună. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici. Ce faci, cum ești? Bine, încerc să-mi reiau entuziasmul de primăvară și să caut subiecte interesante pentru... Cel entuziasm de primăvară este precum leul, da? Da, e, cred că se pune doze mici în salată și o duci mai bine dintr-o dată. De obicei e recomandată o cură după ce ai ieșit din iarnă, când ai mai ieșit hibernat. Așa. Deci după o hibernare lungă, cred că o salată cu entuziasm și cu niște proiecte noi mai ridică tonusul. N-ar fi tocmai rău, dar tu, având o sumedenie de proiecte în 20 ceva de ani, mai bine, nu? 25. Păi sunt genul care se plictisește, 20. Trebuie să mă reinventez constant, dar m-am plictisit și să mă reinventez, că tot la voi mă reinventez așa în niște limite foarte mici. Spații mici. Spații mici, da. Dia Radu este reporter și editor cultural la revista Formula azi de 25 de ani. În anul 2021 a pus pe picioare ceea ce se numește divanulimaginar.ro, unde puteți intra și vă puteți petrece ore bune, cum am făcut eu în ultimele zile. E o platformă de jurnalism independent, să știți lucrul ăsta, care face portrete, pune oameni în dialog. Este autoare de cărți, Călătorie într-o fotografie, pe care o avem pacile. Așa, mai recent. Și așa te întâlni cu publicul Vorbitorincii, pentru că Radu Paraschivescu a prezentat această carte. Chiar mi-a plăcut. Lumea în si bemol. Pe da. Care avem da. Aici, care este un dialog cu Dan Grigore. Maestrul Dan Grigore. Cu Dan Grigore. L-am avut și noi aici. Da, așa. Și a fost prezentată și de tine cândva. Da. Divanul imaginar, lumea românească în 18 interviuri în 2017. Asta la 3, nu? Da. Asta, Călătorie într-o fotografie, să zicem, la Nemira și Lumea în si bemol la Poliro. Da. A lucrat ca documentarist pentru presa franceză și o să ne ocupăm de asta, că e foarte așa. Interesant, că nu m-am spunea că vrea să ajungă în Republica Moldova. Da. Nu spun ce să faci acolo, că e treaba o să steți ascunși până când iese subiectul. Da, mai bine nu povestim, da. Să nu jinxuim. Știi pe aia cu... Nu, și așa șansele de reușită sunt mici, dar aminte dacă mai jinxuim. O știți pe aia cu ce face voi moldovene? Nu știți? Când mi-a povestit vărul meu care a lucrat în Congo mulți ani de zile? Congo, deci... Al cuiești din Brazabil. Așa, fix vorba aia. Acolo... sunt foarte mulți acum vă devoalez gluma, dar sunt foarte mulți români cetățeni care au studiat în România și care știu limba română, nu limba sunt români. Și-au obținut cetățenia. Nu, sunt cetățeni din Congo care au învățat în România. Sunt și români care s-au stabilit acolo. Pentru că au existat schimburile acelea acum. Exact. Între țări, de fapt. Exact. Și aici era școala multor cetățeni din Congo, făceau aici. Și un amic de-ai lui a ajuns la stomatolog omul, să-și facă dinții la un stomatolog din Congo. Și în timp ce stătea în asta, sala de așteptare, a venit o doamnă, i-a dat fișă, știți cum se spune, face la stomatolog, ce ați făcut, de unde sunteți, de-aia cu ești, ce boli aveți, nu știu ce, și a completat omul toate și inclusiv cine e, Cutărescu din Iași. Asta era problema și doamna s-a dus cu fișa așa și din cabinet a ieșit un domn foarte mare, foarte negru, care a deschis ușa și uitându-se, râzând la el, a zis, și faci mai moldovenii! Deci, așa e. Da. Și faci așa e. Așa că trebuie să iei accentul pentru întâmplarea, pentru vizita ta acolo. Okay. Da. Deci, până la urmă, ești mai mult jurnalist sau mai mult scriitoare? Nu mă consider scriitoare, mă consider jurnalist. Da. Am niște cărți, întâmplarea face. Da. Sunt totuși cărți de jurnalism, eu le numesc cărți de jurnalism, mai ales că sunt dedicate dialogurilor, interviurilor, interviu literar, oricât de mult am discutat acum despre el, că ar fi un gen hibrid, totuși e gen jurnalistic. Ok. Și are mai multe capcane decât jurnalismul politic sau interviu politic sau... Are și el capcanele lui, da, aș zice că le are. Cel politic nu m-a interesat niciodată, mă gândesc că acolo trebuie să fie extrem de exact,
și foarte atent la fiecare nuanță care s-a spus. Nu văd de ce ai editat prea mult. În timp ce capcanele unui interviu literar cred că țin chiar de punerea în scenă, pentru că scriitorilor le place să se pună în scenă. Când îți place să te pui în scenă, mai trădezi un pic din adevărul faptelor de dragul esteticii frazei. Nu știu, ar trebui să-mi confirm tu dacă da, e așa. Da, pe la asta mă gândeam acum. Că de ai zâmbit suspect, adică recunoști. Da, evident, nu, are dreptate. De exemplu, dacă ar fi să spun care interviuri sunt mai dificil de făcut pentru mine, aș spune că întotdeauna e mai complicat să lucrez cu actorii și m-am întrebat recent, măi, dar de ce mi e mai greu cu actorii decât cu scriitorii care până la urmă sunt extrem de atenți la fiecare cuvânt, adică o relație foarte personală și răspunsul mi-a venit natural, pentru că actorii au o relație nu cu fraza scrisă, ci cu fraza auzită sau vorbită. Ei când văd o replică și o imaginează vorbită pe scenă sau o cântăresc în funcție de cât de plauzibilă e, de cât de reală e sau habar n-am. În timp ce un scriitor e obișnuit cu ideea de literaturizare, cu editarea și de multe ori se duce chiar prea mult înspre eseistică, de-aia eu mă feresc cât pot de mult de făcut interviuri în scris, pentru că nu mai sunt interviuri, sunt niște eseuri superbe, da? Vai, dar știi că sunt interviurile astea mor. Deci mi-au trimis și mie și a zis, mi-au trimis o listă de întrebări și a zis scrieți dumneavoastră și a zis nu scriu nimic. Nu vreau să, dar de ce? Păi zic că ăsta nu e interviu. Păi de ce? Păi nu ne vedem la ochi odată. Câștigam timp dacă făceam ca tine. Păi cum? Ai dat interviuri în scris? Da, de astea am dat. Păi dar nu se leagă lucrurile, că tu răspunzi ca la oracol, la o listă de întrebări. Nu pot. Știu. Nici să iau interviuri. Lasă că au fost interviuri cu 32 de întrebări. Un atac la timpul liber. Eu am fost suficient de prost ca să răspund. Interviul trebuie muncit și prin transcriere, știu. Să știi. Da. Adică tu trebuie să stai să transcrii ca să simți, să transpiri interviul ăla. Mi-am spus să colegelor, care au fost 2-3 colegi care au trimis. Și nu să fac eu muncă. Pentru acum, nu n-o să vreau să fiu erou și să spun că eu nu fac interviuri în scris. Au mai scăpat câteva, pentru că au fost situații excepționale în care eram la distanță și așa mai departe, dar am muncit mult mai mult pe ele decât pe un interviu înregistrat, pentru că am avertizat de la început, ok, facem în scris, dar așteaptă-te la o întrebare, îmi dai un răspuns, trimit a doua întrebare, îmi dai un răspuns, pentru că în felul ăsta puteam să controlez dialogul cât de cât și să intervin cu întrebări suplimentare, după care să... Asta e interviu epistolar, nu e scris. Da. Da, s-a intervenit mult, s-a editat, s-a reluat. Deci n-a fost... N-am dat 100% mână liberă, scrie ce-ți place. Ce actor ți-a lăsat trauma acestor interviuri cu actor? Nu crezi că o să spun. Ba da. Încă sunt activ în câmpul muncii. Dar, într-adevăr, pe la actor este cel mai complicat. Este cel mai complicat, paradoxal, câte o frază foarte... aproape nevinovată este supusă unor editări înspăimântătoare, pentru că nu a reprezentat exact adevărul 100%. Și eu știu că niciodată nu mi s-ar putea întâmpla asta cu un scriitor, pentru că dacă fraza sună bine, nimeni nu se pune de acord mezișul. Asta înseamnă că le dai... Ceea ce înseamnă că totuși... cred, de fapt, că scriitorii sunt mai conștienți de faptul că sinceritatea nu are valoare estetică. În timp ce actorii se gândesc că adevărul trebuie să fie la 100% absolut nefiltrat și netransformat în altceva. Te văzut acum recent, că uite, nu știu, dar cea mai recentă postare la tine era cu doamna Dorina Lazar. Pe blog. Pe blog? Da, nu, da, pe divanul imagine. Ba da, este ceva cu dumneavoastră acolo. E cel mai recent text. Poate că o fi mai de mult. Nu este nimic pe blogul meu. Da? În primul rând nu e blog, nu-mi place să-l numesc blog, dar nu e absolut nimic, pentru că cu Dorina Lazar am făcut un interviu care a ieșit foarte frumos, dar este făcut pentru Formula Azi, deci este cu siguranță pe site-ul Formula Azi. Posibil, da. Am dat și eu peste. Da. Pe site-ul meu e conținut separat. Așa e, da. Cu mici excepții, niște lucruri mai vechi din arhivă pe care cumva le-am scos pentru că erau foarte greu de găsit în arhiva Formulei AS și pe care am preferat să le pun la început ca să pot da drumul de undeva, de la o bază. Dar după aceea am produs conținut unic.
Ce face doamna Dorina Lazar? Doamna Dorina Lazar merge mai departe, bine, ca Angela. Merge mai departe, s-a retras un pic de la conducerea teatrului, previzibil cumva, dar altfel își joacă partitura foarte bine într-o piesă a lui Bobby Pricop, Neliniște, după un text de Ivan Vârpaev. Am auzit de piesa asta. Pe care asta ar merita ca cei care ne ascultă să se ducă să o vadă, pentru că culmea are în centru chiar un interviu. Deci este o piesă brodată în jurul unui interviu și vezi acolo toate mecanismele care se nasc atunci când ai parte de interviuri dificile, de la nevoia de a controla rezultatul, de a reveni asupra unor întrebări, de la restricțiile care ți se pot pune câteodată, la jocurile psihologice sau mai știu eu, la micile șantaje emoționale. M-am regăsit în foarte multe, replici, inclusiv în gesturi mărunte. Intervievatorul din piesă pornește reportofonul și mai pune și telefonul pe recording de siguranță. Toată lumea a pierdut un interviu. Absolut, da, și eu am pierdut două chiar foarte importante. Și după aia am zis că nu mai există. Noi ne-am văzut la Filit ultima dată, așa, în octombrie mi se pare că a fost. Cum se face că te-ai dus acolo având o serie de interviuri, le planifici din timp, obții acordul lor sau atunci îi tragi de mânecă? La Filit anul ăsta nu am, sper să nu mint, habar n-am, cred dar că am nu... fost și în avion împreună. Da, probabil. Dar la Filit, de fapt, nu doar anul ăsta, ci de câțiva ani de zile nu prea mai fac interviuri. Doar câteodată când sunt autori străini, dacă îmi place în mod special, mai iau câte un interviu, dar în general ceea ce fac este un lung reportaj. Okay. Și atunci dacă vorbesc cu scriitorii, vorbesc ca să-mi iau o replică, să mă lămurez niște chestiuni pe care după aceea le includ în reportaj. Mai simt nevoia să scriu și altceva, nu pot să mă opresc doar la interviuri. Iar la un festival, în general, e mai fain să vii cu o atmosferă din care să cuprind așa câte un pic din gustul fiecărui mic episod de acolo. Ai un pic de culoare locală, ai și o trecere în revista tuturor evenimentelor, a serilor culturale, mai dai și câte o picanterie, e mai fain. Deși sunt în punctul în care am calculat și am ajuns la concluzia că 10 ani am făcut reportaj de la Filit și tot 10 ani am făcut reportaj de la TIF. Așa. Și parcă m-aș cam opri. E cam greu să te reinventezi așa, parcă nu mai știi ce să mai spui, că totuși festivalul ăla are cam aceleași rubrici, cam aceleași... Nu știu că trebuie să reinventeze festivalul. Acum. Da, m-aș mai opri, aș mai lăsa și pe alții și m-aș duce și înspre alte direcții. La ce te gândești? Nu am încă ceva foarte clar stabilit, dar o veți afla la un moment dat. La campionatul european. Cum ar fi? Nu. Fotbalul îți place? Nu, nu înțeleg nimic. Nu. Am fost dinamovistă. Ai riscul de longevitate. Așa de principiu, așa. Pentru că niște oameni din preajma mea erau dinamoviști, dar nu știam nici măcar cine e capitanul echipei, deci nu. Care echipă? Când? În ce perioadă? Stai un pic că te lămuri. Eram mică, nu știu, 20 ceva de ani. Acum 20 de ani? Da. Florentin Petre, spune-mi dacă îți folosește vreodată informația asta, dacă îți folosește. Era bine de ea atunci, da. Da, era bine. Acum am auzit că sunt foarte jos. Da. Poate vă ritmins. Să știi că pot fi și mai jos, adică... Am înțeles că sunt foarte jos și că au luat bătaie de la CBN. Da. Opa! Era curent. Vedeți că știu. Nu s-a uitat, dar știe. Dar vine informația la mine, pentru că sunt jurnalist și trec pe lângă ea, așa. Și 3-0, să știi că a fost în prima repriză. Da. Nu, chiar... Deci nu se pricepe la fotbal, dar totul... Am avut baftă, de data asta am avut baftă, chiar... Chiar știam. FCSB-ul ce a făcut aseară? Asta chiar nu. Da. Mă retrag în glorie. E bună că ai marcat-o pe asta, dacă rămânea așa. Ai avut oameni care te-au refuzat la interviuri? Da. Da? Da, bineînțeles. Pe motivul că lasă-mă în pace. Pe toate motivele posibile. Fă-ne curaj, că și noi am avut două, trei refuzări la care nu ne așteptam, evident. Bine, în ultima vreme nu mă mai refuză lumea chiar așa, pentru că sunt ceva mai cunoscută, dar mi s-a întâmplat. Ștefan Agopian, cu care am două interviuri foarte faine, dintre care unul este chiar aici, cu care acum mă înțeleg foarte bine, m-a refuzat și m-a refuzat prima dată destul de agresiv,
m-a luat la rost, la telefon, m-a pus, m-a întrebat dacă i-am citit cărțile, am spus da, sigur. M-a întrebat care, după aceea m-a întrebat de personaje. Ți-a dat testare, asta e tare. Da. Am primit așa un... La un moment dat a trebuit să-i spun, domnul Agopian, știți, am terminat litere, totuși nu facem un interviu literar, un interviu portret, nici măcar nu mergem în zona de analiză pe text. Și totuși m-a refuzat. Păi dacă n-ai răspuns bine la... Am răspuns bine, dar mi-a trântit telefonul și mi-a spus dacă că... Dacă ai spus tache de beluri în loc de tache de catifea. Da. Grav ar fi fost. Mamă, bine. Mi-a spus că să-l sun când am citit absolut toate cărțile și mi-a închis. Ce tare e asta! Bine că mi-ai spus, că eu îți dai seama. Și mie bine că mi-ai spus, că am... Da. E nu, greu așa. Dar deci este de fapt un personaj adorabil, Ștefan Agopian. Deci și... când te-ai prezentat cu lista și cu... Nu. E luat notă de trecere la următorul examen. Am folosit altă cale de a ajunge acolo. În niciun caz nu m-am dus să dau examen la literatură cu el. Așa. Dar... a fost convins de cineva, hai să zicem așa, de un intermediar, că sunt stofă bună, e ok. Da. E de treabă. Și că e bine, e în regulă. Și ne-am înțeles și foarte bine după aceea la interviuri, adică a fost o plăcere să stăm de vorbă. E aici în cartea cu fotografie? E și aici și aici hai pentru că acolo este o poveste despre mama lui pornită de la o fotografie făcută, dacă nu mă înșel, pe Calea Moșilor. În care povestește cât de marcat, cât de traumatizat a fost de fapt de caracterul, cum să-l numim, spune. Aproape promiscu al mamei lui, care era și curvă, citez, și era și hoață. Bun, asta merg bine împreună. Da, merg bine împreună. Da. Iar aici e un interviu portret în care vorbește mai mult despre literatură, despre ce l-a dus spre scris, dar și despre familia lui. Însă nu intră încă în acuze grave. La adresa familiei, da. De literatură n-a spus că e curvă. Nu știu dacă crede. Nu știm. Nu știm ce relație are. Deși a părăsit-o. Putea să spunem că undeva a fost o dezamăgire. Și tu ce reacție ți-ai avut când ți-a spus despre mama lui? Hai, că e o linie bună de interviu, adică ai prins linia asta, poți să... Dar ce reacție ai avut atunci pe loc? Că nu te așteptai, orice ți-ar spune... De stupoare, păi, bănuiești, nu știu. Nu că te la personaj... Nu știu dacă mă mir chiar așa din... Așa, cum a fost? M-am distrat. Da? A fost un interviu foarte amuzant până la urmă. Era un soi de amuzament amestecat cu o tristețe acolo, pentru că simți că de fapt celălalt a trecut pe pielea lui prin toate întâmplările astea și că acum ajunge să le transfigureze și să le pună în glumă pentru că sunt mai ușor de digerat, mai ușor de dus, dar și cumva intri în convenția asta a umorului știind totuși că pe dedesubt e și ceva greu de dus. Deși cred că la vârsta la care îmi povestea lucrurile astea își reglase lucrurile cu... Ai exploatat linia de interviu? Adică te-ai dus mai departe? Ai pus, da? Da, pentru că întâmplarea face că acea carte este construită așa, plecând de la o fotografie și atunci, oricât de mult aș întinde eu niște raze în alte direcții, pentru că mă interesează, bineînțeles, să folosesc doar ca pretext fotografia, totuși mă întorc constant, adică sunt ca niște cercuri concentrice, mă tot întorc la fotografie și storc cât pot de mult din atmosfera ei, din contextul ei istoric, din știu și eu ce stări de spirit mai ghicim împreună. Știu că personajele tale îți aduceau 2-3 fotografii. Da. Așa, asta era cerința ta. Da. Că tu alegeai până la urmă fotografia care îți dădea povestea. Cam așa, da. Cam așa procedam, pentru că există un risc să vii cu o fotografie care arată bine sau în care îți place cum arăți, dar care de fapt să fie legată de un context pur profesional, care n-are neapărat o poveste mai personală. Și n-am vrut să intru în zonele alea și atunci am... Sau o poză turistică. Sau o poză turistică, da. Și atunci când îmi prezentau cele 3 fotografii, îi și ascultam de unde sunt și de ce le-au adus și simțeam imediat unde e încărcătura mai mare, unde... Și pe asta ai simțit așa, fotografia cu mama. Habar n-am, nu mai țin minte. Trebuie să recunosc că este printre cele mai vechi interviuri, cred că datează de prin 2017, cam așa, nu mai țin minte cum a fost exact, de ce am ales-o pe aia, dar... Da, să știi că de multe ori... Mi s-a mai șters din... Interviul e o chestiune fiziologică, știi?
În momentul în care tu ești străbătut de un fior stând în față cu personajul tău, atunci știi că acolo este miezul, că acolo este povestea pe care o cauți. Pentru că și ceilalți oameni vor reacționa absolut la fel. Dacă tu ai tremurici... Da, cred foarte mult în ce spui. E un adevăr acolo, nu știu cum să-l pun în cuvinte. Aș putea să găsesc o explicație, deși un pic trasă de păr, este o explicație, o replică pe care mi-a dat-o un alt intervievat, Vasile Demzanfirescu, tatăl psihanalizei de la noi. Am un interviu cu el aici, care mi-a spus la un moment dat, când îl ascultam, de fapt, la un curs de introducere în psihanaliză, chiar la facultate, m-am dus să-l ascult. Și am intervenit cu niște replici și mi-a spus, dumneavoastră aveți capacitatea de a citi inconștientul celuilalt. M-am măgulit, bineînțeles. Era drăguț, dar după aia m-am gândit la asta, pentru că ceva se întâmplă când îl ai pe celălalt în față și nu întotdeauna e ceva rațional, nu întotdeauna e ceva calculat, nu întotdeauna e întrebarea pe care ai pregătit-o conștiincios pe hârtie. E un feeling, te lași dus de o apă și... Stai așa, te-ai dus la el la facultate... Ca să-l asculți, ca să-ți pregătești interviul? Nu mai știu dacă m-am dus înainte sau după interviu, dar mă interesa foarte mult cursul ăla. Și m-am dus câteva cursuri, două, trei. Și ai și ridicat mâna. Ai zis, domn profesor, stați că vă zic eu ceva. Mă rog, cum să vorbești acolo și dacă îți face Nu eram singura care... Era în dialog cu studenții lui. Era destul de dinamic și atunci mi-am permis să intervin cu ceva. Asta mi se pare interesant, că am pregătit și eu mii de interviuri, dar nu așa de mult în adâncime, știi, să mergi... E foarte posibil să fi fost după, dar nu mai mi-aduc aminte, pentru că e de mult, e 2016, cred, 17, cam așa. Ce pot să mai spun referitor la Vasile Demzanfirescu este că el s-a oferit să-mi și prezinte cartea. Pentru că cartea e apărută la editura 3, care este editura pe care o conduce, sau o conducea, mă rog, nu știu exact cum s-a făcut rocada în momentul de față. Și citise manuscrisul, a acceptat cartea la el la editură și s-a oferit să mi-o prezinte, iar prezentarea cărții a fost, de fapt, un soi de ședință psihanalitică cu 100 și ceva de oameni în față. În care mi s-au pus întrebări foarte dure, dar care nu prea aveau legătură cu meseria de jurnalist. Dar erau dure, adică am fost încolțită și a trebuit să ies. Da. Să vezi și tu cum e. Să văd și eu cum e, da. Adică cred că a fost cam cel mai greu interviu care mi s-a luat. Okay. Uite, să-ți dau un nume de aici care presupun că a primit cu bucurie și cu cordialitate ideea în interviului. Ia să vedem. Marin Mălăicu Hondraș. Da. E un om funcerment bun. El este traducător și tu ai vorbit despre el. E scriitor, nu numai traducător. S-a avut o mizerie odată și poet. Ai vorbit despre el și ai prezentat mai multe cărți aici. Da. A luat un premiu de traducere oferit de Observator Cultural, dacă nu mă înșel, prin 2000, aș zice așa, la nimereală 17-18. Posibil, da. Nu, eu am citit multe traducere ale lui Marin, știu că scrie și poezie și roman, da. Spaniola. Foarte bun. I s-a copt o mizerie acum niște luni, dar mă rog. Acum vreo jumătate de an, cred. Sau așa acceptat ceva. Ușor? Da, pentru că nu era primul interviu cu el, cred că mai avusesem 2-3, dar nu neapărat din astea de amploare. Și a fost ultimul interviu pe care l-am luat pentru carte și de aia când le-am așezat frumos în ordine am preferat să rămână ultimul, să închid cu el, pentru că avea starea cu care de fapt am închis proiectul. L-am vânat puțin pentru că era exact în perioada în care organiza festivalul de la Bistrița. De la Bistrița era foarte strâns cu ușa. Dar mă rog, am insistat mai de voi, mai de nevoie, a acceptat și până la urmă a fost un dialog foarte frumos. Singura modalitate de a scăpa e să accept. Da. Cunosc tehnica asta, am la editură pe cineva. Zicem și la festival, zicem și de festival, nu? Așa zicem, zicem și de festival, sigur. Nu? Nu, așa să ia Asta e cărligul. Avem aici și 10 minute despre festival, nu? Da, eu n-am mai fost la festivalul de la Bistrița, dacă la el vă referiți, de fix de 10 ani, nu, de 11 ani, sau de 9 ani, habar n-am. Nu știu că și eu am fost odată, că
că era un festival de poezie și există un invitat prozator, dar și am fost o dată prozator invitat, dar foarte ok ce fac acolo el cu Dan Coman. Da. Foarte bine. Foarte mic, foarte intim și foarte drăguț, pentru că într-un oraș așa mic cum e Bistrița, un festival are un farmec aparte, te întâlnești tot timpul, ești foarte apropiat de toți invitații și se transformă așa tot într-o tabără, într-o tabără de familie, nu știu cum să zic, nici nu știu cum să o numesc. Ai și un interviu cu Dan Coman, dacă nu așa. Am un interviu foarte bun cu Dan Coman, dar ar fi trebuit să intre într-un volum 2, Divanul Imaginar, care e încă așteptare. Bidivanul imaginar. Știi ce, acolo interviu începe așa cu Dane, la cât e ora la tine? Că atunci... 4:26, zice el. Și nu mințea. Nu, trebuie era să... pe alt fus orar sau... Nu era pe alt fus orar, trebuie să facem puțin lumină. Așa. Pentru că există o serie de interviuri, apropo de reinventarea asta mea pe spațiu mic, cât te poți reinventa când faci interviuri? Nu prea poți foarte mult, dar dacă faci o meserie de 20 ceva de ani și la un moment dat trebuie să reinventezi, să reintervievezi același om, te gândești cum să mai schimbi puțin. Și am deschis această rubrică care se numește O dimineață cu. Este un interviu care se face aproape tot timpul la telefon. Pentru că miza lui este să îl surprind pe omul respectiv în diverse contexte, situații în care nu aș putea, la care n-aș putea să am acces, să-l văd ce face, să-l pun să-mi povestească ce vede în jurul lui și, bineînțeles, cu pretextul ăsta să intrăm puțin, de fapt, în discuții despre cărți, spectacole sau știu eu ce își promovează fiecare în perioada respectivă. Și e un timp de interviu care s-a inventat din nevoie. Nu că voiam eu să fiu mai comod, eram la Berlin și acolo încercam să dau de Alexandra Maria Lara, care era și e în continuare o mare actriță a Germaniei, considerată produsul lor de export. Este fata actorului Valentin Plătăreanu. Și avusesem un interviu cu el... prin el, bineînțeles, încercând să ajung și că așa se face treaba. Da, din aproape în aproape. Pentru că ea are agent și nu poți să o contactezi direct. Și am primit acceptul pentru acest interviu, dar condiția a fost să fie la telefon și să nu depășească 30 de minute. Și eram strânsă cu ușa, ce poți să faci în 30 de minute la telefon, care 30 de minute de obicei sunt 25, că până mai reglezi conexiunea sau mai știu, te prezinți, de fapt sunt 25 de minute și m-am gândit că n-are niciun sens să încerc să fac o biografie pentru că nu mă încadrez în timp și că aș putea pur și simplu să profit de asta, să dau puțină culoare și să se numească O dimineață cu Alexandra Maria Lara. Și așa a și fost și am întrebat-o lucruri foarte banale. Unde ești, în ce cameră, ce vezi? Și îmi povestea despre lucrurile soțului, care e și el un mare actor englez cu care s-a mutat la Berlin și a făcut unul sau doi copii. Deci, dintr-o dată am intrat în niște discuții foarte plăcute și mi-am dat seama că în 25 de minute chiar poți să afli mult mai multe decât dacă ești față în față. Și apoi am păstrat ideea, bineînțeles. Dacă pui întrebările potrivite și ai spațiul potrivit. Și ce vede Alexandra Maria Lara dimineața? Știu că vedea niște instrumente muzicale ale soțului ei, despre care nu știam că și cântă, și că îmi povestea ceva de mobilier de epocă într-o casă din Berlin și apoi s-a dus discuția despre cum au ales ei Berlinul, pentru că Londra era prea scorțoasă, prea... așa, cu posibilitățile toate așezate, în timp ce Berlinul îi fascina prin nonconformism și prin libertatea pe care, mă rog, unii ar putea să o considere, știu și eu, apăsare sau poate să ia multe denumiri. Dar, da, deci așa se nasc uneori rubricile astea. Nu trebuia să ducă copiii la școală? Măi, cred că trebuia să ducă copiii la școală din moment ce n-a vrut să mă primească la interviu. Cine știe, la telefon nici nu mai trebuie să te machiezi, nici nu mai trebuie să te îmbraci, nici nu mai trebuie să faci frumos. Asta e unul dintre sentimentele când vorbești cu oameni care sunt atât de celebri, este că pentru ei e o povară interviul ăsta, pentru foarte mulți dintre ei. Mama a venit și toamna asta aici. Mai eram și din România, plecase din România la 4 ani. Da. Am mai dat nu știu câte interviuri, ce să spun nou. Da. Bine, asta. România nu mai dăduse interviuri. Cred sincer că am fost
prima care l-a luat, dar cred că l-a dat de obligație pentru față de tatăl ei, cred că s-a rugat tatăl ei, te rog, haide. E o fată bună, Alexandra o cunosc. Da, am cunoscut-o, e fată bună, am făcut, m-am străduit la interviu cu domnul Plătăreanu să fie bine și am mai avut oricum, apropo de cum se ajunge la niște nume mari, că nu e totul pe hârtie, e un pre-context. Valentin Plătăreanu deținea încă în România o casă împreună cu sora lui. Okay. Noi vorbim acum de acum 10 ani, da? Deci cred că în 2014, nu știu dacă ce s-a mai întâmplat între timp. Deci deținea această casă pe strada Plantelor, iar în această casă avea sediul revista Formula As. Deci, lucrurile se legau aproape de nec. Da. Lucrurile se legau. Și atunci, sigur, ca jurnalist, înveți să folosești fiecare fereastră posibilă. Da, corect. De la o chirie ajungi la un actor, de la un actor frumos la un cartier. Bun de tot. Excelent. Da. Și domnul Radu Paraschivescu visează. Da, nu neapărat la strada Plantelor, dar visez. Da. Un apartament într-o pe casă. Pe vremuri, pe strada Plantelor, era și celebra revistă Plai cu Boi. Păi da, evident. Nu am prins epoca aia, dar cred că nu era departe de... Era acolo, pe Plantelor. Nici redacția Formulează nu mai acolo de mult, de vreo 10 ani, cred. Da, unde sunteți acum? Domenii, în zona Domenii. Tot într-o casă. Aproximă zonă. Aproximă zonă. Da, venisem, deci... Dan Coman, ora 4.26, să nu spui că era dimineața? Nu, era reală povestea, pentru că el nu doarme de dimineață, scrie. Se trezește la 4, între 4 și 5 ca să scrie. Nu mai știu dacă face asta acum. El ca el, dar tu? Adică, eu ce? Ora 4.26, stai că îl sun eu, acum îl surprind. Se mai întâmplă și de-astea. Deci 4.26. Te-a marcat. Nici când lucram la radio de dimineață, mă trezeam la 4.26, reușeam totuși pe la 5 și 5 minute. Eu nu sunt matinal în general. Foarte mai mult, da. Dar e foarte frumos să suni oamenii dimineață să vezi pe unde-i prinzi. Sigur că și aici există o mică regie, că tu te potrivești cu omul de dinainte și stabilești cât de cât ora la care sun. Nu dai buzna așa în viața omului. E o spontaneitate aranjată. Sună-mă, te rog frumos, pe la 4 dimineața. Cum? 4.26, dacă să văd. Și tu ai mai dimineața nu se poate, că asta parcă ar fi noapte. Nu, dar am alt interviu care se termină 4.20. Exact, da, da. Sunt oameni pe care i-am prins pe munte, le îngheța mâna pe telefon. Mi-aduc aminte de un interviu de la rubrica asta cu Dorin Bofan. Era mai la începuturile carierei lui de fotograf. Între timp a scos niște cărți absolut superbe cu fotografii de natură. Și l-am prins, da, înghețat acolo în așteptarea luminii perfecte. Care da, el aștepta fotografia, da. Așa mai bine vorbesc cu Dia. Da. Bine că a avut semnal. Bine că a avut mânuși. Țin minte că avea un sneakers în buzunar sau ceva, mi-a rămas detaliu ăsta, că în cazul în care îl apucă o cădere de glicemie de la frig. Nu ești tu când ți-e foame. Eu nu sunt eu când îmi e foame. Adică în reportaj, dacă nu am ceva de mâncare la mine, fac foarte urât. Colegii mei deja știau că dacă Die e foame, e rău. Ce înseamnă rău? Adică trebuie să ne descrii întreaga procedură. Adică trebuie să oprească mașina undeva urgent, la orice magazin de țară, să găsesc ceva pentru că fac urât. Iată. Dar nu prea se mai întâmplă. Se întâmpla dacă mergeam cu mașina și eram toți într-o mașină, 3-4 oameni. Se mai întâmplau zile când rămâneam așa descoperită, dar acum când plec, totdeauna am ceva în rucsac. Un baton proteic, da, ciocolată. Okay, oricum, n-ai restricție, adică dacă pleci fără, nu te duci să spui, aoleu, aia n-am voie, aia are gluten, aia n-are nu știu așa ce, e, are ou, sahăr. Da, n-am restricții, dar mi le creez singură. Da. Pentru că o să vreau, bineînțeles, să fie ceva mai sănătos, nu pot să... Aoleu, da. Cazul, da. Cazul nostru. Mănânc rău vegan. Rău vegan. Rău vegan. Nu, glumesc, mănânc de toate. Da. Ajută. Asta e o veste bună. Da. Mănâncă și pentru noi. Chiar te rugăm frumos, am mâncat baby calamar ăia trașă nou vineri seara și acum am bube, uite, le aici. Serios? Da, nu m-am putut abține, am zis iau două guri de pane din ăla și uite-mă cum sunt. Da. Îmi aduc aminte că la ultimul interviu pe care l-am făcut, sau probabil singur, nici mai știu, cu tine am avut bomboane și...
Și la ce ți-a ajutat? Nu, nu, ai fost foarte drăguț, m-ai refuzat, dar ai luat totuși una pentru acasă. Pe care am mâncat-o pe drum, ce? Da, bine, când am ieșit. El așa face, el refuză. În urmă să văd dacă se uită și nu am basculat imediat. Am fost singur. Avertizată că nu ce se poate, prins? Că nu e voie, da, că e cu regim. Uite acum mi-aduc aminte. Ce te-am prins? Câți ani au prins? S-a prescris între timp. Acum mănânci tu pe ascuns. Da. Uneori nu. Uneori nici măcar pe ascuns. Băi, e greu. Te asta cred. Lupta cu dulcele e cea mai complicată. Spui? Eu... cantitate de ciocolată amoruie se mănâncă la o editare de interviuri. Da. Da. Și eu pierd lupta asta aproape zilnic. Ei, o să o pierzi săptămâna viitoare. Te anunț, o să am grijă. La o să am grijă, da. Doamne, astăzi la redacție era... tu știi redacțiile, nu? Bă, în redacție este mereu ceva de mâncare. Da, tot timpul e o zi de naștere, da, o chestie. Da, 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 nu știu cum e în alte instituții, dar astăzi era niște cozonac. Deci, înțelegi? Să nimerise pe acolo. Am câștigat lupta asta, să știi. Te-ai ținut? M-am ținut, dar ce n-am putut face este că a venit colegul Cristi Popescu cu o oală mare de gulaș de acasă. Aoleu. Și a zis, băi, trebuie să mâncăm. Și nu mi-a rămas, că ăștia au mâncat în timp ce aveam eu emisiune, nu mi-a rămas gulaș, mi-a rămas 100 de mililitri de lichid, știi? Bun, și ăla. A, așa. Am avut inspirația ca înainte de emisiune, îmi plouă umbre. Am avut inspirația ca înainte de emisiune să iau o bucățică de carne de acolo, am luat-o așa din oală. Așa, și ca din oală ai luat. Ca din oală. Și la sfârșit mi-au păstrat doar lichid, mă rog, mi-au păstrat, că s-a mâncat. Cum ar fi? Mm-hmm. Dar am găsit niște pâine pe care n-am ratat-o. Zău. Zău. Pâine, este... pâine de aia ardelenească. Cojoasă. Da. Nu mai închipi. Dar voi ce ați făcut când l-ați avut aici invitat pe curatorul de zacuscă de sarmale, pe colecționarul de sarmale? A venit. N-a venit cu mâna goală, a venit cu platoaș. A venit cu... Așa, da, ați făcut față. Am făcut față, că în general erau lucruri... sănătoase. Da. Păi Radu i-a luat interviu și eu am mâncat. Da, 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 diviziunea muncii. A fost invitat și la TVR Cultural, l-am avut în emisiune și a fost, am făcut un pact înainte, era o emisiune despre dulciuri și am făcut un pact înainte și am adus toți bomboane și le-am pus, dar noi nu știam când o să le mâncăm, credeam că poate în emisiune ne dăm voie. Dar am stat o oră și jumătate cât a durat emisiunea cu toate platourile de prăjituri de la capșa pe masă și am vorbit. Nu mai puteam. De la capșa au niște bomboane, le știi? Le mai știu pe unde. Da, are că e pe lateral acolo, e bomboneria aia mică. Care da, alea sunt că... cele mai bune. Da. De fapt, prăjiturile lor sunt dezamăgitoare. Am fost într-o vizită... Uite, pot să-ți povestesc așa cu pasiune despre cât de dezamăgitoare sunt. Eu am fost ieri la capșa. La prăjituri? Nu, la bomboane fără zahăr. Așa, da. Există? Aha. Există, da, partea din stânga e în fără bombonerie, da. Nu în cofetăria de bevitorii. Aia mai mică. Sunt cu stevia. Sunt cu stevia, da. Da, sunt și prăjituri. Tot cu stevia. Tot cu Cinci prăjituri și 7-8 feluri de bombone. Cât de dezamăgitoare sunt? Rău, nu știu, rău. Era o frișcă expirată. Rău. Prăjiturile m-au dezamăgit crâncen, dar bomboanele sunt la fel de bune. Știți ce am descoperit? Că bomboanele alea cu stevia sau cu stevie, cum o fi, că nu știu, două plante diferite între Stevie. Astea. Zile așa. Stevie, așa. Băi, au tot atâtea calorii cât ciocolata normală. Credeam deci, că zici că ca zahărul. Caloriile, tot calorii sunt. Da, dar am zis că dacă scot zahărul, ce pui în loc, fiind nu știu cum, nu știu ce, nu e. Migdale. Că există ceva care se cheamă monoar fără zahăr. Are migdale sau alune, nu mai știu ce. Păi, calorii. Calorii. Da. Ce se consumă aici la voi când munciți? Că la mine se consumă ciocolata murie când editez, dar voi când munciți, ce consumați? Nu mare lucru. Depindem de ce pică, să zicem. A existat o vreme. A existat o vreme. A existat o vreme. Când beam. Când beam, da. Când mâncam cărnăraie. Când nimeni era la regim. Da. Ba nu, eram la regim teoretic, dar primeam câte un pachet așa de pâncreierii munților de la primim deal de undeva. În continuare, dar nu ți le mai arătăm. Da? El în urmă cu un an și ceva a hotărât că vrea să trăiască altfel, adică sănătos a început să slăbească și mâncare nu prea s-a mai pus aici, iar băutură s-a... De-aia ne-ai mai pus că am vrut eu să slăbesc? Da. Ești ipocrit. Toți am ținut la tine, uite. Toți am ținut la tine. Place că vorbești la trecut. Așa. Iar vă doar să aflu care sunt viciile oamenilor de toate. Nu avem. Litere și... Toate. Le avem, da. Eu sunt foarte pofticios. Da, ne-am lăsat de fumat amândoi de mult. Înainte mai era și câte un pahar cu vin.
Da, dar de aici. Când a refuzat doamna Alina să ne ia de aici. Da, da, da. A, așa, da, pe tine, că eu, da, că, pe da, mine metro mă ia, da, indiferent. Și a zis, hai să, Alina, te duci să bei și vrei să te iau eu. Păi nu, că eu muncesc, nu e, da, asta. Crezi tu că e distracție. Da, și a zis, nu, eu cred că bei. Da, că ați avut dreptate amândoi, întâmplător. Da. Deci cam asta făceam. Erau, am primit o dată, acum nu mai știu, 2 ani, un an jumate, da, am primit un platou de undeva din Caraș. Ții minte, tot felul de mezeluri. Da, urgie, să vă dea Dumnezeu sănătate și acum, da. Urgie. S-au mâncat. Da, 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 da. Și am observat la un moment dat că nu mai e nimic pe masă, am crezut că din grijă pentru mine, am crezut că pur și simplu ne-am decis pentru sobrietate, da, și o fluență mai bună în exprimare. Acum aflu că eu am fost de vină. Aflu de multe ori că sunt de vină, fără, da, să am vreo vină. Da. N-ai fost de vină, cum, da, să fii de vină? S-a, așa, da, s-a hotărât. Așa, da, s-a. Personalul. Da, exact, da. S-a hotărât, da, s-a decis. Da. Nu se vrea să se facă. Îmi plac formulele astea, mor de dragul. Să știi că putem să rugăm pe Mari oricând să gătească ceva. Mari aici, da, colega noastră de la Cum Vă Place. Și asta m-a surprins, că altădată Mari avea inițiative. De Mari poate să vină aici și o să spună că nu s-a, da, mai gătit la această emisiune pentru că tot ce se gătea era periculos. Da. Mm-hmm. Tatăl, da, meu făcea așa când eram eu mai mic, aveam 18 ani și mă pregăteam intens pentru facultate. Am stat o vară întreagă în București învățând de dimineață până seara și câteodată mai bătea la ușa camerei, mă trezea foarte devreme, 7. Și eu deschideam așa ochii și ziceam, da, ce s-a întâmplat? Facem și noi ceva de mâncare? Ah, ok. Facem noi. Și noi. Pluralul mai este prins. Facem, da, și, da, noi, da, ceva? Și ce, da, făceam și noi, și de mâncare? Și eu zic, păi, și ce facem și noi niște ochiuri? Ok. Stai că abia am făcut ochi. Și ziceam, bine, facem. Da. Tatăl, da, tău, un om celebru în această țară, da, și... Da, și nepriceput, da, la... Și nepriceput. Radu G. Țeposu este tatăl tău și mama ta, Otilia Țeposu, să spunem. Tatăl meu s-a documentat foarte bine, sunt... Da, așa se face la interviu. Da. Gazetar și critic literar. Ce ți-a rămas în afară de talent? A, nu știu dacă talentul se moștenește sau se împrumută. Sunt destul de, nu știu, să zic, circumspectă. Am moștenit de la unde, de la mama și de la tata foarte mult. Pe tata nu l-am prins chiar atât de mult, de fapt, pentru că aveam 18 ani când a murit. Însă ce mi-a rămas, de fapt, moștenire e o atmosferă. Atmosfera din casă, faptul că trăiești între atâtea cărți și că cumva ți se... Înveți automat că dacă vrei un răspuns trebuie să te duci la raft. Nici mama profesoară de literatura română nu prea avea timp sau răbdare sau, mă rog, nu ne înțelegeam noi bine, eram la vârsta adolescenței când în general fetele se ceartă cu mamele. Dar nu reușeam să avem dialoguri așa sau să mă pregătească, să zic, pentru literatură, iar tata nici atât. Știu că mergeam să-l întreb o chestie foarte simplă și în loc să-mi explice, să-mi fac un rezumat sau ceva, o prezentare foarte concisă, îmi spunea, ok, hai să vedem, uite, îți dau aici Saint-Beuvial și pe Proust, ia și asta, că nu știu ce. Mă trezeam cu așa niște căști, mă uitam la ele, guspam, zic, și acum eu ce fac? Pentru că trebuie doar să fac un mic comentariu la școală. Dar am rămas cu obiceiul de a merge la surse până la urmă și cu o dragoste de literatură care se transmite chiar dacă nimeni nu a stat neapărat să-mi predice mie ceva. Doar pentru că vedeai lucrurile astea. Da, vedeam pe prietenii lui care veneau, ascultam involuntar anumite discuții, vedeam, și apoi sigur, mama a fost foarte înțeleaptă și mi-a făcut o bibliotecă de copii în camera noastră de copii, pe care nu mi-a prezentat-o niciodată, ea doar a pus cărțile acolo și aveam sentimentul de fiecare dată că am găsit eu cartea aia, că am făcut marea descoperire a secolului. Stăteam în patul de sus, pentru că aveam paturi etajate. De acolo aveam acces direct la partea de sus a bibliotecii și scormoneam și găseam câte o cărticică care mă rupea. Țin minte și acum cu ore inimă de copil, ce mult m-a... Vai de capul meu, așa? Da. Băi, trebuia oprită. Pe mine m-a deprimat. Exact. Da, da, m-a deprimat cumplit. Da. Da, adică singur pe lume deja era comedie pe lângă cu ore. Adică... Ore și puiul. Nenorocirea aceea. Da, la puiul măcar nu mai țin minte. Ba da, cu ore. Da, este...
tragismul pur acolo. Este era, vreți să faceți un copil să plângă? Da, dați-i cuore. Dați-i cuore. Da. Și era obligatorie la școală chestia asta, adică nu scăpai de... A fost în programă cu ore, nu cred. A fost, eu țin minte că a fost în programă, da? Da, da. Eu mi-aduc aminte doar așa, ca descoperire din bibliotecă. Da. Te cufundai în val după val de tristețe, știi, și era ceva pervers care te făcea să mergi înainte, deși în mod normal plecai, meargă, te duceai la fotbal sau te duceai, nu știu, la film undeva, păi și citeai până la capăt. Așa am descoperit jurnalul lui Paul Goma, pur și simplu, nu știu, cred că am auzit ceva vorbindu-se prin casă, l-am văzut mai la vedere în bibliotecă și îl citeam pe deascunsul, dar cu un sentiment că fac ceva foarte grav, ceva, nu știu, era sinonim cu promiscuitatea ce făceam. Niciodată n-am spus că citeam de fapt din jurnal. De ce oare? Habar n-am, nu știu cum să explic. Mă prindeau în casă, ia, ce-l citești pe Goma? Nu cumva citești jurnal. Nu, era oricum după Revoluție, deci nu mai exista nicio asociere din asta de... Și erau ororile comune, ororile pușcăriei. Era un jurnal, cred că, nu știu cum, 77 se numește jurnal, 77, dacă nu cumva chiar așa. Astea sunt amintiri din alea care nu mai au neapărat legătură cu literatura, ci se amestecă cumva în țesătura copilăriei și faci câte obsesie pentru câte o carte sau... Tu spuneai la un moment dat că te jucai de a ziarista prin casă, făceai ziare? Da, și am fost la milimetru să iau niște ziare, să fi le aduc, dar până la urmă am zis să fiu decentă și să nu mai... Că le mai ai? Le am, da, le am. M-am uitat acum înainte să vin... Și ce ai scris? Ce interviuri aveai? Am vrut 4 sau 5 numere. Am încercat să-mi dau seama cam de când sunt, pentru că e imediat după Revoluție, dar nu cred că 90, cred că 91 erau de fapt. Deci trebuie să fie avut vreo 10 ani, poate 11 maxim. Primul număr este făcut pe o pagină de calendar din aia mare lucioasă. Am întors universitate, nu aveam hârtie în casă la bunica mea din Maramureș și acolo sunt articole destul de serioase. Sunt câteva anchete, ce vă doriți de la noul an, ce așteptări aveți de la... Era Iliescu președinte. Câte așteptări atunci. Da, lumea avea așteptări. Încă nu-l citise. Deci trebuie să fi fost cam 91, cred. Îl mirosisem în 91. Da, era acolo. Nu, totuși, într-o localitate minieră din Maramureș, oamenii erau încă foarte fascinați de... Dar asta cu ziarele era amprenta tatălui, nu? Da, da. Adică văzuse asta, te luase la redacție... Da, eu mă luase inclusiv în tipografie când eram eu foarte, foarte mică. Știu că a avut treabă în tipografie și acolo un tipograf mi-a făcut o ștampiluță cu numele meu, nu știu cum se numea. Aveau niște denumiri. Erau tipografii pe stil vechi cu plumb. Da. Cu zețărie, da. Da și ți-a făcut din plumbie aia, da? Da, și am o ștampiluță așa cu numele meu. Și la redacție, cum să nu? Era redacția chiar pe Nicolae Bălcescu într-un demisol. Știu că am fost la Cuvântul, nu? Da, la Cuvântul și la scris la Cuvântul. Da, ai scris la Cuvântul? Da. Nu mult. Un cuvânt. 7-80 articole. Da. Laura Albulescu, săraca, i-am adus acolo. Da. Asta să Laura Albulescu, dar la Cuvântul era noul Cuvântul, când nu era. Da. Da. Noul Cuvântul, exact. Era noul Cuvântul sub conducerea lui Mircea Martin. Păi stai că nu știu. Păi a fost, tata nu mai e din 1999, deci putem să ne imaginăm atunci, că în perioada aia. Au mai fost... Da. Laura Albulescu a fost redactor șef, cred, dar era cu Mircea Martin. Și înainte să ajungă ea acolo, am fost și eu vreo 3 luni secretar general de redacție în Formula 9. A fost așa un fel de dorință de a mă aduce acolo ca să continui ceva, da. Cu Sânziana Pop cum e? Eu știu ca poetă, de mult. Așa pare că e bine, cu nu? Sânziana Pop este bine, este o poveste care, uite, durează de 25 de ani. Bă, da. Cu ea am descoperit, de fapt, jurnalismul, pe care eu îl știam, sigur, din familie, dar m-am dus la concurență. Am trișat și m-am dus la concurență. Au fost 25, uite, un sfert de secol foarte frumos, în care am călătorit foarte mult în țară, am călătorit în străinătate... Și am făcut cam toate felurile de jurnalist pe care puteam să le fac la o revistă magazin. Nu m-am dus spre zona politică pentru că nu mi-a plăcut, dar în rest cumva am călătorit așa prin toate și mi-a plăcut. Am avut colegi
Practic n-ai avut nicio șansă, îmi dau seama acum. Uitându-mă în urmă la traseul tău, asta ți-a fost scris sau ți-a fost pus în apă acasă? Nu prea aveai pe unde să te duci în altă parte. Păi aș fi putut să... Nu, da? Uite, m-am zbătut totuși. M-am zbătut și n-am vrut să dau la facultatea de jurnalism. Dar m-am luptat cumva cu linia tatălui meu, m-am luptat și cu linia mamei mele și în facultate, pentru că până la urmă am ales literele. Când am aflat, făcusem 2 ani de metodologie și încă ceva mai era lângă. Metodică și nu mai știu, pedagogie. Era un modul. Okay. Și după 2 ani în care îl făcusem, am aflat că de fapt era facultativ și în al treilea an am renunțat și mama m-a certat. Măi, trebuia să-l faci, că nu se știe niciodată când ai nevoie de el ca să predai. Și atunci am spus așa foarte sigură pe mine și foarte obraznică, dar ce crezi că o să ajung cu o amărâtă de profesoară ca tine? Aha, i-a căzut tare bine, mi-închipui. I-a căzut tare bine. S-a uitat așa cu milă, probabil. Iar acum îmi pare foarte rău că nu am mers mai departe în anii ăia și pe linia academică. Cred că aș fi putut să merg în paralel cumva, adică să-mi văd și de drumul ăsta. Deci m-am luptat cumva cu ambele porniri, dar până la urmă zona literară mi s-a părut mai acasă. M-am simțit foarte bine la facultatea de litere, deci acolo nu cred că am greșit-o deloc și nu mi-a părut rău nicio clipă că n-am făcut jurnalism. Și cred că se vede și prin faptul că până la urmă oricât reportaj am făcut, oricât anchetă și așa mai departe, m-am tras spre zona de jurnalism cultural în care mă simt mai în largul meu. Mm-hmm. E frumos jurnalismul, să știți, adică orice v-ar spune altcineva, e o meserie care te răsplătește frumos. Te răsplătește și nu te răsplătește după situații. Eu mă tot cert cu jurnalismul, odată la 2-3 ani mă cert, mă împac, mă reinventez, iară mă supăr, iară mă gândesc că ce bine ar fi fost dacă aș fi plecat din țară, după aia iară mă împac și mi se pare că am cea mai frumoasă meserie din lume. Nu e așa că e cea mai frumoasă meserie din lume? Nu, toate sunt. Toate sunt dacă le faci cu plăcere, de ăsta e un truism. E o chestiune de vocație și de unde îți găsești tu bucuria, dar dincolo de orice, de toate certurile pe care le-am avut cu meseria asta, chiar mi-a dat foarte mult. Pentru că ai parte de întâlniri enorme. Ai parte de foarte multe întâlniri, ai parte de călătorii foarte multe, dacă îți place să faci și reportaj. Ai o deschidere constantă, vezi oameni din toate păturile sociale, din toate categoriile intelectuale, culturale, economice și așa mai departe. Și asta îți deschide cumva mintea și îți schimbă veltanșaungul, ca să folosim un cuvânt mai mare. Și cu vocală dublă. Da. Exact. Aici nu e între voi de la, e o glumă de la voi de la facultate, între noi nemți. Nu, serios, acum n-ai cum să rămâi la fel dacă faci mulți ani meseria asta, n-ai cum. Și mai e interesant și că dacă o faci constant timp îndelungat, adică să treci de un deceniu două, capeți și o anumită detașare și vezi și în perspectivă fenomenul presei cumva de la distanță, vezi cum au crescut, au decăzut anumite imperii, cum s-a schimbat interesul publicului, cum s-au schimbat obiceiurile de lectură, cum știu și eu. Chiar așa, știi, că te întrebi. Ai avut ceva neliniști când presa pe hârtie a început să dispară? Am neliniști și acum, constant. Am neliniști constant. Da, nu mi se pare că e o meserie care să-ți dea sentimentul că... E fără garanție. E fără garanție. E și foarte efemeră cumva, mai ales când mergi mult pe teren, te zbați, reușești să faci ceva extraordinar și ține foarte puțin. Adică imediat treci la subiectul următor. E așa, e o scânteiere de moment și gata, s-a dus. Cred că de aici și m-a și chinuit cumva gândul ăsta că ar trebui să iau anumite interviuri, să le pun totuși în niște cărți, că poate nu stârnesc neapărat interesul acum, dar la un moment dat cineva poate le deschide și o să aibă așa o felie din realitatea culturală a unei epoci care cumva prinde în ea și zonele mai conservatoare și zonele mai noi, mai, știu și eu, mai revoluționare, dar e așa cu de toate. Dar eu v-aș îndemna să fiți optimiști, pentru că asta nu o să dispară niciodată. Oamenii au nevoie de informație, de conexiuni, de poveștile altora și
întotdeauna va trebui să fie cineva care să spună povestea. Că e bună, da. Că e proastă, povestea că e frumoasă. Povestea nu moare, așa este. Da. Cred că o să se schimbe formele. Da, o să, le să dureze 5 secunde. Făceai tu la un moment dat diferența dintre poveste și confesiune? Cum e granița între ele? Pe cartea asta cred că este de la poveste la confesiune. Este foarte fină. Este foarte fină. Poți să ai parte de o poveste frumoasă, dar care să nu fie de fapt confesivă. Uh-huh. Vorbeam despre felul în care se pun în scenă mulți dintre intervievați. Așa. Și aici nu vreau, Doamne ferește, să-i acuz, dar există în fiecare plăcerea asta de a se povesti și unele lucruri se fac inconștient. Cred că sunt oameni care sunt povestitori, așa, ca tip de personaj și care mizează foarte mult pur și simplu pe întâmplare, dar care, cu care destul de greu intri într-o zonă confesivă. Adică le place poanta, le place întâmplarea și trebuie să te chinui puțin să-i obligi pe ei să se uite puțin în spatele întâmplării, să vadă dacă nu găsesc ceva acolo. Alții sunt mai înclinați către confesiune din prima și sunt în stare să o livreze fără să o îmbrace într-o poveste. Și aici cumva e mereu vocea mea din spate care încearcă să păstreze echilibru între una și alta, pentru că nu cred că un interviu bazat pe confesiune pură, cap-coadă, e ușor digerabil. Cum nu cred că poantă după poantă sau întâmplare după întâmplare prezintă interes. Dar vezi pe cineva asumând confesivitatea de plină? Nu. Aproape, dar sunt care sunt mai care sunt mai înclinați spre confesiune și spre un soi de analiză, o continuă, cum să zic eu, analiză interioară, o introspecție așa mai. Da, și atunci eu încerc să găsesc echilibrul ăla între puțină poveste, puțină confesiune, dar hai să vorbim și despre lucrurile mai cu miez care te fac cine ești și care Cât ai fi chinuit tu, săraca, cu mine? Nu m-am chinuit deloc. Nu. Încercam să-mi aduc aminte, eu cum am fost, dar nu mai știu. Cum am fost? A fost un interviu extraordinar de smooth și de plăcut. Este, și interviul ăla este selectat pentru volumul 2 de Divanul Imaginar. Stă acolo să-l acun așteptare. Aștept. Da. Nu mai știi ce ai spus, nu? Nu mai știu. A fost un interviu foarte plăcut și dar n-aveam niciun dubiu, pentru că eu la rândul meu știam cum faci tu interviurile și asta ți-a mai mărturisit. Acum o fac și public. Doamna de Canei, cartea de interviuri cu Antoaneta Ralian, pe care ați făcut-o împreună, a fost unul dintre modelele mele de cărți de interviuri, pentru că era foarte concisă și în același timp plină de farmec, intra în zone foarte confesive, dar în același timp nu se ducea excesiv în nicio zonă patetică. Era totul foarte bine ținut în frâu, întrebările nu tindeau să intre în față sau să ocupe prea mult spațiu, cum se mai întâmplă în multe cărți de interviuri, când nu mai știi cine. Da. Sunt oameni care vorbesc, dar nu întreabă. Da. Era așa un echilibru fain că la final am zis, Doamne, deci dacă vreodată o să fac o carte de interviuri, ăsta e model, e talon. Să rămână. Da, mi-ai zis. Am măcar scuza că n-am venit acum să fac o periere la podcast. O să mai lauzi încă. Am spus-o de mai de mult, dar asta e adevărul. Sunt orgolioși. Da. Acum mi-aduc aminte. Da, mulțumesc. Dar uite, mă uitam pe lista asta, care e foarte... Da. E plină de substanță. Tu știi că noi avem doar 3 oameni pe care i-am avut aici? De pe lista asta? Da, Andrei Șerban, Dan Grigore și Mircea Cărtărescu. Da. Ar trebui să o copiem? Da. Bine. Da, pentru că am mulți la care n-am ajuns. Pe Matei Vișnie, cum îl aduci? Trăiește în altă parte. Dar mai vine în România. Mai vine în România, să știi. Mi-am prezentat o carte la Bookfest anul trecut. S-a ocupat Radu Paraschiv. Deci nu ierți că-ți copiem lista. Da, oricum avem carte. Nu mai bine vă las cartea. Da. Citiți și cartea. Eu am deschis aici, ai văzut că de jumătate de oră stau cu mâna deschisă la Andrei Șerban cu Liviu Ciulei și Lucian Pintilie. Da. Uite, am avut o profesoară pe Monica Pilat, de exemplu, în facultate. De engleză? La engleză, da, la poezie engleză am făcut. Poezie engleză. Frumos.
Ce romantic. Mm-hmm. Care e povestea fotografiei astea de ampomenit-o? Mai știi? Da. Care? Asta cu Andrei, Andrei Șerban. Stai că pe mine mă mai lasă și memoria de la Andrei, Andrei Șerban mai... Știu că au făcut fotografia într-un restaurant unde se duseseră să mănânce niște mititei, pentru că era o mare reunire pe teritoriul românesc după ce foarte mulți ani de zile fiecare stătuse prin alte părți. Pintilie mai mult la Paris, ceilalți doi în America, dar din ce înțeleg erau distanțe foarte mari între ei, deci oricât ai fi zis că sunt pe același continent, ei nu se vedeau. Și ceva i-a adus în România, nu mai știu ce, s-au întâlnit. Andrei Șerban mi-a spus că este și singura și ultima fotografie, de fapt, cumva coincis, pe care o au împreună. E o fotografie care stă mărturie pentru o foarte mare prietenie și pentru o admirație reciprocă între ei. Frumos. Frumos, frumos. Andrei Șerban spune că de altfel, bine, dintr-un gest de modestie, spune că niciodată nu s-a uitat la, el, la ei ca la niște prieteni sau ca la niște egali. Ca prieteni s-a uitat, ci mai degrabă ca la niște oameni pe care îi admiră și pe care vrea să ajungă din urmă. Deși, de fapt, stăteau pe picior de egalitate prin ce realizaseră peste hotare. Sunt cei mai importanți regizori români în fotografia asta? Nu. De acum, nu. Nu cred. Dar... Așa, în general. Nu de acum. Sunt epoși diferite, sisteme de valori diferite. Nu aș da verdicte de, la modul ăsta. Oricum, nu știu, sunt reprezentativ, dar nu pentru ce se întâmplă acum. Da, pot fi de acord, nu? Dar întrebați să vedeți ce pot fi, dar nu ca să nu mai, ca să nu mai zicem că unii nu mai sunt în viață, deci. Da, asta zic, că de-aia am întrebat la modul pentru niște, la modul overall. Au fost foarte reprezentativi și foarte importanți pentru ce s-a întâmplat în, în anii de dinainte de 89, aș zice, și un pic după, și în anii 90. Dar acum se mai vehiculează și alte nume, deci nu o să, n-o să ne oprim la... Nu, nu trăim doar din trecut. Evident, nu. Trebuiam să obțin o părere despre... Nu, simt nevoia să precizez numele pe care le-am pus eu pe copertă. Nu sunt selecția mea valorică. Ele au fost selectate prin prisma poveștii și prin prisma calității dialogului mai degrabă. Deci nu sunt critic literar să vin să propun acum, uitați, asta rămâne valoric. Asta nu înseamnă că ei nu sunt valoroși. Sunt, dar nu e o selecție gândită așa. Pentru că dacă ar fi fost să o aleg așa, aș fi avut poate și nume... Aș fi avut multe alte nume care au rămas pe lângă. Dar chiar, dintre sutele de interviuri, cum, cel puțin pentru cartea asta? Au mai fost. Cartea asta am gândit-o de când am deschis selecție. Rubrica Călătorie într-o fotografie, am avut în cap că la un moment dat s-ar putea să le strâng. Deci am fost ceva mai consistent așa și mai coerentă când le-am lucrat. Dar chiar și aici au rămas câteva pe, din afară, cu persoane foarte faine, unele mari personalități cu nume foarte grele. Dar recitindu-le am simțit că am fușărit eu puțin dialogul sau că m-am lăsat păcălită de cât de mare e numele din fața mea și n-am avut poate suficient curaj să plusez acolo unde persoana respectivă avea reticențe să intre într-o zonă mai personală. Și dacă am simțit că se transformă așa într-o prezentare politicoasă, am preferat să le las deoparte. Tu cum faci? Transcrisul e o chestie antipatică, știu. Și stilizezi? Da, stilizezi, da. Da, transcriu mult și nu folosesc programe, deși am încercat și program, am încercat inclusiv să colaborez cu cineva care transcria în radio, asta era meseria doamnei, și transcria perfect și după aia mi-am dat seama ce păcăleală îngrozitoare pentru că ea chiar transcria tot. Păi și m-am trezit că am 45-50 de pagini de întrunire și eu nu știam ce să fac cu ele pentru că eu nu transcriu tot, transcriu din start și editez și mă opresc unde avem paranteze, nu le mai transcriu. Deci e multă muncă de editare și dar nu mă, la un moment dat mi-am pus și problema asta, măi, dar oare e în regulă să editezi un interviu? După care mi-a trecut pentru că am aflat că toate interviurile din Paris Review sunt super editate. Nu, și în exprimare orală
mai scapi cât un anacolut, da. Te mai repeți, te mai bâlbui, mai folosești un cuvânt aiurea și atunci e logic să intervii, să editezi, nu? Și mai ales că nu e miza de așa natură încât să mă intereseze exact, cuvântul la virgulă, pentru că nu e o anchetă, nu e un politician pe care îl urmăresc să-l fac să spună cine știe ce. Mm-hmm. Vorbim de niște oameni de cultură, miza noastră este ca ei să-și spună povestea într-un mod cât mai coerent. Da. Da, și nu răstălmăcești, pur și simplu... Și nu cred că răstălmăcesc, dar mi-am amintit tot apropo de Paris Review și de ce, și de cum am descoperit că se edita foarte mult acolo, că George Plimpton, care a fost redactorul șef timp de vreo 50 de ani, dădea la un moment dat un sfat unuia dintre autorii de interviuri, care deschid o nouă paranteză, care erau foarte mulți și nu prea sunt nume cunoscute, nu prea s-a creat un brand personal printre ei, pentru că foloseau foarte mulți colaboratori și unor studenți, în fine, stagiari. Îi dădea sfatul, revin, spunându-i să mai trimită niște întrebări în plus și să încerce să creeze un soi de gradație dramatică, ca la teatru, ca la final să încheie cu o frază anume. Și m-am gândit, m-a și distrat, pentru că eu făceam cumva asta pe intuiție, îmi aranjam materialul înregistrat și când vorbeam, încercam să urmăresc gradația asta tensiunea, adică am pus preț pe ea și aveam grijă cu ce închid un interviu. Adică nu-l lăsam chiar la voia întâmplării, dar m-a liniștit că făceau și alții încă de acum foarte mult timp. Mai este o parte a carierei tale, cea în care lucrez cu multă presă din străinătate, colaborez cu ei. Și acolo faci documentare, nu? Mai mult. Da, mai lucrăm la documentare pentru televiziune, uneori lucrăm cu presă scrisă, alteori... Uneori am mai mult, am un rol mai semnificativ, că vin și cu subiectul și practic îmi găsesc colaboratori. Alteori sunt pur și simplu executant și fac un fel de producție locală de reportaj. E ceva care a contat foarte mult în viața mea. A început natural pentru că în 2006, când eram încă destul de mică, am plecat în Paris să fac un stagiu de fotojurnalism. Okay. M-a pasionat foarte mult reportajul foto. Am și lucrat și am și publicat multe fotostoriuri când exista la noi Square. Acolo iarăși am fost colegi din Da, da, asta urma să-ți aduc aminte. Da. Mă, am scris, păi ce revistă bună. A fost o revistă excelentă, mi-aduc aminte și acum când a venit Cristi Lup și așa a spus, l-am convins pe Radu Paraschiv să scrie, extraordinar. Da, mi-a plăcut tare mult la Escoaia. Era superbă revista, dar diverse decizii din astea de corporație au închis-o, au distrus-o. Și deci am plecat acolo cu gândul că voi învăța fotografie și am și învățat fotografie și am și activat ca fotograf câțiva ani, dar ceea ce am învățat de fapt acolo a fost jurnalism. Uh-huh. Pentru că am nimerit într-un colectiv de fotografi care erau implicit jurnaliști, că n-ai cum să fii fotoreporter fără să știi jurnalism. Standardele erau foarte mari la ei. Aproape toți din colectivul ăla erau oameni premiați sau mai târziu, în anii următori, au ajuns foarte premiați în domeniul fotojurnalismului. Cei mai mulți cu care am lucrat sunt azi nume extrem de grele în ce privește frontul din Ucraina, au cărți peste cărți dedicate subiectului și așa mai departe și ei s-au bucurat foarte tare să descopere că au o stagiară care nu este ieșită de pe băncile facultății, ci are niște experiență în jurnalism, că e jurnalist de fapt. Și au început să vină în România, căutau subiecte, eu le mai furnizam subiecte că încă nu exista Google Translate chiar așa. Acum poți să faci documentare și de la distanță. Și tot lucrând, am învățat cum se face, de fapt, reportajul în alte părți. Și mi-a prins foarte bine. Dar ai trăit și situații complicate cu oamenii ăștia. O, Doamne, da! Da, am trăit și situații foarte complicate. În primul rând că ce mi-a plăcut este că, sigur, ca presa străină să vină în România să facă un subiect, trebuie să aibă o motivație. Adică noi la revistă mai facem și subiecte care sunt de atmosferă sau lucruri mai legere, dar nimeni nu deblochează un buget care unor e 10.000 de euro sau 15.000 de euro ca să trimită niște jurnaliști să facă ceva dacă nu are miză. Și atunci asta însemna că lucram pe subiecte grele. Grele însemnând droguri, crime, prostituție,
sau dacă erau mai, de fapt, divers pentru televiziuni, puteau fi, de exemplu, videocetul sau marele turism medical al medicinii estetice, să zicem. Două industrii complet separate la care România excelează. Da. Adică, în videocet a excelat, era pe locul întâi în Europa, da, și făcea milioane și milioane de euro. Păi ce, gata, am încetat? Nu cred că am încetat, dar nu m-am mai documentat eu. Da, s-au retras ceilalți, no, de frică. Este, da, cred că i-am doborât totuși, adică cu industria asta cred că i-am iar doborât. Miss Videocet, mă rog, îmi cer scuze, nu mai știu cum se numea marele lor concurs internațional, dar Miss Videocet internațional era o româncă. Există un Miss Videocet? Da, e un eveniment uriaș în America. Să te-ai documentat bine. Asta am uitat datele. Și te-ai întâlnit cu oameni care lucrează în industria asta? Da, da, am filmat timp de o săptămână la Studio 20, cred că se numește, cel care avea sediu și la Unirii. Am filmat cu fetele care făceau această meserie și nu am filmat doar pregătirile, am filmat și în casele lor și în timpul lor liber, inclusiv am negociat, pentru că de asta mă colaborau cu mine, că eram cel mai dracului negociator, am negociat inclusiv să ne lase să filmăm ce se întâmplă în momentul în care clientul intră în private meeting. Bineînțeles că nu s-a difuzat pe post. Am înțeles, da. Nu s-au difuzat zonele mai hot, dar pe noi ne interesau detaliile de lângă care spun povestea. Ce mai, care mai e povestea așa la modul general? E, povestea la modul general, nu știu, sunt multe povești, dar șocul meu cel mai mare a fost că am făcut reportajul ăsta prin 2017. Cam la 10 ani după ce făcusem un alt reportaj, tot pentru francez, tot în colaborare cu ei, era reportajul lor, eu lucram practic în echipa lor, despre familiile rupte în două, care își părăseau copiii în România, undeva în zona Târgoviște am lucrat cel mai mult, și care plecau în Spania și în Italia și, mă rog, își lăsau copiii cu bunicii. Mi s-a părut șocant să descoper după aceea, peste 10 ani, când am filmat cu fetele astea tinere, care toate aveau 18, 19, 20, 21 de ani, că toate trăiseră crescuseră cu bunicii. Erau copiii de atunci. Aproape toate aveau părinți plecați în Spania și în Italia. Nu o să fac concluzia, dar e cumva, te pune pe gânduri. Eu am făcut o emisiune la radio în care a sunat foarte multă lume, multă lume a sunat, cred că puteam să vorbesc 2-3 ore în continuu despre treaba asta și țin minte că i-am întrebat la un dat pe oameni, băi, e o formă de prostituție sau nu? N-aș pune accentul neapărat pe ceea ce se întâmpla sexual, pentru că am înțeles că era mult mai complicat, mai complex, mai profund, era un joc de psihologie acolo. Ele primeau foarte multă încredere și din partea acestor clienți care le ajutau cumva să se maturizeze, să devină femei. În același timp, sistemul, mă refer la studioul de aici, avea psihologi angajați, care psihologi sigur aveau, fiind plătiți de studio, de companie, aveau ca miză să le ajute pe fete să depășească momentele dificile ca să fie mai eficiente la locul de muncă, pentru că se lucra noaptea de seara până dimineața. Deci e un joc de psihologie, pentru că clientul care plătea cel mai mult nu plătea pentru 15 minute în care vedea, ci plătea de fapt pentru un soi de prietenie care se lega și care dura cu orele, în care ei erau dispuși să lase camera deschisă și contorul ăla mergea îngrozitor de mult. Erau oameni cu foarte, foarte mulți bani, dar care presupun că se simțeau foarte singuri, care erau foarte alienați în societățile din care sunau. Cei mai mulți clienți erau americani, care nu-și permiteau probabil servicii de genul ăsta datorită numelor cunoscute. Adică mă gândesc că era și asta un... Ele nu îi vedeau la față. Aveau posibilitatea să îi vadă, dar de cele mai multe ori ei nu se arătau la față. Deci era un soi de joc de dependență psihologică care era de analizat, adică era... Da.
dar pe care nu analiza nimeni. Și apropo de întâmplări din astea greu de dus, când făceam acest reportaj, pentru că asta a fost partea mai comodă, să filmez la studioul 20, care era cel mai bun din România, condiții super stas, totul era extraordinar. Asta nu punea probleme, dar noi trebuia să avem și latura cealaltă, să mergem și la niște studiouri dubioase, la niște patroni care puteau fi foarte ușor încadrați ca proxeneți și să descoperim dacă ei fac doar videochat, care e considerat legal în România și care are niște delimitări destul de clare, sau se întind cu gluma și obligă fetele să mai facă și altceva. Drept pentru care eu a trebuit să mă prefac că vreau să mă angajez. Și am plecat să mă angajez și m-am chinuit, am și distrus o rochie atunci. Am încercat toate hainele posibile prin care puteam să distrug un nasture ca să pun să montez o cameră de filmat. O cameră ascunsă. Da, lucram cu o cameră ascunsă și mă trimiteau pe mine pentru că eu eram cea care vorbea română, nu putea să meargă în francez, evident. Toate reportajele astea se făceau pentru TFA. Și am filmat și a fost greu, a trebuit să vorbesc cu foarte puține cuvinte, să nu folosesc neologisme și să... Așa, mai pe stilul viața mea. Da. Trebuie să adopt un stil mai provincial. Și l-am convins, nu știu, de la un punct încolo, întrebându-l, domnule, bine, dar eu ce pot să fac? Dacă îmi cere asta, fac sau nu fac? Și el mi-a zis, faci. Și da, dacă fac asta, dar dacă mai știu eu ce... Și l-am făcut să spun aproape tot ce-mi doream, inclusiv sume. Da. Eram foarte mândră de mine. Și nu ți-a spus, pui cam multe întrebări? Că la un moment dat... Nu, dar la un moment dat se cam împrietenise așa cu mine și mi-a zis, m-a întrebat un... Știa că sunt din București, că cine vine după mine, că vine un prieten, că o să mă ia de nu știu unde. Păi hai că te duc eu cu mașina. Și noi aveam o înțelegere cu jurnaliștii care aveau camera, pusă, evident, cu microfonul activat. Ei auzeau tot dialogul nostru, dar care era în română, nu înțelegeau nimic, dar stabilisem că dacă se întâmplă ceva, eu încep să vorbesc în franceză. Și atunci automat ei se vor prinde și vor intra peste noi. Noi fiind într-un bar și filmând într-un bar mic de provincie, foarte obscur și foarte dubios. M-am suit în mașina lui în dreapta, știind, fără să mă uit, că mașina lor e la 2 metri distanță. Și gândindu-mă că ei, evident, mă vor urma cu mașina și se vor parca undeva în spate. Doar că acești doi jurnaliști erau doi jurnaliști îndrăgostiți. Fugiți de acasă amândoi. Nu cred. Și nu te-au văzut. Erau absorbiți. Și-au profitat de acel moment care mi s-a părut probabil foarte romantic, că au rămas doar ei în mașină. Eu mă prinsesem oricum că sunt îndrăgostiți, pentru că, deși fiecare avea verigheta lui pe mână de altfel, foloseau cam același portofel, cam aceleași lucruri, mâncau din aceeași chestie. Deci mi-am dat seama oricum că e o poveste de reportaj, cum s-ar spune. Și îndrăgostiți fiind, nu știu ce au făcut, dar nu au venit după mine. Și am plecat eu cu mașina. La un moment dat am mai trecut printr-un tremur din ăsta, pentru că eu în continuare filmam și în mașină, mă chineam să stau în poziția în care să fie camera pe el și mai aveam de pus singura întrebare dacă pot sau nu pot, dacă e permisă prostituția, dar încercam să o întreb așa cu cuvinte foarte simple, bine, dar dacă mă duc cu ăla, dacă îmi cere să mă duc cu el, pot să mă duc cu el sau nu? Și cât pot să câștig, asta voiam să-l fac să spună. Și el s-a enervat și eu aveam o jachetă de blugi până la urmă și a pus mâna așa pe jachetă, cum eram eu în dreapta, și a dat-o la o parte și a zis, păi nu știu, arată-mi și tu o țâță să văd dacă cât face. Da, prețeluire. Și a dat la o parte jacheta de blugi. Din fericire pentru mine era partea dreaptă care era fără cablu. Așa. Oh, doamne, erai cu cabluri pe tine? Da. Cablurile erau pe partea stângă, da. Nu, n-a fost niciun... Nu mai cântăresc la hărțuire, ca să ne înțelegem. Oricum aveam o haină pe mine. Dar am coborât din mașină, totul era ok, și când mă uitam în stânga-dreapta să-mi văd colegii, ei nu numai că nu erau acolo. Dar în fine, ne-am regăsit și foarte bucuroși că am filmat și că am totul bine, și când am și sărbătorit puțin în seara aia, a doua zi dimineața a coborât cameramanul negru la față și s-a uitat la noi la micul dejun și a zis că are o veste foarte proastă, dar a uitat să dea rec. Și că de fapt s-au păcălit pentru că era microfonul pus
la camera din mașină și auzeau dialogul, dar nu își dădeau seama că de fapt nu era înregistrat și... nimic nu din toată povestea. Nu era nimic înregistrat. No, shit! Se întâmplă. Mamă, da. Așa. Și merge un buton roșu acum. Doamne! Doamne, prin ce ai trecut? Incredibil. Da. Și ce credeți? A trebuit să mă întorc la el să înregistrez. Din nou? Păi. Și a mers? Nu a mai mers, pentru că nu mai puteam să pun aceleași întrebări, dar cumva convenția a fost ok. Recuperăm povestea pentru că avea partea de audio. Deci recuperăm povestea, o refaceți voi textul și eu încerc să iau niște imagini ca să folosim. Și am mai luat câteva imagini în care se vede chipul și așa mai departe. Ia, ce poveste! Nu ți-a fost frică? Toată lumea mă întreabă asta. Nu ți-a fost frică? Nu, cred că dacă mi-ar fi fost frică, n-aș fi putut să fac asta. Adică cred că ce se întâmplă în momentele alea merge... Nu vreau să zic pe încredere în sine, că nu e încredere în... Adică o doză de frică cred că există. Pur și simplu sunt atât de imersată în subiect încât nu stau să mă gândesc, n-am timp să mă gândesc, aoleu, ce fac, unde sunt. Adică eu sunt cu un om în fața mea. Un om real, trebuie să-l conving de ceva, am o treabă foarte concretă și atunci nu prea mă gândesc. Și cu drogurile? Cu drogurile a fost o poveste mai complexă, pentru că la un moment dat exista un personaj în zona mondenă a României, îl cheamă Frank Colan, dacă spune ceva, era iubitul Mariei Marinescu. Ea ne spune. Da. Maria Marinescu, care era, cred, un soi de nepoată a lui Ion Iliescu. Da, fica fiului adoptat. Da, ceva de genul ăsta. Okay. Creatoare de modă într-o zonă de genul ăsta. Prietenă cu Ion Ion Țiriac, care și el fusese acuzat. Nu, fostă iubită a lui Ion Ion Țiriac, care fusese acuzat de mare trafic de droguri. Și într-un mediu din ăsta cu prieteni care toți aveau niște semne de întrebare care planau deasupra lor, acest Frank Colan a fost prins într-o mare rețea internațională. El a fost acuzat de ceva mai mic, 500.000 de euro, un mizilic, nu mai știu. Da. Era un mizilic. Bani de coșniță. Da, pentru că el, de fapt, făcuse intermediera și pusese la dispoziție avionul care urma să aterizeze în Republica Dominicană, unde era o cantitate uriașă de cocaină. A fost un scandal uriaș internațional și știrea a ținut prima pagină și emisiunile din Franța vreun an de zile. Și am făcut atunci o poveste despre rădăcinile lui Frank Colan în zona, mă rog, țara de proveniență. Mm-hmm. Și atunci am filmat ceva cu camera ascunsă, cred. Nu te plictisești. Da. Nu mă plictisești. Așa, cu emoții? Nu, a fost mai calm atunci. Eram mai mult în zona mondenă, cumva, mai mult. L-ai filmat pe el sau personaje din povestea? Nu, el era la pușcărie deja. Personaje din povestea lui. Personaje din povestea lui, prieteni... multă detectivistică. Atunci a fost mai greu pe partea asta de... Țin minte că scoteam dosare de la... cum se numește? Registrul Comerțului. Mergeam și ceream dosare de la Registrul Comerțului, plăteam foarte mult să le scoatem, pentru că existau foarte multe firme sub care se făceau afacerile astea și trebuiau verificate toate și, de fapt, a fost o anchetă care, în mare parte, s-a produs pe hârtie, adică încercam să descoperim traseistica. Uite cum se deschide o firmă, se produce o tranzacție, după care se închide imediat, se deschide alta și trebuia să dovedim asta cumva și cu hârtii. Dar s-a și filmat mult, au fost și interviuri. Astea sunt două laturi complet diferite ale tale, adică interviurile acestea care pun oamenii într-o situație. Interviurile sunt parte așa de puf, puf. Da, față de asta, sigur, e puf, puf. Sunt diafane. Da, și brusc intervine ceva ce nu multă lume ar face. Adică nu multă lume ar face. Acum, eu nici n-am putut și n-am făcut niciodată promovare pe Facebook la tipul ăsta de jurnalism pe care îl fac, pentru că, de ce? Uneori mai pun câte o poză așa și mai scriu câte un, mai las câte un hashtag vag, dar, în general... depinde. Dacă filmez cu camera ascunsă, poate am o identitate pe care nu trebuie să o divulg. Dacă îmi dau vreun nume sau un număr de telefon, poate nu vreau ca cineva să facă conexiunea pe telefon și să ajungă pe pagina mea de Facebook, că uneori îți mai propune telefonul. Și nu vreau să se vadă pentru cine lucrez, unde lucrez în momentul ăla, că îmi dăunează anchetei.
și îi pun pe jurnaliștii care vin cu subiectul, care sunt de drept autorii subiectului, îi pun în o situație complicată. Deci nu prea pot să fac asta. Dar oricum eu am. Și acum spune cinstit, am respectat regulile interviului, da? Am porcând încet, 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 după care am ajuns la final, la această poveste la care lumea zice, wow! Na, na. Cu asta trebuia să începeți, băi. Lăsați-o încolo de literatură. Asta așa, doar ca să nu ne plictisim, totuși doar interviuri cu scriitori. Deci, na, e monoton. Trebuie și o întrebare tâmpită, nu? Te rog. Tu l-ai pus pe alea inteligente. Vine cineva și îți propune un interviu cu Putin. Ce faci? Îl iau. Îl iei, nu? Da, mă gândeam că asta o să spun. Evident că îl iei. Dar bine, presupun că aș fi pusă la 4-5 metri distanță și... Nu, să știi că această dezbatere este ușor. La masa aia lungă. Această dezbatere e ușor de numit. Toată lumea serioasă va lua acest... Tu ți-aș spune, da. Doar că probabilitatea e foarte mică, așa că... Nu, alege pe cine nu se pricepe sau pe cine deja îi cântă... Sau filtrează întrebările. Poate să-ți dea un răspuns de 30 de minute cum i-a dat cetățeanul ăluia și... Nu cred că aș obține nimic de la un interviu cu Putin. Nu cred. Pentru că ce faci în momentul în care în fața ta e cineva care din toată răspunde cu totul altceva și se uită pe pereți și îți livrează o poveste... Tu nu-l poți întrerupe pentru că în situații de genul ăsta n-ai dreptul de cele mai multe ori. Adică e cuvântul tău împotriva cuvântului lui, el își ține discursul lui pe lângă. Pot să montez doar un spectacol. Cred că Jeremy Paxman ar fi făcut niște chestiuni de genul ăsta. Poate l-ar fi dat cu capul de birou până la urmă. Da, cred că e mult aici. Da. Deci n-am vise de astea, nu. Doar dacă Putin scrie o carte la un moment dat. Și o publică la noi în România. Da. Ce nenorocit, și mă sună PR-ul editurii și mă roagă frumos, hai mă, da, te rugăm frumos, avem cartea asta în promovare. Poate așa, da. Da, asta apropo de scenariul de-l postei tu mai devreme, cu liftul, știi? Apeși pe un buton și se duce, nu se mai oprește. Așa e partea asta de convorbire, am apăsat pe un buton și... Și nu știm unde ajunge. Nu știm unde ajunge. Dar să știi că a fost o întâlnire măiastră și ne bucurăm tare mult că ai trecut pe la noi. Și că ne-ai luat și o bucățică de interviu. Nu știu dacă ai remarcat. Nu știu dacă ai remarcat la un moment dat că a schimbat rolurile. Foarte puțin. Chiar erau niște curiozități personale, voiam să văd pe ce se mai dopează oamenii când fac jurnalism. Dar noi nu facem jurnalism. Tot jurnalism e. Vag. Sunt interviuri, dar da. Jurnalism. Tu mai mult, eu dau din gură. Da. Îți mai iau ție interviu. Așa. Ne plac prăjiturile. Vă plac prăjiturile. Ne plac prăjiturile de mâini. Și nu avem voie să mâncăm. Ne place ciocolata, nu avem niciodată voie să mâncăm. Avem un pecorino pe care îl iubim. Așa. La tenuta Ulise. Și un parmigiano. Să nu vorbim de Italia, că știu oamenii aici de față care, care suferă. Da. Am să mă răzbun. Ne place fotbalul. Da. Și interviurile de calitate, să știi. Frumos. Da. Dia, mulțumim mult de tot. Mulțumim. O plăcere a fost. Chiar a fost o plăcere. Mă bucur tare mult că am fost cu voi. Continuăm. Spuma filelor. Salutare, prieteni! Avem aici episoadele noastre de cărți. Știți cum? Cărți te fac neprost. Nu uitați că punem la pachet în curând Bonville de Jonathan Cohen, traducerea lui Radu Paraschivescu. O să plece către voi, către membrii noștri susținători. Și pentru amatorii de Jonathan Cohen, el scrie sau finalizează acum o carte nouă care o să apară în noiembrie în Anglia, care se cheamă The Proof of My Innocence. Eu am primit de la Dan Croitoru, am primit pe manuscris electronic. N-am apucat să-l citesc, am apucat doar să citesc așa un sumar al cărții, pare foarte interesant. Traduci? Nu, traduc în condițiile în care crește tariful. Se plătește, la cote occidentale. Punem aici din nou. Sau măcar cote croate, să zic așa. Croate? Da. Punem aici cartea Diei Radu, invitata noastră, da? Să vedeți. Călătorie într-o fotografie, interviuri pornind de la o fotografie cu personalități culturale din România și... Mă bucur că există intervievatori de nivelul ăsta, de nivelul Diei, de nivelul Magde Grădinaru,
care iarăși basculează între cultural și politic, de nivelul lui Robert Șerban, de nivelul Ioanei Bâldea Constantinescu și al lui Marius Constantinescu. Zice, avem o trupă de intervievatori foarte buni. Mie, hai că și noi am fost buni. Eu mai puțin, tu. Da, nu, nu. A, noi am fost buni cu Dia. În general, băi, ce să... Da, bine, hai să ne lăudăm. Da. Da, și precis am făcut niște nedreptăți, o să-mi aduc aminte după ce o să terminăm înregistrarea, de alte 10 nume pe care nu le-am spus. Cer iertare. Da. Înainte de a trece la stiva de cărți, ce sunt notițele dumitale aici? S-a adus acum pentru emisiune? Pare că ți-ai notat o poezie, ceva. Nu, asta era... Nu, notasem eu niște lucruri de când am fost la Iași cu plecatul, dar nu m-am mai uitat peste ele. Am înțeles. Poezia este al lui Arghezi, de-abia plecase. Dacă ți-mi minte, am recitat acolo, am recitat, am citit două strofe. Dar găsiți conferința la rubrica de membri, să știți. Dacă vă uitați, ele sunt puse acolo pentru membrii noștri plătitori. Să-i dăm bătăi, Radu, zic. Cu ce deschizi? Păi deschid cu Isabel Allende, Numele mi-l știe vântul. E un titlu foarte frumos. Și este un roman apărut la Humanitas Fiction în colecția Raftudense și în traducerea, ca de obicei, a Corneliei Rădulescu și, ca de obicei, o traducere foarte bună, plastică, fluentă, convingătoare. Cornelia, unul dintre hispaniștii noștri neobosiți, deci un om de o hărnicie admirabilă. Isabel Allende are clubul ei de cititori în România și pe bună dreptate, pentru că știe să spună o poveste. Deci eu de asta am recomandat cartea asta. Nu e cea mai bună carte dacă stăm să facem clasamente. Dar nu facem, nu suntem atât de mărginiți încât să facem clasamente. E o carte însă care îți vorbește despre ruptură și despre ce se întâmplă când viața ta o ia razna fără ca tu să poți face ceva. E o carte în doi timpi, cu două planuri care pornesc din perioade diferite, ba chiar din secole diferite, din zone diferite ale lumii și care la un moment dat se întâlnesc, la un moment dat converg. E povestea unui copil evreu, Samuel Adler, al cărui tată moare în Noaptea de Cristal și care este împins de mama lui să plece, să scape de acolo. Și care scapă luând cu el doar o vioară și plecând într-un enorm necunoscut. El cântă la vioară, de mic. 80 de ani mai târziu, există o altă poveste de ruptură. O fată pleacă din Salvador, o tânără pleacă din Salvador și ajunge în America, unde nimerește peste o decizie politică brutală a despărțirii familiilor, copiilor de părinți. Și tot jocul ăsta din Numele mi-l știe vântul este o încercare de a explica felul în care supraviețuiești, nu fizic, ci mai ales psihic, unor fracturi de destin de felul ăsta. Cum te recompui după ce viața îți dă asemenea pumni în plex? Cine te ajută? Cine se ridică împotrivă? Cum arată o trădare la care nu te aștepți? Cum arată o mână de ajutor la care nu te aștepți? Care este forța solidarității într-un sistem de genul ăsta, indiferent că e vorba de America lui 2019, să zicem, sau de anii 40 din Anglia, unde ajunge Samuel Adler. Samuel Adler, care crescând, ajunge să aibă servitoare pe cineva din cealaltă familie. Sunt niște întrepătrunderi aici, cu totul spectaculoase. Samuel Adler, căruia îi se spune Mr. Bogart, domnul Bogart, pentru că seamănă cu Humphrey Bogart. El are altfel niciun fel de legătură, dar este supranumit așa, vor vedea cititorii de cine. E o carte cu multă amărăciune. O carte cu puțin sâmburi de speranțe. Există acolo, dar îngropați într-o mare dezgură, de dezamăgire, de scepticism. Isabel Allende are cărți în care nu e deloc entuziastă față de specia umană și asta este una dintre ele. Încă o dată, traducerea minunată a Corneliei Rădulescu.
Autoarea este Maria Ressa, Filipine. Din Filipine, laureata premiului Nobel, este o carte de memorii, se numește Cum să înfrunți un dictator, cu subtitlul Lupta pentru viitorul nostru, cu o prefață de Amal Clooney, soția lui George Clooney, care apare în această carte și joacă un rol. Este apărută la, nu știu dacă e nouă, dar e o editoră mai mică, se numește Zix Books. Da, e destul de nouă. E destul de nouă. Traducerea este a jurnalistei Mona Dârțu și nu întâmplător este a unei jurnaliste. Acum, trebuie să vă spun că această carte este foarte puternică. E o carte lăudată în străinătate. Maria Ressa e o personalitate mare de tot pentru lumea jurnalismului. A primit premiul Nobel pentru pace pentru lupta sa dusă cu dictatorul din Filipine, Antonio Duterte, și a primit premiul Nobel pentru pace la oaltă cu un jurnalist rus, și acest premiul Nobel pentru pace este și o formă de protecție asupra vieților lor, care sunt mereu amenințate de dictaturile în care trăiesc. Am avut vorba Alexandrei Rusu de la Zix Books. Poate vă întrebați cum a ajuns o carte atât de mare și cu un nume atât de mare la o editură care e mai mică, pentru că ea a fost în concurență cu toate marile editori ale acestei țări. Pentru că atunci când ești mai mic, trebuie să fii mai creativ, povestește Alexandra Rusu, și anume că i-a scris o scrisoare Mariei Ressa și a vorbit despre întâmplările României, despre libertatea de expresie, despre ce am trăit noi aici, și Maria Ressa a înconvințat că această carte să fie publicată de Zix Books. Ce găsiți în carte? Povestea acestei femei care este din Filipine, dar are și cetățenie americană și este formată și în Statele Unite, a fost corespondent al CNN ani de zile, după care a început, a avut și propria afacere de presă și de aici s-au tras toate problemele în Filipine și a și lucrat pentru cele mai mari stații din Filipine. Sunt doi piloni importanți ai acestei cărți, modul în care ea luptă pentru democrație și adevăr, înfruntând un guvern care i-a fost ostil până la venirea lui Duterte, diverse guverne ale țării sale, așa, iar după aceea a fost nu mai ostil, a fost de-a dreptul agresiv, ea a fost dată în judecată de nenumărate ori, are nenumărate procese din partea guvernului, nenumărate anchete, arestată de 10 ori și de 10 ori ieșită din pușcărie cu diverse cauțiuni, bătălii juridice impresionante, și a fost desfințat de către diversi influenceri aflați în colaborare cu guvernul pe Facebook sau pe alte rețele sociale. Cum reziști? Cum duci o luptă? Da. Ce anchete faci? Cum răspunzi la toată chestiunea asta? Și doi la mână, al doilea pilon foarte important al acestei cărți este bătălia și dezvăluirile pe care Maria Ressa le face despre Facebook. Filipine este o țară de testare pentru Facebook, pentru diverse instrumente, pentru că 97% din populația din Filipine este conectată la Facebook și atunci sunt folosite tot felul de tool-uri de dezinformare. Maria Ressa a început, ea a fost o entuziastă a Facebook-ului pentru că era o entuziastă a jurnalismului comunitar în care oamenii participă și așa mai departe. Dar începând din 2016 și-a dat seama că Facebook a scăpat de sub control și mai mult că de fapt încurajează dezinformarea și șubrezirea democrațiilor. Ea fusese într-o relație bună cu Facebook, cu care colabora, cu Mark Zuckerberg, îl găsiți în carte, au stat de vorbă de nenumărate ori, s-au întâlnit cu diverse adjuncți ai lui și ea începe să descopere acest adevăr despre Facebook, li-l comunică, Facebook nu vrea să facă nimic, nu vrea să oprească dezinformarea, acțiunile sale sunt șovăielnice și palide și Maria Ressa scrie despre asta și, ca să vedeți unde au mers lucrurile, exemplu, editura Zix, care a publicat cartea în România, și Dragoș Stanca, care e foarte priceput la chestiuni digitale, fost jurnalist și acum antreprenor, au încercat să promoveze evenimentul, lansarea cărții, la care am fost alături de Emilia Șercan, Cătălin Tolontan, Dragoș Stanca și Mona Dârțu, a încercat să promoveze. Și Facebook oprește promovarea acestei cărți, spunând că este o activitate politică și că nu pot să promovez cartea asta decât în condiții speciale. Poate pentru mulți dintre voi să fie revelație cartea asta, dar merită citit ca să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Foarte semănătoare România cu Filipine din multe puncte de vedere. Ei avea un, atâta mai zic, avea un vicepreședinte, unul dintre vicepreședinții țării, a fost la
fusese anterior prezentatorul celui mai important jurnal de la o televiziune. A, așa, și după ce a pierdut niște alegeri, se întorcea înapoi la televiziune. Ca tot filipinezul imparțial. Da, 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 da. Da, da, da. Să ne spunem de Alexandra Rusu că este un om de carte strălucit și un editor deja cu experiență, un editor asta este nouă. Dar Alexandra are niște ani buni în care a fost pe la diverse edituri. Da. Noi am fost și colegi o vreme față în față în același birou la Humanitas, i-a mai trecut și pe la OLA, a trecut și pe la Nemira. Deci e un om, și mai ales un om de inițiativă și care a avut multe idei. Unele dintre ele au fost lăsate să rodească. Cred că e o colecție care se cheamă Calea Ficțiunii, dacă nu mă înșel, pe care i-a făcut-o la OL, foarte bună, foarte bună. Și un om așa cum trebuie, da? Ai spus că a tradus-o, că nu știu. Da, Mona Dârțu, jurnalista Mona Dârțu. Stai că mi-a spus Alexandra, înainte să-mi spui tot. Da. Trei exemplare o să plece către comunitatea noastră. Ce frumos. Da. Ok. Da, eu continui cu Juan Jacinto Muñoz Rangel și O istorie a minciunii, o carte apărută la Polirom, în traducerea Mioarei Adelina Angheluț, o traducere ok, în general, cu mici alunecări, gen confuzia dintre operație și operațiune, și o chestie care m-a cam zgriat un pic pe nervul optic sau auditiv. Optic, da. Adică, în schimb, voi pune la îndoială piatra din capul unghiului pe care se fundamentează creștinismul. Asta e cheia de boltă, de fapt. Nu e nicio piatră și niciun unghi. Am mai văzut tradus piatra unghiulară. Bun, piatra unghiulară am văzut și eu, dar piatra din capul unghiului n-are niciun Dumnezeu. Dar cum sună în engleză? Din ce formulare? Mai știu, asta e din spaniolă, oricum, cartea. Da. E din spaniolă, e din spaniolă. Deci e cheia de boltă, da? Cheia de boltă. Da, o carte foarte frumoasă, care are pe copertă una dintre cele mai mari minciuni, de Calul Troian, care este o minciună mitologică din războiul troian. Se știe povestea, se știe inițiativa lui Ulise, se știe felul în care troienii au căzut în capcana asta, cadoului frumos. Și ai o carte de filozofia minciunii, nu neapărat un compendiu al minciunilor. Uitați, frați cititori, cum se mințea în Evul Mediu, cum se mințea în Baroc, în Renascență. Nu, este și o filozofie a mistificării. Un fel de a vedea în ce măsură natura însăși minte. Înainte de apariția omului, înainte ca omul să devină o creatură capabilă să citească și să scrie, înainte să devină, să intre în perioadele de dezvoltare, fie de marile perioade istorice, natura însăși păcălește prin felul în care combină culorile, prin felul în care anumite animale sau anumite plante disimulează sau se fac nevăzute, sau cameleonul e cazul clasic, da? De vietate care te înșală cromatic. Dar nu numai. Tot felul de plante carnivore care devin capcane, tot felul de animale care se confundă cu peisajul, feline, dar nu numai feline. Și o carte care îți arată cât de multă minciună e în viața ta, de fapt, și cât de multă minciună e în iubire dacă știi să o descoși, dacă ai păcatul ăsta odios de a o descompune în factori, în secvențe. Așa ceva nu se face, dar dacă o faci, afli că, de fapt, în spatele multor declarații, multor trăiri, sunt disimulări. Afli, de fapt, că sinceritatea este o convenție imposibilă, ceea ce eu spun de multe vreme, dar nu aveam neapărat nevoie de cartea asta, dar cartea asta confirmă că o lume în care sinceritatea este absolută și permanentă este o lume care moare, care explodează, sare în aer. Și o foarte frumoasă demonstrație cu note de subsol multe și unele dintre ele, cele mai multe dintre ele, cuprinzătoare, și cred că este o apariție utilă în lumea asta în care se minte fără să ai nevoie de o carte care să te ghideze în minciune. Da, O istorie a minciunii, Juan Jacinto Muñoz Rangel, editura Poliro. Tot eu. Eu m-am apucat de superscrieri.
Ah, ok. Da. Spune. Nu, ce, n-am nimic de zis, că de-abia am jurizat secțiunea de debut. Și, mă rog, acum părerea mea că deputanții de acolo sunt ajutați de niște editori destul de buni, că am găsit vreo două materiale de zis, de-aș fi deputat și eu așa. Nu mai făceam vorbitorii. Da, nu mai făceam. Da, materiale tari, ca de obicei. Am avut o mică, uite că poate ne vedem la un moment dat cu Cătălin Tolontan. Vorbeam despre asta chiar la întâlnirea cu Maria Ressa și spun, băi, eu sunt foarte optimist pentru presa din România, pentru că are aceste insule de presă alternativă, independentă, cum vrei, care face o grămadă de muncă, știi? O grămadă de anchete, o grămadă de chestii de genul ăsta. Cătălin nu era foarte sigur de treaba asta, spunea că trebuie să existe redacțiile mari și mi-a rămas asta, zic, ca un subiect de discuție, trebuie discutat asta, am dat, despre rolul și rostul presei din România. Așa că am citit 60 de texte, cred că 62 euro. Este și o temă de conferință vorbitorinci. Dacă avem presă sau nu? Cred că aruncă lumea avem, acolo. E, cum să... Aruncă e, lumea cu ouă după noi. Da, hai să facem, Hai să facem. Tu n-ai voie ouă, eu am voie. Bun, asta, da. ce mai ai adus? Am adus ceva misterios, de fapt nu misterios, ceva despre care se tot vorbește. Ultima producție literară a lui Gabriel García Márquez. Definește ultima. Ne vede... Ultima. Da? E... Chiar nu e cea mai nouă, chiar ultima. Ne vedem în august și dacă data trecută când povesteam despre Javier Cercas, mi se pare pe autor la RAO, condamnam editura pentru că lucrează cu softuri discutabile care produc traduceri pe măsură. De data asta, cartea are un traducător și un traducător reputat, Tudor Alexandru Mehedinți, o hispanistă, iarăși, vrednică. Sigur că dacă ești cu surgiu cum sunt eu, găsești aici niște... Da, sigur, pe. Adică whisky-ul ăla nu e cu glasoane. Fim serios. Cu ce? Cu glasoane. E cu gheață. E glason în franceză, nu știu cum e în spaniolă. Dar e whisky cu gheață. Adică... Whisky cu glasoane? Da. Nu apare formula asta, după cum apare o formula pian discordat, care cred că e un pian dezacordat, pur și simplu. Dar astea sunt chițibul și tăiocerea curge foarte bine. Și Tudor Alexandru Mehedinți e un om care are... rafturi de cărți traduse. Bun. Ce se întâmplă cu cartea asta? E o poveste de iubire și o poveste despre importanța carnalului în viața unei femei. Ana Magdalena Bach este protagonista acestui mini-roman care trebuia să facă parte dintr-un ciclu de 4 asemenea romane. Este povestea unei femei mature, ajunse în preajma vârstei de 50 de ani, care în fiecare lună august se duce la mormântul mamei, undeva pe o insulă. Și acolo intră într-un soi de comunicare cu ea și acolo își aduce aminte de tot felul de lucruri și tot acolo profită de plecarea de acasă ca să își întreține diverse fantezii senzuale, erotice, tot felul de experiențe care țin și nu țin de înșelat, iar o căsnicie fericită altfel, cu un bărbat care arată impecabil și care își face cu prisosință datoria de bărbat, dar există ceva în personajul ăsta care incită, care provoacă, îi provoacă pe cei din jur, pe bărbații din jur. Se vede că nu este una dintre marile cărți ale lui Márquez, nici n-avea cum să fie, pentru că el deja nu mai era cu totul și cu totul stăpân pe ceea ce scria. Manuscrisul este editat de Cristobal Pera, care are și o explicație la sfârșit în care își arată venerația pentru Márquez, pentru că sigur era un autor, o instituție, un autor enorm, nu doar pentru că a luat premiul Nobel, era un autor care a dat cărți uriașe în literatura lumii. Problema nu este cartea în sine, acțiunea în sine, care este destul de simplistă. Răuvoitorii ar spune că e un fel de literatură sud-americană mixată cu Sandra Brown. Da, trebuie să fie răuvoitor să spună lucrul ăsta. Problema mea ține de etica familiei aici. Pentru că avem și o
serie de precizări date de urmașii lui García Márquez legate de motivele pentru care apare această carte. N-am fi putut să văduvim publicul din lumea largă de ultima respirație literară a iubitului nostru Gabo. Să fiu iertat. Dar eu, în locul familiei, n-aș fi publicat cartea asta. E o carte în care, sigur, se întâmplă lucruri, sigur, sunt repetiții care altă dată n-ar fi existat, pe care altă dată Márquez le-ar fi îndreptat. Dar nu cred că este în regulă să profiți de faptul că un om nu-și mai poate apăra opera și să pui pe piață absolut orice. Așa ceva s-a întâmplat cu niște zeci de ani în urmă cu integrala operei lui Arghezi. Urmașii au spus, căutăm prin toate sertarele și găsim ce-o fi, ciorne, nu contează, rebusuri, nu contează. Pur și simplu, ce găsim scris de Arghezi, publicăm. Făcând în felul ăsta, câștigând niște bani și făcând un deserviciu enorm lui Arghezi, care nu merita un asemenea tratament. Mi se pare că ceva asemănător se întâmplă aici. Repet, García Márquez este un autor enorm. Rao a publicat și bine a făcut cam toate cărțile mari ale lui Márquez și Un veac de singurătate și Toamna Patriarhului și Nimeni nu mai scrie colonelului și A trăit pentru a-ți povesti viața, care e deja o carte de memorii și este din ultima perioadă de creație, și Dragoste în vremea holerică este o splendoare. Aici însă firește că e greu să rezici ca editor și să spui nu, pasta nu, o citim, nu ne convinge, nu, ne pare rău, avem standarde. Însă mie mi-a lăsat un gust, pe cât de plăcut în anticipare când am luat cartea, pe atât de amar la sfârșitul ei, pentru că închizi cartea și spui, bun, ok, a fost 100 de pagini, a fost o poveste, o povestioară transformată în roman, cu ce rămâi după ea? Rămâi cu o tristețe că imaginea unui uriaș al literaturii a fost, după părerea mea, ciuntită. Să-ți aduc aminte că există o continuare la Pe aripile vântului, Margaret Mitchell. Păi stai puțin că eram la editura Olimp când a apărut continuarea. Da, da. Se numește da. Scarlet. Se numește Scarlet. Știu da. Cum da, se numește. Da. Da, da, a fost o modă a continuărilor atunci când autorii nu se mai puteau împotrivi. Da? Da. Există, dar mai sunt cărți și mai sunt, uite, nu-mi vine acum aminte, dar au mai fost cărți care au avut continuare. Da. Scrisă de altcineva, să înțeleagă lumea. Da, sigur. Adică da. Și era scrisă în ideea că trebuie să aibă un final fericit, așa. Da, și cartea a făcut, editura Olimp a avut tiraje enorme. Da, de zeci de mii. Bine, erau începuturile anilor 90, când recuperam cam tot ce era interzis și ne puteam permite să publicăm cu drept de autor sau fără, tot felul de... Olimpul plătea drepturi de autor, alții nu plăteau, se știu ei și știu și eu, dar au mai existat cărți de genul ăsta. Nu știu dacă nu și la Răscruce de Vânturi n-a avut așa ceva. Zici? Nu mai știu, dar poate mă înșală memoria, dar în orice caz, Scarlet... Două volume, mi se pare. Hai că avem două minute la dispoziție până când vine stimata doamna Popescu să zicem ceva despre stai că vin cuvintele imediat după generic. Da. Fotbal și fotbalanuc. Nu știu cum să te perpelesc mai bine înainte. Da. Avem 14 ligi. E greu. Da, e greu. Voi da, câte da. Aveți? Noi cine? Noi aproape una, voi Arsenal. Sunteți în drum spre prima, da? Noi o să jucăm cu Bayern și cetățeanul Kane s-a accidentat la gleznă pe termen scurt. Poate nu o să meargă lui Bayern. Da. Poate. Da. Da, da, da. Bine, Arsenal nu-i Lazio, adică e mult peste da, Lazio le-a mers. Da. Nu, lasă că la ultima, la trecută întâlnire a fost 10-2 pentru Bayern. Aia din 2017. Aia din două mașe. Odată au luat 8 și odată au luat 2. Cred că așa a fost în parțiala. Și nu cred că mai înșel. Sau s-a fost 7-3 ceva pe aici. Bayern cu Arsenal? Da.
Știu că Bayern i-a căsăpit pe PSG acum câțiva ani în pandemie. Nu, i-a căsăpit în 2017 pe Arsenal, le-a dat goluri cu ghiotura. Deci înseamnă că până în 2020 a fost cu Barcelona. Ăștia fac fapte urâte. Simte că era minutul, mi-a scris Radu Naomi, eu nu eram în țară și mi-a scris, bă, e bine să te uiți la meci, că e minutul 11 și 1-1. Zic palpitant și îmi tot trimitea mesaje, 6-1. 7-1. Am crezut că râde de mine. Și m-am oprit. Asta era cu Barcelona, cred. Da, cu Barcelona. Și 8-2 a fost. Și m-am oprit într-o dreptul unui restaurant și m-am uitat înăuntru, că era un televizor și am văzut 7-1, nu mi-a venit să cred. Dar nu o să aveți viața ușoară. Sigur, viața cea mai grea o are Real. Că, vorbim de sferturile Ligii Campionilor, că poate n-am spus lucrul ăsta. Da, dacă nu s-au prins doamnele din viața noastră, vine Liga Campionilor pentru noi. Da. Arsenal, Bayern și câștigătoarea de acolo întâlnește câștigătoarea de la Real Madrid Manchester City, da? Pe o jumătate de tablou, așa zic. A fost 5-1, cred că a fost 5-1 în două performanțe. Vezi, da. Vezi. Da. 8-2 era cu Barcelona. Da. Și dincolo ce avem Atletico Madrid cu Dortmund și PSG cu Barcelona. Da. Da. Cu Luis Enrique, care e la PSG și a fost la Barcelona. Da. Și dincolo cu Atletico, surpriză după părerea mea, Mircea Lucescu a declarat recent într-un interviu că o vede ajungând în final. Pe Atletico? Cel puțin în final. Ce în final ajung oricum. Da. Așa a spus. Da. Posibil. Păi, da, ce posibil, te împiedici de ei, cumva e sigur, la sol, dar ei sunt cei respinși întotdeauna pentru fotbalul lor agresiv și nespectaculos. Ei bine, cu Inter au jucat foarte spectaculos și foarte ofensiv și au ratat niște lucruri de neratat. Da, eu îi vă favoriți în fața celor de la Dortmund. De la Dortmund și mie îmi par favoriți. Da. Așa și cum Bayern este favorit în fața lui Arsenal, prin putere, dimensiune, jucători, luați post pe post, sunt mai buni. Da. Cu jucătorii luați post pe post, au pierdut tot felul de meciuri pe care n-aveau voie să le pierdă. Arsenal nu a fost vreo ceva cheie de boltă meciul cu Porto, cu care... Nu, e adevărat. A fost încrâncenare mult acolo, da. Da. Și iar la PSG cu Barcelona nu știi ce se întâmplă, pentru că, uite, PSG-ul, sigur, domnește în continuare în campionatul, că asta ar fi mare lucru. Afară nu prea face treabă, iar Barcelona, care era o echipă pusă la colț cam de toată lumea și ironizată, uite că trece de Napoli, ceea ce nu e o surpriză, dar bate la Atletico 3-0 în campionat, ceea ce e o surpriză. Atletico tocmai o scosese pe Inter, toată lumea ar fi zis, aici o să fie un meci strașnic și s-ar putea ca Atletico să învingă. Uite că nu s-a întâmplat. Da. Să vorbim acum despre marele meci. Care e ăla? Da, Real Madrid, Manchester City. Real cu City. Păi, nu știu... Habar n-am. Nu caut scuze, dar Realul încă are accidentați destui. Da. City pare mai adunată. Și ei au accidentați. Și ei accidentați, dar nu atât de mult. Și ei par mai bine sudați, cred. Dincoace... Da, nu știu, e un meci care, sigur că e un clișeu, dar e un meci în care se poate, o dublă în care se poate întâmpla orice. Adică ei s-au tot eliminat una pe alta, au tot căzut una cu alta și nu în finală. Și fiecare are argumente. Fiecare are un antrenor iconic, să convenim. Carlo Ancelotti, față de care eu recunosc că am avut anumite rezerve la început, dar care îmi dau seama că are o pedagogie și un fel de a ține în mână un grup de răsfățați prestigioși, are rezultate cam în toate campionatele mari. Dincoace ai un inventator care a reușit să inventeze și la Barcelona, poate și la Bayern ceva și acum la City. Deci la City el este deocamdată în urmărirea lui Arsenal și Liverpool, dar să-i ferească Dumnezeu și pe unii și pe alții să ajungă pe locul întâi, că s-a terminat. Păi are 15.000 de victorii la rând, știu. Și pe 31 are meciul cu Arsenal pe Etihad. La 18.30, într-o duminică, Doamne ajută la toată lumea, dacă îi ciupim, i-a încălcat în picioare, am urât. Da. Dar nu-i ciupim, spun, că e greu. Spun că în avantajul Real ar putea,
condițional. Ar putea funcționa ecuația din campionatul intern, unde Real pare desprinsă, pare iarăși, am vins la, la Osasuna 4-2, Barcelona e încă departe la 8 puncte, Girona a cam dispărut, Atletico e foarte departe, Atletico e după Sociedad, cu care luptă pentru ultimul loc de Champions. Deci în campionat e mai liniște pentru Real. City are frontul ăsta al campionatului care e complicat. Da, bine, dar Real îl are pe Vinicius, al cărui talent, pragmatism și inteligență în joc. Păi este un jucător care se autocontrolează greu. Adică lasă că e greu de controlat de ceilalți, dar el însuși are momente în care se complică singur. El are talent, nu discutăm despre calitățile lui, despre talent, despre vivacitate, despre hărnicie, un fotbalist foarte harnic. Dar încă mie îmi face impresia că încă nu e închegat și că are perioadă în care mintea lui nu e cum trebuie. O fi în Brazilia. L-am văzut acum în meciul de campionat cu Osasuna, marcând un gol al patrulea, mi se pare o execuție de mare finețe. Așa a vrut să facă, nu i-a ieșit. Aștept să revină cât mai aproape de forma inițială Bellingham, care e pe tobogan de câteva meciuri încoace. În campionat a fost suspendat două meciuri. Și ce mai aștept? Aștept efort de la Valverde, de la băieții aia care sunt responsabili cu fuga și aștept să văd în ce măsură Ancelotti, indiferent ce se întâmplă în sfertul ăsta, va reuși să se desprindă de vechea gardă. Pentru că asta face parte din pariul Real. Kroos are un sezon formidabil. Are un sezon formidabil, dar nu mai ține nici el la tăvăleală, Modric la fel. Sigur că apare într-un meci cum e ăla cu Sevilla și marchează și te scoate. Dar cred că viitorul va fi Camavinga, Bellingham și Valverde plus Rodrigo, Mbappe, Vinicius. E o variantă. E una dintre variante. Așa că variante. Vine Mbappe la voi. Dacă este echipă pe lumea asta care poate să o scoată pe City de pe traiectorie, este doar Real Madrid. Probabil că da. Însă City este o echipă blindată. Nu e fără fisuri. Atenție, s-a văzut lucrul ăsta. Au slăbiciuni, dar au și variante de joc. Mie îmi par a avea mai multe variante la dispoziție decât Real. Cu jucători de care noi am râs cu niște ani în urmă, gen Foden, cu jucători de mare inventivitate, fie De Bruyne, fie Bernardo Silva, cu un jucător pe care eu nici nu l-am observat la Villarreal, pe Rodri, și care este indispensabil în sistemul lui Guardiola. Lasă că a marcat în finala de Champions cu Inter, dar e un jucător fără de care e greu de conceput City la ora asta. Deci e pe locul 3 din cauza că a lipsit Rodri câteva meciuri. Asta este motivul. După întoarcerea lui Rodri n-au mai pierdut. Dar o să fie. E sfertul cel care atrage atenția tuturor. Sper să-l pună la 5 după amiaza, să-l vadă toată planeta. În frunte cu mândru popor chinesc. Da. A venit Diana Popescu. Prieteni, a revenit Diana Popescu. Pare că nu te-am văzut de foarte multă vreme. Aplauze! Hey. Doar pare că nu ne-am văzut. Hai să nu exagerăm. Da, păi doar pare... Nu simți nimeni lipsa. Ai dreptate. Iată-ne. Gata, dacă am stabilit asta, pot să merg în treaba mea? La revedere. Am stabilit aceste raporturi, drăgălășenia dintre noi persistă. Da. La aceleași cote. Ne-am văzut luna asta pe undeva? Ne-am văzut, sigur, la concert, cu siguranță la Edith Piaf ne-am văzut. Exact. Da. La Sala Palatului. Când am greșit amândoi ora. Eu nu am greșit ora, dar pentru că am mers cu mama și pe mama nu o poate clinti nimeni din orele ei de mers, am zis, hai să mergem noi mai bine mai devreme. Că dacă începe mai devreme. Da, și am avut timp de un spumant. Asta voiam să trebuie. Și ce ați făcut dacă ați venit mai devreme? Am luat un spumant. Corect. Cafetele. Da. Deci nu numai la Festivalul Enescu. Nu. Asta e un obicei. Da. E să mă duc eu mai des la Sala Palatului. Uite, că n-am văzut. Am descoperit că și la Barul Operei există aceste opțiuni. Asta știu. Spumant? Da. Tot cu mama am fost și la operă, de curând.
putem să facem mai curând un review al spumantelor, că unde te duci tu la expoziție, teatru, concert? Sunt cam aceleași, să da? Știi. Adică da. E o varietate mult mai mare de spectacole, de opere, de concerte, de așa mai departe, decât de spumant. Da. Oamenii ar fi trist să fie invers. Da. Oamenii se limitează la 3-4 etichete și cam alea sunt. Concertul cu Piaf, cum ți-a plăcut? Care n-a fost cu Piaf, a fost cu cântecele. Da. Doamnei Piaf. Păi să știi că o jumătate din el am avut timp să mă gândesc la toate ale mele și în a doua jumătate am plonjat în treabă și chiar mi-am adus aminte de niște piese de la doamna Piaf de care uitasem și care erau printre favoritele mele în timpul liceului, când era și doamna Piaf la liceu. Da. Și, mă rog, am fost cu mama și mi s-a părut că e un cadou drăgălaș de 1 martie, apoi pentru 8 martie am fost cu ea la operă și am văzut povestile lui Hoffman, fraților, pe care vă recomand să le vedeți. Așa? Dincolo de muzica lui Offenbach, care mie îmi place foarte tare, e pe lista mea scurtă, alături de Rigoletto și alte câteva lucrușoare, dar este o montare foarte inspirată a unei echipe de italieni. Cu o scenografie foarte, foarte, foarte mișto. Și se întâmplă ca distribuția să se schimbe de la o reprezentație la alta pentru că au soliști invitați. Și am descoperit cu ocazia asta că există o soprană care se numește Oana Șerban, pe care o recomand călduros, înțeleg că ea activează la opera comică în general, dar a fost o Olimpia absolut minunată. Și a fost foarte simpatic să descoperi că nu trebuie să-ți vină neapărat soliști invitați de pe la Staatsoper sau de pe unde te mai duce gândul, că avem și aici loco oameni foarte buni. Iar scenografia italienilor, regia, proiecții, la operă chestii cu proiecții mai puțin, dar dacă aveți attention span-ul ăla destul de larg pentru asta vreo trei ore la operă. Trei ore durează? Au și niște pauze, vreo două cel puțin. De spumant. Bine, de știu. Pauza de dinainte, prima pauză e de spumant, cealaltă e de... intrat în poveste mai tare decât până atunci, dar povestirile lui Hoffman anytime. Ok. S-a notat. Opera română, pe termen lung. Da, e un spectacol destul de nou, cred că a avut premiera prin 2022, așa că... A fost și eu de 8 martie. Unde? La sala Luceafăru, la When Mozart Meets Vivaldi. Ia. Așa, am văzut, ai scris pe internet. Da, da. Foarte frumos. Melomani între noi. Tu ce ai făcut de 8 martie? Da. De 8 martie știi bine ce am făcut, am venit la petrecerea ta. Da. Da. Mi-am adus aminte unde te-am văzut. Era la tine. Era o rundă prelungă de băut. Pentru că... Nu prelungă în cazul tău, poate că eu n-am băut nimic pentru că a doua zi aveam de filmat podcast Cronicarii Digitali, așa că nu. Eu am băut două pahare de vin, deci n-am băut, am băut mult apă. Am făcut pe DJ Dragoș și cu mine în J-Bistro. Așa, da. Și am avut program de dive, că era de 8 martie super gagici. Da, a fost foarte bun. Dragoș e foarte priceput. Este, să știi. Am și dansat în câteva... El a fost DJ în Cluba o vreme. Avea program marțea când era tânăr jurnalist. Încercam să văd dacă am o poză cu tine de la petrecerea respectivă. Să vrei să mă dai în vileag? Să te vadă, stimatul Radu Paraschivescu, cum ai fost tu îmbrăcată în ziua respectivă. Da, cred că am văzut ceva pe Facebook-ul tău. Da. Eu nu merg acolo ca să fac vreo impresie bună, adică ce sens are, pe cine mai păcălim. Da, uitați-vă pe Facebook-ul Lianei Popescu să vedeți ce pijamale impresionante au avut. Era un onesie. Deci asta am făcut de 8 martie am mai fost și la, am fost la Rostov pe 9 martie. Domnule, program intensiv la Teatru Act. Noi am fost aseară, fix. Ai fost aseară. Așa? La ce? La Langs. Langs. Langs este un text multipremiat, este al lui Macmillan. Adică plămâni în engleză. Plămâni în engleză. Și voi știați că mai există un Constantin Tănase în teatrul românesc care ne este cât se poate de contemporan? Nu. Și vizibil mai tânăr decât noi? Are nașul mare. Nu. Este Nicolae Constantin Tănase, care, deloc întâmplător, a regizat acest spectacol în două personaje,
care este foarte despre fiecare dintre noi, întrucât un cuplu de oameni citiți, responsabili, preocupați de viitorul planetei, ajung la întrebarea, facem și noi un copil? Și ce derivă din asta, toate întrebările pe care ajungi să ți le pui, băi, e lumea cea mai potrivită în care să faci un copil? Ce se va întâmpla cu noi, ăștia responsabili, care oprim apa când ne spălăm pe dinți, care colectăm selectiv, care suntem grijuli la amprenta noastră de carbon? Oare e bine să facem asta planetei noastre? Și sunt tot felul de întrebări, de îndoieli, de răzgândeli, de crize, de momente în care nu știi încotro să o iei. O piesă foarte bună și un spectacol cât se poate de minimalist. Recunosc, am văzut doi spectatori la 70, cred, care au plecat din sală. La act nici nu poți să pleci din sală. Au plecat săraci, erau destul de lângă ușă și mă foarte întreb ce s-a întâmplat, ce li s-a întâmplat oamenilor ălora de au plecat. Probabil se așteptau la, nu știu, la o scenografie clasică, la niște multă mobilă, la ceva draperii, la niște schimbări de costume. Dar este foarte fun că în indicațiile regizorale pe care le află spectatorul în primele 5 minute se și spune, nu mutăm mobilă, nu schimbăm lumini, nu schimbăm haine, este despre altceva. Adică această criză de cuplu și nu numai de cuplu, nu are nevoie de foarte multe artificii. Dar cei care au plecat erau și ei cuplu? Sau erau, păreau cuplu. Păreau cuplu, dar sigur nu mai erau la vârsta la care se întrebe dacă fac un copil sau nu. Și, nu știu, sunt foarte curioasă dacă i-aș recunoaște pe stradă, i-aș întreba ce a fost, ce s-a întâmplat, pentru că noi ăștia alții am plecat de acolo foarte destabilizați. Am fost cu fratele lui Dragoș la teatru, pentru că omul a hotărât la 30 un pic să intre în lumea asta, să vadă și el despre ce e vorba. A crezut că a hotărât să facă un copil, știi, și l-ați dus la piesa potrivită. Nu, și omul a fost, după spectacol, ne-a spus, băi, m-a emoționat mai mult decât aș vrea să recunosc. Așa. Adică de la înălțimea de 1,85 a unui om cu barbă și foarte adunat, așa, a zis, băi, m-a cam zgâlțit treaba asta. Dar la mine când m-am, când m-am dus eu la E adevărat, E adevărat, E adevărat, a plecat o tânără traversând scena. Prin scenă, că auzise o expresie mai dură. Dar ce expresie dură a fost la adevărat? Este expresie dură? Poate cine știe, eu mai fi scăpat. Dar... Mă întreb câți dintre noi nu mai scapă măcar o expresie dură în viața asta care te duce în punctul ăla în care vrei să... Trebuia să mă fi văzut pe mine acum 3 ore. Am fost numai artificii, am fost pe aici. Serios? Da. Ce, n-ai remarcat, nu? Îmi pare bine te-am că auzit că... Da. Știu, dar nu ți-ai permis artificii la cameră? Nu la cameră, în spatele camerei. E lumea adevărată a artiștilor, unde este suferința, drama, ce cauți tu acolo? Trăirea. Eu sunt un artist în felul meu. Nu știu exact domeniul. Acum a dat, când măscărește, o dă parte. Da. Când măscărește. Ce să zic? Mai avem, uite, de exemplu, avem posibilitatea de a merge undeva unde nu cred că scapă nimeni niciun fel de vorbe dubioase sau buruienoase sau la muzeu. La muzeu. La Mina. Ați auzit de Mina, de Museum of Immersive New Art? Seamănă cu unde te duci tu des la Paris, să spunem, cu luminile. La lumiere. Atelier de lumiere. Așa. Acolo. Da. Avem și noi atelierul luminilor. Imersivele noastre. Avem imersive și acasă. Aia vreau și eu să fac acum. Da. Așa. E Van Gogh cu Klimt? Exact această combinație. Acolo vreau să mă duc. Urmează. Că mă gândeam, zic, domnule, Picasso mergem am avut la noi. Mare, Dalí avem în continuare la Arcub, la Cabrovei. Mergeți, domnule, aici pentru 360 cel puțin, pentru că intri în niște încăperi unde este Van Gogh, cum zic oamenii, sau Klimt, că aici nu e niciun fel de problemă. De colo până colo, pe toți pereții, pe tavan, pe podea, se întâmplă lucruri, interacționezi cu lucrările, te trezești că ești personaj în tablourile ăstora, ești înnebunit după ei. Noi ne-am dus la atelier de lumieră, a fost minunat. Ia să văd că eu sâmbătă, cred că sunt oraș, ia să fac și sâmbătă sigur au deschis, că bănuiesc că au oamenii închis lunea, marțea.
Mergi cu încredere undeva prin Floreasca, prin zona aia. Nu e în Pipera? Parcă nu era... Da, mă rog, Pipera, o descurcăm. Cu Floreasca, Pipera, nu știu, Floreasca, tot un drac. Da, ce da, să... da. Da. Dar arată încântător, credeți-mă pe cuvânt, și ești acolo. E în și cu treabă. Muzică, Diana. Și... E cu muzică, așa e. Când așa era și la Paris. Zece prăjit. Pe spinarea ta. Dacă la Paris poate cât Edith Piaf. Da, n-au dezvoltat treabă cu mirosuri sau cu alte lucruri, dar poate mai bine. Audio și video e... Ce drăguț. E foarte. Și să vezi copii care țopăie acolo lucruri și sunt în lumea lor, în șosetuțe. Și se stă pe unde se apucă. Exact. E aglomerat? Nu. Pe principiul omor? Nu, omor. E în general la prima... Da, la abatere, la vernisare, la deschidere. Da. Și e pe ore, nu? Din sfert în sfert, din jumătate, nu e așa? Sau cum? Uite că nu mai știu exact. Intri când vrei, ieși când vrei. Ia să ne luăm bilet de pe ore. Suntem și noi aici. Din ce mi-amintesc, nu e pe ore. La Picasso a fost pe ore. Erau că la Paris la era pe sloturi orare, dar adevărat că odată intrat, puteai să stai 5 ore acolo. La Paris, da, așa e. Te duci, stai acolo, te întorci când vrei. Și mai au lucruri și pentru copii. Au lucruri gândite pentru copii. Au vrăjitorul din Oz imersiv. Îți dai seama cum este să... Ce citim noi povești sau ne uităm la televizor? Intri acolo direct. Ești Dorothy când vrei, n-ai niciun fel de problemă. Pantofi roșii sau nu, n-are importanță. Un Liverpool-Milan 2005 imersiv. Asta ar merge. Da, acolo vin vorbele alea. Ne întoarcem la limbajul acela. Da, și plecăm din sală. Merge și un Madrid City imersiv. Plecăm din sală, la vestiare plecăm. Poate vă imersează City vreo 6. Am mai auzit niște vorbe grele de curând. Da. La un alt teatru, la Metropolis. Vestea bună este că nu numai la Afrim se epuizează biletele în timp record pe următoarele nu știu câte reprezentații. Cred că la multe teatre din București. Există la Metropolis ceea ce se numește Cine l-a ucis pe tata. Okay. Este un text contemporan al lui Edouard Louis, un text autobiografic. Mie mi se pare că deja ai un punct în plus când scrii despre tine și nu neapărat o treabă de ficțiune calculată și după rețetă, oamenii simt și intră în poveste mai repede. E un text cât se poate de dramatic despre cum ajunge un tată să fie ucis la propriu sau la figurat de sărăcie, de violență, de prejudecăți, de foarte multe lucruri nasoale care se întâmplă în continuare în viețile multora dintre noi. Și Andrei Măjeri, care este regizorul spectacolului, a făcut o chestie absolut fabuloasă. Este o trupă de actori foarte tineri, par studenți, dar sunt în general absolvenți. Și nu poți să spui, domnule, există un rol principal acolo. Există un organism din 6 băieți care interpretează multe roluri de-a lungul acestui spectacol pe care Măjeri a reușit să-i facă să funcționeze absolut fabulos. Există o coreografie foarte mișto acolo. Guess what? Andreea Gavriliu! Yes! Minunat! Am văzut asta. Și te întrebi cum se ajunge la un spectacol din ăsta care nu seamănă cu mai nimic din ce ai văzut la noi. Cine ia deciziile astea, poate conducerea Metropolis, care, apropo, este o conducere interimară, cum se întâmplă la toate teatrele din București. La toate teatrele Ușor, de stat. N-a vrut să pună director. Inclusiv la Național, care nu ține de primărie. E la Ministerul Totul Culturii. Este un interimat de colo până colo. Nu s-a împărțit algoritmul, căci, da, mă înțelegi. Și faptul că nimeni nu poate să ia decizii pe termen lung, nimeni nu poate să stabilească, domnule, care e strategia noastră pe următorul an, pentru că mie îmi expiră mandatul în jumătate de an sau în 3 luni. Sau... Ei, nu, dar e perfect absolut... în acord cu țara, pentru că, uite, dacă vrei un titlu de carte, ți-l dau eu. Ia zi. Sau un milion, mie, mai negociem. Așa? Țară pe termen scurt. Asta e, să știi că e România. E o țară pe termen scurt. Nu m-aș grăbi să dau verdictul ăsta, pentru că într-o vreme la Brașov, la teatrul de la Brașov, era un interimar de 12 ani. Păi da. Deci nu sunt primari cu să... mandat întregi. Imediat să scurta mandatul acolo, nu e problema. Dar nu, e de văzut. Deci încă o dată, cum se cheamă? Se cheamă Cine l-a ucis pe tata.
E vândut până în iunie, până la jumătatea Mulțumesc. Lui iunie. Ești amabilă. Știi că sunt amabilă, da, că vin aici cu o plină de amabilități. Da. Dar atâta dramatism și atâta tandrețe și atâta lucru fin pe care ai timp să-l observi, îți dă măjeri timp să-l observi, deși lucrurile acolo se agravează și se inflamează. Și când am fost la reprezentația de acum, nu știu, o lună, venise și autorul și au fost și discuții după cu Mihaela Mihailov, care a făcut dramatizarea acestui roman. Și îți dai seama că a te arăta vulnerabil, până la urmă pare, nu știu, probabil cea mai bună soluție în zilele noastre în care atât de mult facem pe durii și pe indestructibilii și pe ăia care nu varsă o lacrimă la nimic. Noi nu. Voi nu? Când ai plâns ultima dată, Cătălin Striblea? Da, stai să mă gândesc. Trebuie numai pe el. Înseamnă că tu știi cu precizie. Despre tine. Nu despre mine, despre el. Da. Nu știu să-ți răspund cu precizie. Sigur trebuie să fi fost ceva eveniment emoționant cu sport sau ceva. Nu, am văzut ce. Da, pe ce nu plângi la sport? Nu știu, plângi? Păi, da, cum? Când vezi diverse chestii. Bă, nu știu, o să mă gândesc și să răspund emisiunea viitoare. Te rog. Sau scrii pe YouTube acolo, postez un comentariu. Da, poate vor oamenii, că mi-am adus aminte, da. El știe precis de asta și mă stăcește. Da, eu știu, evident. Când? Ieri. Ieri. Azi e luni când înregistrăm, deci ieri duminică. Da. Hai să zicem. Da. Ce face omul duminică? A fost lăsata secului la carne, deci da, probabil. Ce, erau ceva prăjituri și n-ai avut voie? Lăsata secului la ciocolată. Nu, mai altceva a fost. Ai plâns, ai citit. Piesa aia de înmormântare. De care vorbeam la început. Da, de care vorbeam la început. Da, ascultam piesa. Da, muzici. Going Home. Da. Da. O mechitură de până anii 80, dar pe mine mă rupe de fiecare dată. Da, da, râcăie. Râcăie mai mult decât ar trebui. Na. Am înțeles. Da. Râcăie cât o lași să râcăie. Da. Poți să mai... Okay. Okay. Nu, voiam să rog să mai stai un pic cu noi ca să te mai râcăi un pic. Așa, să mai stai cu noi două minute să... pentru că am zis că la rubrica de mâncăruri vorbim despre platoaș. Bine, dar eu nu rămân cu gândul de a-l râcăi pe Radu, da? A, nu, aici sunt nerăcăibil la platoaș. Oana Beș. Oana. Oana. Okay. Oana și mai cum. Exact. Da, stau cu voi. Și ce-ți? Pe mâncărică. Mâncărică. Platoaș. Oale, pulcele și tigăi. Da, în primul rând asta îmi place, că se păstrează tradiția diminutivelor. Deci platoaș de multe ori înseamnă o chestie jumate din masa asta, pe care ai o grămadă de diminutive reci. Cârnăciori, fripturi, da, slăninuță, fripturică rece, cârnăciori, prânzică. Da. Icruțe, ardeiuț, da, și cepuță, roșioare. Hai să ne ajungem la lucrurile astea. Roșioare. Cepșoară, se zice. Cepșoară. Dirty mind. Da. Da, și așa mai departe. Mie asta îmi place, în primul rând. Un coar de iuț. Ca să nu te sperie. E ca prețul ăla psihologic de 29,9. Deși la tovaș, că dacă te arunci într-un dita mai... Da. Deși la platou prețul e cel mai mare. Ăla nu e diminutiv deloc. Nu știu. La platoașul are un preț... Dacă e trecut în meniu, pentru că există acea capcană să vă fac un platoaș, din lucrușoare mici, ce? Deci 100 de grame din alea, o grămăjoară din altceva, cât poate să fie și mult. Te liniștește. Cel mai mult. Îmi place logica paradoxului care funcționează aici involuntar, dar nu numai la platoaș, în general. Deci tu folosești diminutive, folosești ceva mic ca să arăți că ai în spate o intenție mare. Indiferent unde duci, la control medical, la casă, preocuparea pentru client e mai mare cu cât folosești mai multe cuvinte diminutivale. Și eu nu renunț la ideea mea de a scrie la un moment dat o povestioară, poți să-i spui altfel, care nu se cheamă... Nu o poveste, că e Nu, n-are niciun sens. Care o să se cheme, țin la titlul ăsta, sper să-l fure nimeni, o ziulică din Viețișoara lui Petrișor Ciupercuță. Deci eu vreau să... povestioară asta. Adică... trebuie, neapărat. Eu am această întrebare, nu m-a lămurit nimeni dacă avem ciorbă de văcuță, de ce nu avem și de burtică? Da, chiar. De ce? Serios? Da.
Și purcel la tavă există, dar da. Friptură de purceluș? Cum de porcușor? De purcelușel. De purcelușel este. Și chiar așa știu, trebuie să se numească lapte, pentru da, că... Da, da, e... da. Da, dar porcușor. Adică ai văcuță. Ăla da? E de Guinea deja. Da, oiță nu există. Da. Friptură de oiță? Da. Da, dar există berbecuț. Berbecuț. Pasăra mai de berbecuț. Mai trebuie este. Lucrat. Da, la diminutive, da. Da, 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 da. Niște măduvioară. Păstrămioară. Păi măduvioara trebuie să se deosebească de măduvă. Da. Adică da, acolo da. Măcar are un sens cum e ficatul da. Și sunt ficăței. Ficăței. Care da. Sunt mai mici da. Și mai mulți. Da, da. Nu o să vină niciodată un ficățel da. Stingher acolo da. Pe un platoaș. Și obrăjori da. De vită, da. Poate da. Zic altfel. Da. Obraz da. De vită, fălci da. De vită. Obraz frumos. Dar există da. Fălcuțe. Fălcuțe asta când da. Te uiți la un om care s-a îngrășat cazul meu. Deci, cum nu, dar sunt și fălcuțe. Ce ziceai că ai slăbit două păi nu, am slăbit, da. Nu, când asta a fost mai demult. Am înțeles, am pierdut eu ceva pe trup. Nu, nu, am slăbit, da. Oamenii când se îngrașă la noi, da. Ce fălcuțe a făcut. Așa, și care e platoașul ideal? Unul bun a fost adus de Cosmin, da? Dar fiecare poate să vadă platoașul lui ideal. Rece sau cald, stați? Și și, hai să vedem și, așa și, și. Da. Eu tocmai am început postul. Da, nu nimic. Ce practic postești? Pe mine da. Postez tot ce găsesc, ca să da. Zic așa, da. Da. Hai cu ăla cald. Cu ăla cald o dăm da. Așa, direct da. La cald. Bulete de cașcaval. Negreșit. Și neapărat. Cum, cu asta trebuie să începi. Da. Da. Bulete da. De mamă, dar ar Dumnezeu sănătate, da. Bulete de cașcaval. Cabanos da. Crestat pe da. Margine da. Să înflorească un pic? Da. Așa? Cabanos da. Înflorit, dar da. Cela trebuie să fie. Chifteluțe. Da. Chifteluțe, da. 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 Și ficăței. Și ficăței. Există și ciupercuțe, dar așa dacă vrei să mai echilibrezi un pic situația, să nu dai... Cărniță. Un pic de pui Shanghai. Acum depinde de specificul da. Locului. Da. Cum îi spui ăstuia la un restaurant tradițional românesc? Da. Eu cred că le zice, nu știu ce, grujoane la gujoane. Un... Gujoane. Gujoane, gujoane, de gujoane, da. 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 Okay. Da. Da. Tot, da. Gujon e oricum un termen da. Care e deci foarte neoși. Românesc. La, ce să mai pune la cald? Daci, la astea cald? Cald? La astea cald să pune, cam astea să pun, nu? La astea cald. Da. Da. Dar mai da. Fi ceva? Ne scapă ceva? Da. O să faci un fritomisto. Dai în pește un platou din asta cu asortiment de pești. Ah, poți să ai niște brânză halumi făcută un pic. Păi da, ai bulete de cașcaval. Lasă, da, da, ce nu, facem? Una. Facem da. Concurență? Ah, până la urmă, hai să fim da? Toleranți. Și halumi? Adică, merge cap, și eu da. Mă bag la halumi. Da, da, și eu. Merge, oh, no, no, no. Cum să nu să... Eu aș fi pus niște bulete de creier. Da, da. Da? Da. Suntem de acord toți? Da, da, ok, bun. Noi ce-am mâncat. Numai ce-am mâncat niște bulete de-astea am de creier. Am mâncat și o pungă mare de pufuleți înainte să vină încoace. 400 de calorii. Te-ai răsfățat. Sunt nebună. De asta de creier bun. La la rece... La la rece... Păi... Slană. Sluminuță, da. Da, da așa. Pui cu ceapă deoparte? Sau? Da, absolut. Da, deoparte. Brânză. Brânză, așa. Da, de vreo două feluri. Da. Cel puțin două. Minim, cel puțin brânză. Da. Aoleu, aia... Aia bubrânză de la Săveni? S-a da, mâncat? Dumnezeule, da. Da, bună. Bă, nu-mi dă decât cu porția. Dar ce brânză ce mai are? Brânză ce mai are? Că aia nu face... Grăsime. Și sare, probabil, mai multe decât are un pic de sare, da, bine, da. E, lasă că așa că da. Vorbim, nici nu se da, așează da, da, caloriile, da. Nici nu se... Da. Deci brânză să poate ne să fie de cap. Mai multe feluri. Ridichi. Da. Ridic. Da, ridic. Vă las vouă ridichile. Da. Ca niște roșii de-alea mici cherry, ca să da, se pătă. Da, 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 bine, da. Atunci pui și ceapă verde, of, dacă o facem așa de primăvară. Măslinuțe. Măsline, da. Trebuie și măslinuțe. Icre, icre, vă rog eu frumos. Icre, măi, și stai acum. Icre. Roșie umplută cu salată de vinete? Nu, o umplute. O umplute, urma să spun la sfârșit. Da, da. Dar tu n-ai voie o, nu? N-ai, tu mănânci numai umplute. Fără maioneză, dar cu o. Dar de ce fără maioneză? El se umple și cu gălbenușul, sigur. Aferent. Și de ce fără maioneză? Dar ce are maioneză? Se pare că mănâncă ou cu ou și atunci e supra doză de ou. E din ou. Da. E pentru mine vorbeam, pentru că e foarte bun. Chestia aia cu cașcaval. Doboș cu șuncă și cașcaval, te-am văzut. Da, 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 da. Aia făcută straturi. Da. Bună, la când, scobitoare. Da. Am mâncat eu cândva de mult la un restaurant defunct de fițe din București. Așa? O chestie pe care nu mai pățisem până așa? Atunci. Un doboș din ăsta, da. Clătită somon fiume, clătită somon fiume. Da. A fost o treabă. Cum îi zice defunctului? Da. Nu mai contează acum, da. Velvet.
Verde. Ah, cunosc, Sala Palatului. Sala Palatului, lângă concerte. Că știm, exact, da, știm. Acum e o chestie cu jucării, jocuri proste. Da. Să aibă morcov sau castraveți făcut de la trandafir, așa? Nu, sau... din Salam de Sibiu, trandafir, corect. Așa, corect. Da. Hai, corect, frate, lasă morcovul în treaba lui. Da. Și un pic de șuncoliță sau... Da. Am pus mușchi, am pus păstrămioară, da. Ceva, mușchi, file, proșuto, dacă suntem cosmopoliți. Rămân eu cu slana și vă... Da, am avut data trecută niște ghiudem și niște babic și am mai fost, Da, grav. Da, am uitat să zicem la platou cald, mici, frate, trebuia să fie niște mici, stai puțin mici, acolo, merită toată atenția. Niște farfurii separate. Farfuria cu mici, farfuria cu ceafă, farfuria cu șnițele, cu nu le amestești cu altceva. Cu achioare, cu nebunii. Micul e o instituție. Băi, mai sunt la platourile reci. Eliade a scris aspectele micului. Da. Mai sunt la platourile reci prin niște locuri, mai sunt un fel de pateuri, așa, un fel de aluat umplut cu câte ceva. Da. Ori cu ciuperci, ori cu brânză, ori cu carne. Să mai punem niște carne exact, în compoziție. Da. Și cu icre, am văzut și nu știu ce, și alea bune, frate, foietaje să mănâncă foietaje din alea, da. Sănătate curată. Bași patru din alea. Și jumări ce are. Și șorici. Și șorici, și fiuiști. Am virat dinspre primăvară către Crăciun. Da, jumări mici. Mare mânci ca pe semințe. Și am mai fost niște locuri când se pune platoul ăsta, mai sunt niște picioare, deci ce or fi fost ele, nu știu. Apropo de jumări mici și de chestii din astea, la restaurantul Nicorești, pe vremuri aveau ceea ce se numea șorici de curcan, care însemna pielea de pe gât, tăiată, aruncată la ceaun și făcută niște jumări. Era cum ceva. Întreabă un prieten al meu, ce poate fi greșit aici? Da. În șoriciul de curcan, niciodată. Mă dau o zacuscă. Și zacuscă. Și fasole bătută, dacă vrei. Da, exact, bătută măr. Humus cu slănină și cu ce Da. Și un tabule și baba ganuș. Dar facem un platou de libanez. Da, sigur. Da. Libanezii mă salvează pe mine în post în ultimii ani. Sunt ce prieteni. Eu mănânc destul de des de la libanezi. Da, să le dea Dumnezeu sănătate. Au niște rulouri cu brânză. Da? La mine n-am voie foietaj, n-am voie brânză. Rest e ok, da. Dar mărarul e delicios. Dar poți să te uiți la ele. Da, mă uit. Să mănânci tabule din alea până când pocnești. Da. Platoașul e o invenție când începe stomacul să vorbească. Da, nu? Sunt aici să știi că avem niște dischete din alea de orez. Niște dischete de machiante. De alea a biscuit, niet, ca în bancă. Carton din ăla. Carton, știi cum mă înving în ele? Serios? Eu cred că nu mai duc. Cum spuneau, și nu scârții când mesteci. Cum spuneau niște prieteni, perete. Mănânci perete din ăla. Polistiren din ăla. Da, exact. Mamă, dar ce platou am făcut. În mintea noastră nebună. Da. Ah, eu zic că suntem sătui acum, e tot o regulă. M-aș mânca și de la benzinărie. El a prosciutto de la, merge un pic de melone la... Băi... Merge de dulcione pentru mine. Adică ajungem la vitelotonato imediat și se rezolvă treaba. Niște carpaccio de... Stai că am mâncat vitelotonato alaltă ieri. Serios? Da. După ce am fost cu voi... Da. Și la Sinu ne-am mâncat cât a fost. Da, nu, dar am scăpat la prânz. Am luat-o pe Irina, hai să mergem la restaurantul lui Ianțu, că nu fusese rău. Da, chiar, de ce să nu mergem, da. E chiar în centru. Da, că era bun vitelotonato, foarte bun. Da. Da, și aveau și niște melanțane, parmigiano. Da. Bun de tot. Asta e treaba. Asta nu prea merg la platou, cu ocupă mult loc fiecare, știi? Asta sigur, e defectul lor. Da. Dar poți să faci un platouaș într-o jumătate de vânătă. Pui acolo ce și brânză, și carne, și sos. Pui cald, pui nu mai știu ce era, pui numai salamul de Sibiu. Salamul de Sibiu, că îți face din cal și pui. Un cal, un pui. Oribil. Dacă mai sunteți în viață, încheiem acest podcast aici. Acest podcast hipercaloric? Da. Noi trebuie să mâncăm ceva. Așa. Poate voi. Lasă că merg acasă și mănânc icre de fasole. Există acest loc. Da. Ok. Bun. Doamne aștept cum ar fi. Stimați ascultători. Stimați consumatori. Da. Asta vreau să spun. Acest podcast se încheie aici. Spor la treabă. Bye-bye. Radu Paraschivescu. Cătălin Striblă. Iana Popescu. Pa. Ciao. Vorbitorincii.
un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.